Ce zi frumoasă să nu muncești. Bă, Ana, vreau să te anunț că oficial astăzi nu am muncă, nu am nimic de făcut. Ce mi-aruși, mă, mie asta? Doamne, aruncă și tu asta. Ai coșul de gunoi fix lângă tine, Ana. Și în primul rând te-am rugat frumos, bă, Ana, nu mai lăsa asta deschis, că miroase urât, că sunt gunoaie și chestii mielene, n-am chef. Da, te-am rugat să lași închis dacă se poate. Deci, după cum îți ziceam, Ana, astăzi nu am nimic de făcut și te-aș ruga frumos să nu fii foarte enervantă. Bă, dacă se poate astăzi să mă lași și pe mine să mă relaxez, nu am job. Nu am nimic, vreau doar să stau să mă uit la televizor. Poate facem un grătar mai încolo. Mamă, ce aș mânca un grătar. Bă, e bună viața, Ana. Deci eu vreau să mă uit la un clip cu Minecraft de câteva zile, dar efectiv nu am apucat. Dacă se poate să te dai gen din fața mea ca să urmăresc clipul gen. Da, mulțumesc, Ana, te rog. Doamne ferește, bă, Ana, ce faci, mă? Lasă-mă, mă, să mă uit și eu la ăsta. Te rog frumos, nu mai schimba programul așa. Bă, te rog eu, Nu, fără mișto acum. Vreau și eu să stau liniștit. Abia început ziua, bă, de un minut început ziua, te rog eu, lasă-mă și pe mine să mă uit la ăsta, atâta te-am rugat, hai, dă-te la o parte și mai încolo facem ce, nu, de ce, cum adică de ce, vreau și eu să mă uit ca orice om la ăla, dă-te, lasă-mă în pace, ok, bă, te rog, dă-te la o parte, ia uite, mă, bă, îmi schimbă canalele, bă, Ana, deci te rog frumos, lasă-mă să mă uit și eu și după aia facem ce vrei tu, dar de ce mă iei așa de dimineață pe cu d-astea, lasă-mă, te rog frumos, să mă uit și eu la ăsta, că n-am văzut așa ceva, păi așa trebuie, uite-te și tu ce argumente ai, lasă televizorul, că îl vând, cum să vinzi, mă, televizor, doamne, ok, știi ceva, dacă nu vrei să mă lași la televizor, bine, stai tu la televizor. Am înțeles, vrei să stai tu la televizor, stai tu și uite-te la știri și ce vrei. Eu mă duc să îmi beau o cafea liniștit, pentru că chiar aveam poftă de o cafeluță. Bă, lasă-mă, poate să-mi beau ca... Bă, oh my god, am vărsat cafeaua. Ești fericită, Ana? Oh my god. O să fie o zi interesantă dacă stai toată ziua acasă și tu mă lași să-mi fac și eu cafea, omule. Te rog frumos, lasă-mă să beau și eu, e cafeaua mea, bine, ia-ți câte cafele vrei și lasă-mă să-mi fac și eu, gata, că ai 1000 de cafele în inventar, lasă-mă să-mi fac și eu acum. Bă, deci n-am văzut, mă, așa ceva, te-am rugat și eu o zi, Ana. Bă, n-am văzut, mă, așa ceva, what? Deci mi se pare incredibil, Ana, ok, gata, lasă-mă să-mi beau cafeaua, lasă-mă, stai acolo, stai cu minte, vreau să-mi beau și eu liniștit cafeaua, o să o scap din nou. Ana, lasă-mă în pace, te rog frumos, te rog, lasă-mă să îmi beau și eu, oh my god, ok, știi ceva, nu voiam să beau oricum cafeaua aia, știi, nu mai bea. Da, am înțeles, Ana, ce mult te interesează de mine să nu mai beau cafea și să fiu sănătos. Da, am înțeles. Bine, ok. Da, acum o vergi pe jos peste tot. Ia aruncă. Da, nu sunt sclavul tău, Ana, nu o să stau să arunc chestiile. Tu le-ai dat pe jos, tu o să le arunci. Hai, pleacă de aici, ia-ți cafeaua și lasă-mă în pace. Bine. Ana, știi ceva? Vrei să fii enervantă? O să mă duc și o să mă plimb cu mașina atunci, pentru că e o zi frumoasă și nu o să te las pe tine să mă enervezi toată ziua, ok? O să mă plimb cu mașina, treaba ta ceva. Eu mă plimbam, hai că te plimb tu astăzi. Și e treaba ta ce faci, stai în casă dacă vrei, dar vreau să mă plimb și eu cu mașina. Bă, Ana, bă, lasă-mă, mă, să conduc. Ce faci? Te-ai pus la volan? Bă, dă-te, mă, de la volan. Pe bune. Ana, te rog frumos, nu știi să conduci, Ana, o să facem accident. Ana, o să te rog frumos, Ana, oprește-te acum până nu facem vreo prostie. Dă-te jos din mașină. Lasă-mă, mă, să conduc, că tu nu ai permis, Doamne. Gata, ok. Gata. Oh my god, a plecat cu mașina. Ok, am crezut că oprește. Bă, ai grijă că mă calci. Doamne, ferește. Bă, Ana, Doamne, bă, n-am văzut mă așa ceva. Bă, am rugat și eu că am și o zi liberă. Bă, Doamne ferește. Bă, Ana, unde a plecat, mă? S-a dus acasă cu mașina. Doamne, bă, deci n-am văzut o mai enervant ca Ana în viața mea. Bă, Ana, ce-ți, mă, chestiile astea? Pe bune, ce ți-am făcut eu asta? Bă, poate mă calcă vreo mașină în cauza ta, că ai glume pe trecerea de pietoni, ești nebun. Bă, Ana, te rog frumos, ia, hai, uite, du gunoiul, că nu l-ai mai dus de mult. Ia du și tu gunoiul, că eu ți-am aruncat chestiile. Uite aici gunoiul. Frumos, ai aici gunoiul. Te rog frumos să-l duci, că eu ți-am aruncat azi ceștile de cafea și toate chestiile. Nu mă pui pe mine să duc eu gunoiul, că eu nu vreau să duc gunoiul, e rândul tău să-l duci. Stai acolo că eu l-am dus în ultimele 3 dăți și mi-ai zis că da, de data viitoare îl duci tu. Păi du-te și du gunoiul și nu mai... Doamne, deschide toate ușile să facă curent în casă. Bă, ce se întâmplă, mă? Bă, Ana, fii sinceră cu mine, ce se întâmplă azi? De ești așa enervantă, că mi se pare că ești mai enervantă decât de obicei. Și de obicei oricum ești enervantă, dar acum ești mai enervantă, ești nebun? Nu, păi ce se întâmplă, că vorbești ciudat, ce să fac și eu? Înțeleg că te plictisești, ok? Înțeleg că nu e școală, nu ai ore astăzi și chestii, dar aș aprecia dacă mai lăsai și pe mine un pic în pace. Uite, stai în leagă. Uite, eu stau aici. Foarte bine, Ana. Eu mă duc să mă uit la televizor pentru că aveam chef să mă uit la chestia aia toată ziua și n-am apucat să mă... Bă, lasă-mă, mai zis că stai acolo. Lasă-mă să mă uit și eu la ăla. Pe bune, chiar vreau să urmăresc clipul ăsta cu Minecraft de pe canalul Luca Luc. Pe bune, chiar ești șmecher, bă. Dă-te la o parte. Pe bune, uite-te și tu ce a făcut, ești nebun, a făcut schimb de viet. Uite cât de tare e. De ce îl tot oprești? Vreau și eu să mă uit. Doamne ferește. Ok, n-am nicio șansă. Nu pot să mă înțeleg astăzi cu tine. Nu te mai uiți acum. De ce? De ce? Dăm un motiv pentru care nu mă mai uit acum. De ce nu vrei să mă lași să mă uit acum? Spune, ce e în capul tău de vrei să facem și ești morocănoasă? Că așa vreau eu, Luca. Păi așa aprecia să mă lași și pe mine în pace. Doamne ferește, bă, te-am rugat și o chestie cu gunoiul ăsta să-l închizi, bă, Ana. Ok, atunci o să mă duc și o să stau
stau în camera mea și o să mă uit la un serial pe laptop, ok? Trebuie să-mi iau și un scaun, apropo, în camera mea, că aparent nu prea am. Dar dacă pun eu aici serialul frumos și mă sui în pat, ar trebui să, da, uite, pot să mă uit la serial liniștit în pat. Gata, uite că las astea pornite. Ce lasă mâna pornită? Mă, ce, bă, tu minți, bă, tu ești chiar aiurea. Bă, da, în camera mea n-ai voie să faci de-astea. Și ce faci, bă, că o să vină factura la apă prea mare? Doamne ferește. Ia uite, am umplut cada. Pentru ce umpli cada, Ana? Că eu nu fac duș acum și tu nu cred că faci în mijlocul zilei duș. Mă, ce tot faci, mă, omule? Uite, deci tu lași astea deschise. Nu, știi ceva? Fă ce vrei, ok? Lasă chestiile deschise, fie enervant în altă parte, dar în camera mea am vorbit că fiecare când vrea intimitate stă în camera lui. Așa că la mine în cameră, te rog frumos să pleci de aici. Nu o să stai la mine în cameră, ok? Mă lași să stau la... Bă, 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 pleacă de aici. Ce faci, mă? Mă, am văzut că ai luat ceva bani cumva. Aveai niște bani în mână. Ana, ai luat vreun ban de la mine? Doamne ferește. Bă, ce faci, mă, cu ăștia? Am luat un din ăsta? Bă, ce? What? Mai am 6 lei, Ana. Unde sunt toți banii? Ce se întâmplă cu banii mei care i-am pus acolo pentru vacanță? Nu trebuie să zic că i-am acolo. Bă, pleacă de la mine din cameră și să nu umbli. Ok, e pus înapoi, bine. Mulțumesc. Deci te rog frumos să nu mai umbli la mine și să mă lași în pace la mine în cameră, ok? Mulțumesc frumos. Vreau și eu să mă uit la un serial aici. Doamne ferește, n-am pomenit așa ceva ca și Ana. Vreau și eu să stau liniștit să mă uit la... Uite-te și tu. Poftim, nu pot să mă uit nici la serial din pat. Nu pot să fac absolut nimic. Bă, Ana, deci ce se întâmplă, bă, cu tine? Spune-mi sincer că chiar simt că nebunesc astăzi. O zi am avut și eu și am zis că e mai relaxantă. Uite, știu, na. Stai în patul în camera musafirilor. Ce naiba se întâmplă? De ce ești așa enervantă? Ești mai enervantă ca de obicei. Uite că stau și eu. Păi stai și tu, da, te rog frumos, nu mai fi așa enervantă. Doamne ferește, bă, frate, n-am văzut mai așa ceva. Lasă că mi-au și ceva de mâncare, că nu mai pot de foame măcar. Ce aveam aici de... Bă, lasă-mă, mă, să mă și un frigiderul ăsta. Lasă-mă o dată în pace. Uite, avem niște, ok, niște brânză. Brânză cu lapte asta, mănânc eu și un măr. Gata. Deci e cea mai bună masă, masa campionilor, ești nebun. Hai, Ana, lasă-mă în pace să stau și eu aici liniștit. Uite, am aici niște lapte, am un măr, mănânc sănătos astăzi. Uite așa. Bag o gură de brânză așa frumos. Gâlgâl. Bă, doamne, bă, mă faci să mă nec, ești nebună? Ce ai, că era să mă nec? Ce? Doamne ferește, bă. Gata, Ana, calmează-te. Nu când mănânc, astea nu sunt glume de făcut. Laptele este al meu. Mai era o sticlă de lapte. Ai luat totul mai devreme că era acolo. Te rog frumos. Și brânza, ba da, mai este. Ba da, mai este. Era, ai luat toată mâncarea din frigider, omule. Te rog frumos, lasă-mă în pace. Să stau și eu liniștit. Am și eu niște chestii aici. Doamne ferește. Du-te, bă, de aici că ești nebună cu capul. Eu îmi dau drumul la ăsta. Mănânc și eu aici frumos niște brânzică. Mă uit la Luca Luc. Asta zic, uite așa, bam, niște lapte. Mamă, ce bun a fost. Arunc mâncarea la gunoi, dăm brânza. Nu mai e brânza, că am mâncat-o. Lasă-mă să mă uit. Hai, pleacă de aici. Doamne ferește, n-am văzut mai așa ceva. Uite și un măr. Gata, eu mi-am făcut foamea. N-am nevoie de mai mult pe astăzi. Poate mai pe seară faci și noi un grătar dacă te potolești. Dar acum vreau și eu să stau să mă uit la Luca Luc, dacă se poate, că uite ce șmecherie. Bă, nu cred ce a făcut. Wow, nu cred așa ceva. Ia, te puști tu aici să te uiți la Luca Luc? Zi-te de noi tare. Asta e tare. Da, mulțumesc. Deci, în sfârșit, dai dreptate. Ce sunt chestiile astea, Ana? Te rog, lasă-mă să mă uit și eu la televizor. Gata, poți să te uiți cu mine la Luca Luc dacă vrei, dar te rog, nu mai fi enervantă. Adică, pe bune, chiar nu e cazul să fii azi enervantă, că am zis că am și o zi de relaxare. E mișto clipul. Chiar am ales bine, dar te uiți mai încolo. Oh my god. Ah, bine, Ana, mă uit mai încolo, dar spune-mi ce vrei să facem atunci dacă nu mă uit la clip și nu vrei să mă lași să fac nimic. Că trebuie să vrei tu să facem ceva. Hai să ne plimbăm cu mașina. Păi, am vrut să ne plimbăm cu mașina și mai devreme mi-ai furat mașina, efectiv, și ai condus tu și nu te mai las pe tine să te plimbi cu mașina aici. Bă, dă-te bă la o parte, că bă, caș și ai. Urcă. Bă, nu urcă mașina. Ce faci cu mașina mea? Bă, dă-te jos din mașină, pe bune. Lasă-mă pe mine să conduc dacă vrei să ne plimbăm. Ești nebună? Tu nici n-ai permis, Ana. Nici măcar n-ai voie să conduci mașina asta. Ce ai? Dă-te jos din mașină și lasă-mă pe mine să conduc dacă vrei. Hai sus. Nu vreau să mă sui sus. Vreau să te dai la o parte să mă lași pe mine să conduc, pentru că eu conduc. Pentru că tu nu ai permis. Ok, dă-te. Oh my god. Iar bă, dă-te la o parte. Ok. Bă, lasă-mă, mă, să mă sui. Doamne ferește. Bă, dă-te bă la o parte așa. Mulțumesc, Ana. Lasă-mă să mă sui și eu. Uite, dacă vrei ne plimbăm. Uite frumos așa pe stradă. Gata, acum te-ai mai liniștit și tu. Poate mergi și noi la magazin să facem niște cumpărături. Stai. Hai aici. Unde aici? Oprește. Unde bă aici? Aici în parcare. Unde? Ce vrei să facem? A, în parc. Vrei să mergem în parc? Și bă aici. Mamă, niciodată n-am fost în parcul ăsta de lângă casă. Mă, ce faci? What? A plecat? Paluca m-a lăsat aici și a plecat cu mașina. Faci mișto de mine. Nu pot să cred așa ceva. Bă, cât de enervantă poate să mai fie ziua asta, că nu pot să cred asta. Deci efectiv m-a lăsat în mijlocul parcului și a plecat. Doamne, faci mișto de mine. Nu cred așa ceva. Deci refuz. Trebuie să merg pe jos până acasă. Nu știi ceva? O să mă plimb întâi în parc și după aia mă duc acasă, că n-am de ce să mă grăbesc. Măcar stau și eu liniștit fără Ana, că destul m-a bătut la cap. Uite, mă plimb și eu pe aici prin parc. Frumos, n-am nicio treabă și mă duc mai încolo. Ia uite floricele frumoase. Eu după Ana. Bă, ce faci, mă? Doamne ferește, unde ai pus mașina, Ana? Unde ai pus mașina? Vino încoace, treci încoace. Unde te-ai dus cu mașina? Cum adică e? Oh my god, nu pot să cred. Și vii și cu bicicleta acum. Unde e, bă, mașina? Treci încoace. Deci vino, mă, vino. Ia uite cum se duce.
face mișto de mine. Bă, trecem încoace. Bă, deci să vezi ce, deci efectiv să vezi ce îți dau când te prind, îți dau doi pumni din ăștia, dar nu mai știi de tine. Vino, bă, înapoi. Doamne ferește, face mișto de mine. Uitați-vă și voi. Bă, nu pot să cred așa ceva de. Uitați-vă cum face mișto de mine. Wow! Trecem încoace. Vino, mă, înapoi. Vino încoace. Bă, Ana, deci să vezi ce îți fac când te prind. Deci chiar m-ai enervat toată ziua și nu știu ce se întâmplă cu tine, dar chiar ai fost mult prea enervant. Ia uite ce face, bă. What? Ce e chestia asta în fața casei? Ana, trebuie să îmi dai niște explicații. De ce avem un mare elicopter? A ajuns? Wow, cum adică a ajuns? Ce a ajuns? Ce? De ce e un mare elicopter în fața casei? Ce se întâmplă? A, păi, păi ce? L-am luat eu? Cum e că l-ai luat tu? E ok? Bă, tu știi cât costă un elicopter? Costă aproape cam cât avem noi strânși, cam toți banii. De unde ai avut tu bani să-ți iei un elicopter? What? Stai un pic, stai așa că acum m-am prins, nu contează. Stai mă un pic, eu mai am bani în cameră. Cumva, nu pot să cred. Bă, tu îmi lăsați banii înapoi. Am avut și eu, n-ai avut niciun ban. Nu pot să cred așa ceva. Ana, mi-ai luat banii și efectiv ți-ai luat un elicopter din banii strânși de vacanță. Faci mișto, ce tare, nu pot să cred. Deci vino încoace, deci nu pot să cred că ești așa iresponsabilă. Bă, vino, deci treci în secunda asta aici să vorbim, Ana. Deci nu pot să cred că ți-ai luat un elicopter de toți banii. Efectiv, puteai măcar să vorbești cu mine înainte. Deși e destul de șmecher, n-o să mint. Măcar ia-mă și pe mine, vino încoace să mă iei și pe mine cu elicopterul, nu? Da, minunat, bine că ai parcat aici pe gard. Ia lasă-mă bă și pe mine în elicopter. Oh my god, lasă-mă și pe mine. Ce, mulțumesc, gata, hai, dă-i. Hai că asta n-a fost o afacere atât de proastă. Mai bine decât să mergem în vacanță, ești de bun. Băi, hai că vezi că e tare, n-o să te mint, Ana. Vezi că e destul de mișto. Ok, ai grijă pe aici, ai grijă să nu faci din astea așa bruște că mă duc, ești nebun. Eu nu prea stau bine că sunt și gras aici. Ana, ai grijă, mergi puțin mai încet, mai jos, bă, ce faci, mă? Oh my god, nu pot să cred că m-a aruncat din elicopter. Nu, bă, nu se poate așa ceva. N-ai cum să fii atât de enervant, ar trebui să fie ilegal sau ceva de genul. Deci așa ceva n-am pomenit în viața mea, deci să mamă, deci când vine acasă chiar o să am o discuție, măcar uite-te și tu cum a parcat mașina. Deci așa zgâriat mașina peste. Doamne, nu pot să cred, uite-te și tu. Deci trebuie să mă duc cu mașina să o reparăm că e vai de capul ei după ce. Mă, ce faci, mă? Ce faci aici? De ce ai luat dita mai elicopterul? Ia gata că ți-am luat elicopterul. Ha, gata, hai că nu mai e elicopter acum. Ia uite animăluțe la noi pe casă. Gata, îl parchez aici că tu ești așa, ești scundă și nu știi să ajungi aici pe casă. Aici parchez elicopterul, ești nebun. Gata, dacă avem elicopter, e pe numele meu că l-ai luat din banii mei, așa că să nu te prind. Deci să nu te prind, l-am parcat acolo să nu te mai aud. Ce faci? Mi-a luat și aia 6 lei. Ultimii mei 6 lei i-ai luat de. Bă, treci înapoi și dăm banii acum. Deci Ana chiar mă enervezi rău de tot. Deci gata, pe bune. Ce faci, mă, cu mașina? De ce mașina aici? Mi-a luat banii și a plecat cu mașina, ești nebun. De unde era mașina scoasă în stradă, că era acum 2 secunde o parcasem în garaj. Nu pot să cred așa ceva. Bă, deci ceva se întâmplă astăzi. Deci efectiv m-am enervat mai rău ca niciodată. Băi, frate, treaba e ce face. Știi ceva? O să stau aici și o să mă uit la clipul ăsta și mâine o să-mi bat capul cu toate chestiile alea, eventual să facem și ceva de mâncare mai pe seară. Da, bun, Ana, poți să nu vii cu bicicleta în casă dacă se poate. Mulțumesc. Ce faci? Uite, vreau să scoți și tu bicicleta din casă, dacă te rog și eu frumos să o scoți din casă, dacă se poate, Ana, că vreau și eu să. Ok, știi ceva? Fă ce vrei, că deja m-ai enervat toată ziua. Vreau și eu. Bă, te rog frumos. Nu. Deci te rog, nu dărâma televizorul, Ana. Gata, pleacă de aici cu bicicleta ta. Deci te rog frumos. Gata, măcar atâta. Lasă-mi și mie că doar televizorul ăsta îl mai am. Lasă-mă și pe mine în pace și lasă-mă să mă uit și eu aici. Uite-te și tu cum ai pus televizorul că stă să cadă acum. Uite-te că e fix pe margine la chestia asta. Oh my god, trebuie să stau să-l iau de acolo să-l pun iar aici. Oh, deci chiar ai fost efectiv foarte enervant astăzi. Îmi pare rău. Hai că îți pare rău că ai fost așa enervant, ești nebun. Uite-te și tu cum ai pus televizorul ăla. Bă, Ana, gata, te-am rugat și eu, bă, am și o zi liberă o dată pe săptămână. Mă plictiseam și eu, Luca. Păi, uite, acum de ce îmi stingi televizorul? Lasă-mă și pe mine să mă uit la televizor. Bine, gata, scuze acceptate. Lasă-mă să mă uit la televizor. Păi, scuze, da, bine, gata. Ascultă ce zic eu. Am înțeles ce zici tu. Vreau să mă uit la televizor, dacă se poate. Mulțumesc. Bine, gata. Deci te rog frumos să mă lași în pace, ok? Deci dacă vrei să stai aici liniștită, vino pe canapea lângă mine. Închide și tu ușa aia, în primul rând, ca să cer scuze că ai lăsat ușa deschisă. Da? Îmi este foame și mie mi-e foame. Închide ușa. Nu o închid eu. Deci dacă vrei să te iert și să văd că îți pare rău, te rog frumos să te duci să închizi ușa, da? Deci te rog frumos, du-te și închide ușa, dacă se poate. Mulțumesc. Te rog, ușa asta din fața aici, dacă se poate. Mulțumesc, așa. Oh my god, cred că trebuie să mă apuc și eu să fac grătarul ăla aici de muncă, deja se lasă cu seară și ar trebui să mâncăm și noi ceva dacă se poate. Bă, mereu mă sperie canalul ăsta și am impresia că e spart televizorul, dar e doar un canal foarte random. Nu știu ce l-au adăugat. E destul de ciudat, dar bă, Ana, te-am rugat și eu frumos. Bă, bă, fără de astea, mă, în casă. Gata, pe bune. Hai, mă, încetează, gata. Gata, gata, nu mai fac. Bă, Ana, gata, te rog, gata, că mi-ai mai spus de 1000 de ori gata și nu a fost gata, ok? Hai să ne uităm. Nu mai vreau să mă uit acum. Dacă vrei, uită-te tu. Eu vreau să fac ceva de mâncare, dar efectiv cred că nu avem mâncare. A, uite, avem din nou mâncare, ok. Deci văd că ai pus mâncarea înapoi. Mulțumesc. Te ajut? Bă,
ar fi drăguț dacă ai vrea să mă ajuți. Totuși, mă gândeam să facem și noi un grătărel. Uite, luăm niște cartofi, luăm așa niște cartofi, uite, niște carne și pentru mine. Habar n-am, uite, niște brânză să punem așa pe carne, da, merge. Păi asta zic, mă gândeam să facem noi un grătar, că uite că am pus aici masa aici în spate și mergea să facem un grătar, știi ce zic? Uite, dacă vrei să mă ajuți, poți să te uiți la carne aici. Uite, pun aici carnea pe grătar. Uite carnea pe care trebuie să o mai faci și niște cartofi și niște brânză să pui pe cartofi, ok? Și dacă e, eu mă duc să stau și eu un pic, mă relaxez, uite, în scaunul ăsta, că n-am avut deloc timp să mă relaxez. Deci te ocupi tu de grătar. Ia uite ce bine ai ieșit, ești nebun. Mamă, ce bine miroase. Moleu. Bă, vezi că ai ieșit bine. Eu zic să nu mă lași, că se arde după treaba ta, nu știu. Vezi și tu ce faci acolo. Deci acum e rândul meu să stau ca regele aici. Ce faci, bă? Mi-a dus carnea deja? Uite, poftim, s-a făcut. Cum s-a făcut, bă? Nu cred așa ceva. Asta e carnea de era după. Nu cred că s-a făcut deja. Hai la masă măcar să mâncăm. Bă, eu nu cred că. Eu zic să o mai lași. Uite că arată parcă nu s-a făcut. Deci chiar pare că nu s-a făcut. E pe interior făcută. Da, nu știu, mai las-o un pic măcar, mai las-o un pic. Deci, da, eu o să mă pun aici la masă, Ana, când ești gata cu aia. Bă, ce faci? Mi-a aruncat carnea. Asta e carnea pe care am pus-o mai devreme pe grătar. Și ce e asta? Cartof? Ai făcut și cartoful pe grătar? Uite și cartoful. Măi, ești sigură că chestiile astea sunt făcute? Adică chiar pare că nu e făcută, ești nebun. Și cartoful ăsta cum e făcut? Că văd că încă e în coajă. E cartof nou, uite și cartoful și carnea făcută pe interior. What? Ok, presupun. Păi și tu nu ți-ai făcut nimic? Am învățat și eu să gătesc, dar nu știu ce să spun, nu-mi e foame. Păi mai devreme ai zis că ți-e foame, cum adică nu ți-e foame? Mi se pare destul de dubios că doar... Ah, ok, gen, poți să mănânci așa random după ce zici că nu ți-e foame, gata, am mâncat. Ok, ok, bine, hai că încerc și eu asta, că zici că ai mâncat așa, hai mănâncă și tu. Ok, mamă, ce-a fost chestia asta? Ok, îmi vine să vomit, nu știu ce-a fost asta, carnea asta efectiv nu e făcută, Ana, nu știu ce mi-ai dat să mănânc, mamă, oh my god, oh my god, ce chestia asta? Doamne, ferește, ce am putut să mănânc? Ana, ce mi-ai dat să mănânc? Ana, ce-a fost chestia? Aia era carne crudă, efectiv. Aia e carnea făcută de la tine din mână, tu mi-ai dat carne crudă, eram sigur că e carne crudă, dar ai zis că e făcută pe interior și chestii de gen. Uită-te și tu, na, oh my god, și ăsta e mult prea făcut, e aproape ars, nu pot să cred. Deci mi-ai dat o carne crudă și acum mi-ai dat un cârnat care e ars, faci mișto de mine, nu pot să cred așa ceva. Bă, te-am rugat și eu, ai zis că vrei să mă ajuți, de ce ești așa enervantă, frate, pleacă de aici. Nu-ți mănânc cartoful, că la sigur nu e făcut nici ăla, pleacă cu cartoful tău de aici, lasă-mă în pace, nu mai vreau să mai aud nimic, mă dau și eu un pic pe trambulina asta, că nu m-am mai dat și eu de mult, nu m-am mai distrat și eu pe trambulină, dar te rog frumos să mă lași. Deci chiar m-a enervat toată ziua, mă lași și pe mine, bă, e rândul meu, nu e rândul tău, e rândul meu pe trambulină, pleacă, lasă-mă. Deci, efectiv, dacă nu mă suiam eu pe trambulină, nu veneai niciodată pe trambulină, deci te rog frumos să mă lași pe mine, că nu susține două persoane. Bă, ce faci, mă, dai afară? Nu pot să cred așa ceva, deci te rog frumos, Ana, lasă-mă și pe mine pe trambulină, măcar un lucru mă lași să fac și eu astăzi, că, efectiv, m-a enervat toată ziua, ești nebun? Deci, nu, deci dacă, ce frumos ar, deci dacă ești chiar așa, eu chiar nu mai vorbesc cu tine, deci du-te de aici să nu te mai văd, deci chiar nu mai vreau să mai vorbesc cu tine, mă duc în casă și nu vreau, stai afară că eu nu mai vreau să mai vorbesc cu tine, pe bune, deci chiar m-ai supărat, pe bune, adevărat, de, nu, chiar m-ai enervat maxim rău de tot și nu mai vreau să mai vorbesc cu tine, gata, deci chiar o să mă mut dacă e nevoie, efectiv mă duc îmi fac bagajele și dacă o să faci așa în fiecare zi, Ana, nu pot să trăiesc cu colegă ca tine, așa că îmi pare rău, lasă-mă în pace, nu vreau să, de, efectiv sunt prea supărat, în secunda asta sunt prea supărat pe tine, lasă-mă în pace, deci nu mai bate la ușă, nu, deci să nu te aud, efectiv m-ai enervat toată ziua, nu, deci te rog, nu vreau să vorbesc cu tine, Ana, acum vreau să stau aici să mă uit și eu pe laptop la ceva, deci te rog frumos, gata, nu mai încerca să mai bați la ușă, că pe bune chiar nu-ți deschid, deci chiar ai fost enervantă și chiar asta a fost ultima, deci și cu mâncarea, n-ai putut și tu să faci mâncarea aia cum te-am rugat, păi nu mai lăsat nici în trambulină, ai făcut, ai consumat și toți banii, bă, gata, ce tot faci aici de deschis, gata, Ana, deci te rog frumos, chiar, de, uite-te la mine și zic sincer, chiar m-ai enervat foarte, foarte rău azi, nu mă ajută cu nimic, îmi dai 6 lei înapoi, pe bune, după ce mi-ai furat 200, nu mă ajută cu nimic să-mi dai toți banii ăștia înapoi, pe bune, deci acum mă lași în pace că nu vreau să vorbesc cu tine, da, lasă-mă în pace, deschide să zic ceva urgent, bana, nu, gata, chiar m-ai enervat, lasă-mă în pace, deci nu mă bate la cap că m-ai bătut destul la cap toată ziua, ești de bun, lasă-mă și pe mine să mă uit aici că mi-am downloadat un joc nou și seamănă cu Minecraft-ul, de ce tot dai în mine, Doamne ferește, ce vrei, Ana, ce vrei, intri peste mine, mi-ai spart ușa cumva, bă, mi-ai spart ușa, punem ușa înapoi acum, deci punem ușa înapoi că chiar mă supăr, efectiv, omul mi-a spart ușa că nu i-am deschis la ușă, ce vrei, Ana, punem, te rog frumos, deci chiar o să ies de pe server și chiar nu mai intru să mă joc niciodată cu tine, vreau să zic ce vrei să-mi spui, ce, deci chiar nu mă mai joc niciodată, că a fost un prank, what, cum adică a fost un prank, adică a fost un prank, nu înțeleg, ți-am făcut astăzi un prank să te enervezi 24 de ori, nu pot să cred, deci chiar ai făcut intenționat toate chestiile alea, faci mișto de mine, nu pot să cred, și ce-s cu banii ăștia, mi-ai mai dat 6 lei, a, e luat înapoi și mi dai înapoi, am înțeles, oh my god, deci nu pot să, măcar am rămas cu un elicopter, da, ok, trebuie să recunosc că elicopterul e destul de șmecher, bă, deci chiar m-am întrebat, bă, ce sunt
întâmplă cu Ana? Că niciodată n-ai fost atât de enervantă ca azi. Deci azi ai fost ciudat de enervantă, ești nebun? Scuze. Oh my god, îți dai seama că trebuie să te revanșezi ca lumea pentru chestia asta. Deci chiar ești următoarea care duce gunoi și face curat o săptămână întreagă pentru chestia asta, că m-a enervat rău de tot. Îți cumpăr un burger. Ce să cumperi? Deci chiar acum te duci la restaurant și iei mâncare, că n-am apucat să mănânc nimic. Dacă vrei să fim ok, te duci, iei mâncare și când vii faci curat în casă, bine? Și nu mă supăr pe tine dacă faci chestiile astea. Deci să nu te aud, deci m-a enervat toată ziua să nu te aud. Deci era ziua mea liberă. Hai, fugi și du-te la restaurant și să-mi iei doi burgeri din banii tăi, nu știu de unde, dar mi-iei doi burgeri cu cartofi și suc. Da, deci bă, nu-mi lua banii de aici, că am și eu 6 lei. Ăștia s-ai mei, da, să nu te prind că e de la mine. Și când vii faci curat, da? Hai, du-te și lasă-mă în pace că m-a enervat destul. Auzi, bă, îmi faci ea prank. Pleacă de aici, hai, nu intra în casă. Doamne, deci Ana îmi face mie prank, ești nebun? Am fost prankuit de Ana, nu pot să cred. Ia uite, bă, iar ne-au intrat animale în casă. Doamne, mi-a lăsat și ușa deschisă să intre animalele. Doamne, ferește. Bă, deci chiar nu mă așteptam să fac Ana prank. Acum că stau să mă gândesc, chiar are sens de ce a fost așa enervantă, dar bă, parcă mă miram eu că a fost mai enervantă decât de obicei. Doamne, ferește. Bă, am ajuns să fac Ana prank. Nu, că trebuie să mă răzbun și eu neapărat, înseamnă. Ok, m-am echipat și sunt gata să mergem oficial. Ana, ce faci, bă? Te uiți la televizor? Bă, tu nu te-ai pregătit până acum să mergem la plajă? Faci mișto de mine? Nu ți-am zis că azi mergem la plajă? Ce faci de te uiți la televizor? What? Păi nu mergem mai încolo. Cum bă mai încolo? Că mai încolo e seara. De ce mai mergem seara dacă ce sens are? Mergi și noi acum cât e cald să ne bălăcim, să ne dai astea acum? Da, acum, păi vrem și noi să ne bălăcim, să dai astea, nu de-aia mergem la plajă, gen ce sens are să mergem seara? Păi tu nu te-ai schimbat, mergi așa, Doamne, eu știam că aveai și costum de baie, ai și tu dreptate, tu te și schimbă-te de urgență și ia și tu chestiile la tine, ce trebuie, ai chestiile la tine, mă arunc așa hanorac în apă, hai că te duci așa în apă, bă, trebuie să ții și tu frumos acolo, ne dau aia afară de pe plajă, te văd în hanorac, zic, bă, ce vine bă asta cu parpala cu ăsta, hai că mă schimb, pe păi, du-te la tine în cameră, mă, vrei să plec din sufragerie ca să te schimbi tu, du-te și schimbă-te, hai și te aștept aici, Doamne, Ana se uită la televizor, e, acum mă uit eu până vine Ana, ce să mai zic, în sfârșit Ana, bă, dar cât îți ia bă să te schimbi, că am stat aici, cred că 5 minute, cât poate să-ți ia să te schimbi, m-am schimbat și eu, ok, ok, deci ți-ai luat toate chestiile la tine, deci eu am pregătit niște chestii pentru plajă și eu zic că avem cam tot ce ne trebuie din partea mea, mai stăm sau mergem, păi cum să mai stăm, nu mai stăm, mergem direct, cum să mai stăm, n-avem timp să mai stăm, hai, vino încoace, hai, închidem astea frumos așa, hai, treci în mașină, de data asta nu mă mai enervezi și nu mai conduci tu, mulțumesc, nici n-ai carne măcar și plaja nu mai trebuie să mai bagi GPS-ul, că știu eu, ba da, dă-te jos, hai, că conduci tu, tași, bana, hai la plajă direct. Bă, ar trebui să fie undeva pe aici, mamă, ce era să intru în ăsta, Doamne ferește, bă, aici se parchează, deci, a, uite, mă, care parcare, bă, cine a parcat, mă, mașina aici, deci, uite-te și tu, Ana, ca să înțelegi, deci, uite-te și tu unde parchează al meu mașina, mamă, dar are o mașină șmecheră, e model ca al nostru, dar, efectiv, o parchează aici, că e frumoasă, bă, e la fel ca a noastră, numai că e altă culoare, care nu e așa șmecheră ca portocaliu ăla, ești nebună, dar, uite-te și tu unde a parcat-o și avea parcarea lângă, adică, poți să-mi explici și mie ce se întâmplă aici, Ana, de ce n-a putut să, mă rog, nu mai contează. Hai să mergem la plajă că am așteptat prea mult. Uite că avem și portul aici cu de-astea de distra... Mamă, ți-am dat un pumn de... de nu mai știi de tine. Avem și portul aici. Vai, ce frumos e, bă, Ana. Ia, uite, și avem portul aici cu roată din asta. Bine, asta sunt mai de buget. Nu se compară cum a fost acolo. Ia, uite că iar face Ana cu mâna. Bă, Ana, nu mai face cu mâna la lume. Uite, vino încoace. Unde stăm și noi? Ce chestie asta aici? What? Astea sunt toalete, cred că. Ce mai aici? E doar o chestie imensă. Ok, mă sperie locul ăsta, nu știu ce aici exact. Cred că sunt niște toalete și le-au închis pentru un motiv sau altul. E, facem și noi în mare, ca turul. Hai că facem în mare, nu facem în mare. Hai să ne punem și noi undeva unde vrei. Vino încoace. Deci vrei să stăm aici pe undeva? Ia uite ce șmecher și-au adus minge. Noi de ce nu avem minge? Nu pot să cred, vreau și o minge. Hai vino încoace, vino în zona asta să vedem dacă să stă. Bă, nu le lua mingea, bă, la oameni. Doamne, lasă-le mă mingea. Bă, lasă-le mingea, Doamne ferește. Ce faci, mă? Lasă mingea la oameni. Ne scuzați, ne pare rău. Prietena mea are o problemă la cap, lasă mingea. Doamne ferește, hai să mergem în partea altă. Lasă, nu mai da, lasă. Lasă-le mă mingea la oameni, gata. Hai să mergem în partea aia. Hai. Lasă mingea, hai. Let's go în partea aia. Hai. Vreau și eu, n-avem minge. Aia e. Deci zi-mă, Ana, unde vrei? Vrei să stăm aici în locul ăsta, gen în zona asta sau de unde am venit? Că unde ți se pare mai mișto? De ce mi se pare tare? Mi se pare mișto. Uite din ăsta aici. Mamă, uite și stă minge și nu e nimeni aici. Ana, unde mă, Ana? Ana, vino încoace. Eu aici rămân sub umbrelă. Vino bă încoace, lasă-le umbrela. Ia, uite, merge la oameni sub umbrela lor. Bă, Ana, dar tu chiar nu ești de ieșit afară cu tine. Ești nebun. Deci tu mă faci de râs oriunde merge. Vino încoace. Uite aici ce loc mișto am găsit și nu stă nimeni aici. Uite ce tare lângă pietre așa frumos. Asta e o zonă mai retrasă. Wow, ce tare aici stăm. Bă, lasă-mă cortul la oameni că nu putem să stăm unde stau oamenii. Ce faci? Mă scuzați, prietena mea are niște probleme la cap. Bă, dă-te bă din cortul oamenilor. Lasă oamenii în pace. Hai să mergem. Vino
încoace. Hai să ne instalăm, uite aici, aici mi se pare perfect. Deci aici mi se pare o zonă chiar frumoasă și Ana, fii atentă că am pregătit niște surprize șmechere rău, rău de tot. Lângă bolovani, nu sunt bolovani ăștia, sunt pietre din aia, sunt stânci, Ana. Sunt niște stânci foarte frumoase. Și fii atentă că am pregătit aici tot kitul în caz că credeai că nu am venit pregătit. Am pregătit absolut tot kitul, deci privește și învață. Ai aici foarte frumos, bam, prosopul tău. Și nu numai atâta, avem și o umbrelă, Ana. Uite umbrela ta, bam, frumos. Și aici, uite că o să-mi pun și eu prosopul, bam, frumos aici. Și mai am o umbrelă, dar nu cred că e nevoie în caz că... De fapt am putea face o schemă gen, să le punem așa. Uuu, da mă, da. Ia uite, scalc pe ăsta, bă, lasă-mă mă. După ce că ți-am instalat toate astea, uite-te și tu, deci ia că ți închid umbrele. Nu mai voie cu umbrele mele, du-te de aici că mi le iau și mi le pun în altă parte dacă ești nașpa. Deci am setat astea aici frumos. Ia uite, să vezi ce te bronzezi tu acum, Ana. Te schimbi la toată pielea, te faci cu tot o altă persoană dacă stai aici câteva ore așa în soare. Eu vreau să mă prăjesc, să mă fac cel mai prăjit burger din orașul ăsta. Păi stau sub umbrelă? Păi nu, că eu vreau să mă prăjesc, așa că nu punem acum umbrelele. Vreau să mă prăjesc aici bine, bă, pleacă-mă de aici. Bă, nu, bă, lasă umbre, bă, omule, n-ai zis că vrei să te bălăcești oricum? Du-te și bălăcește-te. Eu mă bag și un pic acolo, da, bălăceală. Uite și de, bă, zici că sunt cu copilul mic, ești nebun. Ha, deci i-am dat quest-ul, Ana, i-am dat acolo să se ducă să se bălăcească și acum pot să stau și eu să mă bronzez aici liniștit. Cât stă Ana și explorează pe acolo, mamă, să nu intre prin barcă la vreunul pe acolo, doamne. Dar e chiar mișto la mare aici la plajă. Deci uite, deci tu că și mie îmi vine să mă bălăcesc așa un pic, ești nebun. Înainte de orice vreau să stau la soare așa liniștit, să n-am niciun stres. Ia uite-o pe Ana. Pum, diferește. Bă, omule, lasă-mă să mă bronzez. Ana, ești pregătită să-i dăm pe 1v1 la volei? Deci la volei vezi că sunt mult prea bun. Deci fii atentă, dacă te bat acum, nu ai voie să mă mai enervezi o săptămână întreagă. Dacă stau la mine în cameră, n-ai voie să mai cazi la mine în cameră dacă te bat acum. Și dacă tu mă bați, îți dau 10 lei. Ce zici? Facem pariul ăsta? Eu zic că e un pariu bun. Ce părere ai de asta? Hai că n-ai, nu mi se pare corect, n-ai ce zice că e prea corect, cum adică? Hai, îți dau 11 lei. N-ai ce zice la 11 lei. Vreau să-mi iei animăluț. Nu-ți iau bă niciun animăluț, îți dau 11 lei. Hai, hai să jucăm dacă câștig. Hai că câștigi dacă e. Lasă mâna că nu trebuie să vorbim dacă câștigi, că oricum nu câștigi. Ia uite-o. Vezi-o pe asta. Ia vezi. A, 1-0. 1-0. Nabeleaua. Nu pot să cred. Bă, 1-1. Dar nu cred că poți să o dai în aer. Ia. Da, nu merge. Ok, o să încerc să-ți o dau după ăla. Facem așa, se pune scor. Când o dai, fii atentă, fii atentă. Hai să resetăm jocul, facem altfel. Se pune scor în momentul în care dai peste... Gen, când iese din careul ăsta. Când iese mingea din careu, atunci se pune un punct, ok? Hai, e 0-0 acum. Hai să te văd, Ana. Mamă, n-am dat-o bine. Ok, hai să te văd. Ia uite unde stă Ana. Mamă, ce-a dat-o, nu cred. Am salvat-o, n-a atins. Bă, ce joc, nu cred. Oh my god, cum am salvat-o mai devreme. Ia, ia. Oh my god. Nu, nu cred, unde? Oh my god, 1-0, Ana. Mă bate Ana, mă? Nu cred așa ceva. Ok, hai să vedem. Hai să te văd, nu. Nu pot să cred, am salvat-o. Oh my god, fix pe limită, ok. Mamă, că am dat-o acum de toți banii. 1-1, Ana, n-ai ce-i zice. 1-1, primul la 3, hai. Deci e 1-1 momentan, mi-ai pus-o cam bine. Ai salvat-o? Nu știu dacă ai salvat-o sau nu s-a pus punct. Da, nu știu ce zic. Mi s-a părut că mi s-a pus punct sincer acolo, dar nu o să mai zic nimic. Hai să te văd, Ana, că oricum te bat chiar și așa. 2-1 pentru mine, Ana. Hai să te văd. 2-1. Haide, dau și pasta. Și acum, fii atent aici. Mamă, unde am dat-o, mâncați? Mamă, n-am scos-o eu afară. Out, da, hai, dă-i tu, începe tu. Deci e tot, nu se scade, bă, niciun punct. E 2-1, hai, dă-i. De acolo. Bun, ok, am salvat-o, oricum nu era afară. Mamă, cum am trimis-o, dacă mai nimeream un pumn. Oh my god, ulu, nu cred. Oh, hai că bine, hai că bine. Oh my god, cum am dat-o pe asta, n-ai cum să o salvezi. 3-1, Ana, o săptămână n-ai voie să mă enervezi, gata. Gata, nu mai e ce face. Aia, am câștigat corect. Asta a fost cel mai corect meci pe care l-ai văzut tu vreodată. Bă, ce că am trișat. După ce că m-am jucat prea bine, bă, n-ai voie în apă. Stai că ne dau ăștia afară, nu trimite în apă. Doamne ferește, stai mă că trebuie să o lăsăm unde am primit-o, unde am găsit-o, gen. Doamne, las-o, bă, bă, Ana, gata. Deci, pariu a fost că nu mă mai enervez o săptămână, gata, începe acum pariu. Și cum ai desumflat bine, ce-ai făcut? Las-o aici la loc cu ei, gata, bă, las-o aici la loc cu ei, bine? Păi gata, hai, hai să ne bălăcim, că am și eu chef să mă bălăcesc, lasă mingea la loc cu ei și gata, las-o în pace. Bă, deci plaja asta chiar e relaxantă, frate, deci îmi plac vacanțele de moră, efectiv, muncesc toată ziua la burgeria aia, dar și când vin în vacanță, chiar mă simt mult, mult prea bine și așa la bălăceală, la frumos,
frumos. Bă, știi ce era șmecher, Ana? Să avem și noi o minge din aia să ne jucăm pe aici, că doar stăm în apă și ne dăm pumni unul la altul și doar atâta facem. Era șmecher cum avea oia o minge din aia de plajă, cum s-ar spune, că uite, aia de volei de acolo, nu prea putem să o luăm, că na, e publică, poate mai vrea lumea să se joace, zici bine. Bă, de unde-i scos asta? Nu cred. Bă, de unde l-am? Oh my god, nu pot să cred că nu plutește. Bă, faci mișto, Ana. Cât te-ai bronzat? Te-ai dus să cumperi tu? Nu pot să cred că te-ai dus să cumperi tu din asta. Mama, dar ai cumpărat o fake, că nici nu stă în apă, ești nebun? Oh my god, vino cu asta, jucăm pase, dar nu mă mai lovi. Da, du-te și tu așa. Deci uite-te și tu mio, dai pase la mine și după aia vii. Tot tu să dai în ea? Păi nu prea așa se face. Uite, așa se face, frumos. Hai. Dai pase, dă-o încoace, hai. Ia uite, nici nu știe să dea minge. Ia, uite, bă, stai că ți arăt eu cum se face. Bă, nu mai da mine, n-ai voie să mai dai mine. Uite așa. Direct acolo o duc direct pe prosoape, Ana, dacă mă enervez că am prea multă forță. Hai. Ia uite, bă, n-are forță, Ana. Păi uite că ți arăt eu cum se face. Trebuie să dai așa de două ori. Ia uite și animăluțele se. Bă, lasă-mă, animăluțul, ce faci? Dai în animăluț? Ai nebunit? Doamne, a început Ana să dea și în animăluțe. Bă, nu mai da, mă, în chestii, nici mine, nici în animale. Dă direct în mingea aia. Doamne, a nebunit Ana, nu știu ce are. Ia, mă, vezi eu pasta, ce bine am dat-o. Deci trebuie să apeși de două ori cum ar veni. Adică trebuie să o scoți din apă și după aia să-i mai dai un pumn. Așa se face ca să dai pase ca lumea. Te învăț eu, uite așa, fii atentă. Deci te duci aici. Bam, o dată și mai dai o dată repede. Bam, și ai trimis-o departe rău. Hai că nu e așa greu. Hai să te văd și pe tine cum faci. Da, ceva de genul, să spunem. Trebuie să vezi că ai dat-o bine, perfect. Stai așa că ți-o trimit eu acum. Mă, n-am atâta forță, câtă forță crezi că am și eu. Dar ce faci cu aia mână? Leo, ce-am prins-o. Oh my god, ce-am trimis-o înapoi. Hai cu pase, bă, ce... Vezi, asta ziceam, e mult mai șmecher când ai o minge sau o chestie genul. Uite, dai eu și la hamsterul ăla de să bălăcește aici. Bă, că nu știu cum le spune la astea. Cum se spune că știu cum se spune în engleză, dar nu mai știu cum se spune la animaluțele astea. Drăguțe, de sunt peste tot prin oraș. Uite ce drăguțe, zici că e hamster de buget, ce-i mă ăsta? Bă, dar le găsim peste tot în oraș. Cred că e simbolul național al orașului, nu știu ce. Ia vino cu acea. Cred că s-a spart cum am dat o în stâncă. Ce frumos e aici. Bă, chiar e șmecher rău de tot. Hai că m-a plictisit de mingea asta. Dă-o încolo. De fapt, hai să o luăm pe uscat, dar sincer nu prea plutește așa cum aș fi vrut eu. Dar hai să o luăm pe uscat, nu știu. Hai să stăm și noi un pic că eu m-am plictisit, Ana. S-o scot din apă, zici? Bă, eu vreau să stau un pic la soare, Ana. Sincer, și aș mânca ceva. Eu mi-am luat niște chestii, sincer. Mi-am luat aici niște chipsuri și bă, nu pune mă pe prosopul meu, Ana. Bă, bune, las-o aici în spate liniștită și ia. Mamă, ce-a luat Ana aici? Uite. Mamă, ce-a luat? Wow, bă, stai că am luat și eu chestii. What? Lasă-mă mingea aici, lasă mingea că eu vreau să mănânc, nu mai am chef să mă joc. Poate mi-o dai pe prosop, aiurea, lasă mingea. Ia, bă, o să ne o ia lumea dacă nu știe că e a noastră. Trebuie să o lași aici lângă chestiile noastre ca să se prindă lumea că mă joc eu singurică. Doamne, ferește, Ana se joacă singură. Păi, joacă-te fără să te dai pe prosopul meu eventual, că ai apă pe tine și eu vreau să mă șterg aici de prosop și să stau și eu liniștit aici, nu da pe prosopul meu eventual. Ce te-am rugat, Ana, că o arunc de aici de... Ia, gata, ia, du-te, mă, după ea, gata, ți-o arunc, numai... Să nu mai văd nicio minge, dacă nu știi să te joci frumos, ia, du-te, îți facă la copiii mici. Na, du-te după ea și lasă, scuzați deranjul, scuzați, nu, e prietena mea ciudat. Da, ok, dacă Ana nu știe să se joace frumos, ia, gata, că i-am trimis mingea de aici și stau eu la soare, bag aici o cola, chiar aveam poftă de o cola. Ia să vedem ce am mai luat aici, mamă, mi-a dat Ana tot ce a luat, ești nebun? De unde cărăm atâtea chestii? Bine, și eu am luat niște chipsuri, niște sticle de apă, așa frumos, ia uite-o, Ana, ce vine cu mingea. Bă, m-ai disperat cu mingea aia, n-ai terminat cu mingea, lasă mingea, Doamne. Deci a nebunit Ana, a dat și a 2 lei pe minge din asta, se joacă toată viața, e cea mai bună investiție, cred că. Ok, Ana, dacă ți-e sete, uite aici o sticlă de apă, mi-am luat și niște sticle de apă, este foarte tare. Uite-te și tu, a venit Ana și mi-aruncă mie asta, bă, ce mi-arunci, mă, mie asta, ți-am dat să bei apă și acum am dat asta înapoi? Păi n-am ce face cu ea, lasă-mă cu asta. Păi ce vrei să fac cu ea? Păi cum adică ce, nu știu, arunci și tu pe aici, abar n-am vis și mi-o dai mie. Uite și tu, acum s-au supescuiat, de ce? Păi cum adică de ce? Arunci în ocean, bine, poate n-a fost prea drăguț că am aruncat-o în ocean, dar nu știu unde s-o pun. De ce mi-o dai mie? N-am ce face cu ea. Aruncă și tu. Păi o arunc în ocean. Dacă mi-o dai mie. Oh my god. Ok, Ana, stai așa că eu am luat chestii de mi le-ai dat tu. Dar eu am uitat seara. Deci eu am luat mai multe chipsuri. Nu știu de care îți place. Stai așa să-ți dau aici să le vezi. Deci avem așa. Bam, bam, bam. Nu știu, alegi și tu ce îți place de aici. Și mai am niște apă și atâta. Nu știu că tu ți-ai mai păstrat ție ceva. Uite și tu ce am, mă, în inventar. Am din astea, din ocean. Doamne ferește. Deci eu ți-am spus, am... Unde pleca, mă, Ana? Ia uite-o, mă. Ce mi-ai dat? Apă? Apă din ocean? Oh my god. Lasă-mă, bă, tu ai umplut-o cu de-aia din ocean, pleacă-mă de aici. Ia uite, mă, îmi dă să beau apă din ocean, ești nebun? Ok, bag și eu un fursec din ăsta, că arată prea forță, ești nebun? Ți-am zis, ai păstrat niște fursecuri din astea, ești un fursec de ăsta, că e prea șmecher. Și mi-ai dat două de-astea, uite, chocolate, mam, ice cream înghețată din asta, așa. Vezi că merge prea bine pe vremea asta, ești nebun? Oh my god, ne-am și jucat, am și mâncat. Ana, cred că știi despre ce e vorba acum. Cred că știi ce urmează să fac, cel puțin eu. Nu știu de tine, dar eu vreau să stau cu burta în sus la soare și să mă bucur de această zi relaxant.
tantă. Tu nu știu ce faci, dar a și tu mă bălăcesc bine. Hai că eu mă pot să stau și un pic la soare și da, tu poți te duci să... Da, Ana, ca un copil mic, ca de obicei, se duce și să se bălăcească. N-ai mă nicio treabă. Uite ce frumoasă e ziua asta. Băi, o zi perfectă. Nu că mi închid și asta, știi ceva? Le închid așa și stau și eu la soare frumos, ești nebun. Merit și eu să mă prăjesc așa ca un burger prăjit ce sunt. Ce se întâmplă? What? E mijlocul nopții? Bă, Ana, tu ce faci? Tu te-ai bălăcit până acum? Doamne, bă, m-am culcat la prânz, efectiv, am adormit la prânz și e mijlocul nopții, m-am bălăcit. Bă, te-ai bălăcit de toți banii, cred că. What? Uite-te și tu că e deja noapte, nu pot să cred așa ceva. Bă, mingea asta nu știu dacă putem să o luăm la mașină. Hai să încercăm să o luăm așa la mașină, nu știu cum să o luăm. Hai acasă, că nu pot să iau. A, bă, da, uite că am luat o mână, gata, am rezolvat-o, pot să iau o mână. Ok, hai că am luat eu mingea. Bă, păi stai așa, noi plecăm fără ăștia? Doamne, stai așa să ne luăm și noi prosoapele de aici. Vino cu aceana să strângem și noi pe aici dacă e. Observ ce interesant e că lumea încă este la plajă, gen, și este gen mijlocul nopții. What? Lumea chiar stă la plajă. Nu știu, le place lor plaja în orașul ăsta. Habar n-am, dar vezi că e șmecher, ar trebui să venim mai des aici. Plus că nici măcar nu stăm atât de departe. Ia uite, bă, pe unde s-a dus. Ieșire pe aici, nici măcar nu știu pe unde se iese pe aici. Unde am lăsat, bă, mașina, că nu mai găsesc. Mamă, și aici e bâlciu, bă, Ana. Și aici ar trebui să venim într-o zi, dar deja sunt rupt de oboseală, nu mai facem nimic acum. Mergem. Uite pe aici cred că se iese. Unde am lăsat, bă, mașina, că nu mai țin minte unde am pus mașina. A, uite aici, gata. Uite, ăla încă n-a plecat de aici, ești nebun. Încă și-a lăsat acolo mașina. Doamne, hai, urcă aici. Ia uite unde s-a dus, mă, Ana. Bă, unde te-ai dus, bă, că nu acolo. Vai, Luca, unde te-ai dus, bă? A, aici e intrarea în ăla. Mamă, ce mișto e cu acvaricul cu d-astea. Lasă că o să venim și aici cândva, Hai, suie mașina că mergem acasă, Ana, că am stat toată ziua. Mâine mai am și muncă. Și să nu-ți mai spun că, mamă, unde intrăm, bă, nu pe aici. Să nu-ți mai zic că eu deja mi-am cam stricat programul de somn, Ana. Cam asta e problema. Și nu știu cum o să fac cu munca, că e cam jale. Ia să vedem unde e casa. Uite pe aici. Perfect, ești nebun. Ia uite, bă, cât de aproape stăm, efectiv chiar stăm foarte aproape de plajă. Eu mă bag direct la duș pentru că am apă sărată pe mine. Presupun că toți face același lucru. Ia uite unde s-a dus ea, se bagă aici la rufe, Ana, unde se bagă? Mă bag și eu la duș, Ana, și ne auzim mâine de dimineață că mă culc, chiar dacă am mai dormit, mă duc să mai dorm că mâine am muncă și e cam jale. Unde mă duc, mă duc în cameră, stai așa că vreau și eu la baie. Doamne. Da, Ana, tocmai ce am realizat că eu nu am cad în baia mea. Gen, am uitat că eu mereu fac la tine, deci da, cred că o să trebuiască, știi cât de bine stau. Am înțeles. Bun, atunci să știi că eu mă pun cu hainele ude pe canapea. Aie, mâine tu stai acasă, tu cureți și te aștept să ieși din duș. Și după aia o să mă pun și eu la duș că aie, ce să fac? Adică trebuie să stau și eu undeva până termin tu dușul, nu? Gata, ai terminat deja? Am înțeles, gata, n-are nicio treabă, Ana. Hai că mă bag și eu la duș. Bă, ai lăsat apa din cadă. Ia, uite, bă, ai lăsat apa în cadă. Stai așa că trebuie să curăț apa, să gata, mă culc. Ana s-a și băgat la somn direct. Pleacă, bă, de aici. Lasă-mă să fac și eu duș. Ia, uite, bă, nu mai pot nici duș să fac. Așa frumos, fac și eu baie, un duș. Ha, și cam atât și cu ziua asta că nu mai pot de oboseală. Bă, a fost șmecheră plajă, n-am ce zice, dar mâine dimineața la muncă, așa că eu o să mă bag la somn. Lasă-mă să dorm, Luca. Păi vorbesc și eu singur, nici nu vorbeam cu tine. Lasă-mă în pace. Ia, auzi, mă, o seară bună. Noapte bună, Ana, pa. Doamne, nici singur nu mai pot să vorbesc în casa asta, ești nebun. Bă, ce bun e clipul ăsta nou de la Luca Luc. Bă, youtuberul ăsta e prea bun, mă. De unde are, mă, toate ideile astea? Că e prea amuzant. Deci, efectiv, m-am uitat toată ziua la el. Nu dăm bară, bă, cu niciun clip. Să n-ai un clip prost pe canal. Doamne, n-am văzut așa ce. What? Ana, tu ce faci acasă? Tu nu trebuie să fii gen la școală? N-ai plecat gen acum o oră? Ce faci, Luca? Păi, mă uitam pe televizor, dar tu ce faci? Gen, tu nu trebuie să fii gen la școală? Adică, ai plecat nici acum o oră, cred că. Nu contează? Cum adică nu contează? Ce facem astăzi? Cum adică ce facem astăzi? Nu faci nimic astăzi, tu ai școală, cum adică, what? Bă, Ana, vrei să te dea ăștia afară, că nu te duci la ore, du-te la ore, what? Unde ai fost? Hai la joacă, nu ne jucăm acum, tu trebuie să te duci la joacă, doamne, trebuie să te duci la școală, cum adică, păi am fost? Păi cât ai fost, bă, jumătate de oră, că ai plecat acum jumătate de oră, nici o oră, n-ai de când ai plecat de acasă, gen. Păi nu mai contează, păi zi-mi ce s-a întâmplat, de ce te-ai întors așa de vreme, nu vrei să ne jucăm? Păi nu vreau să, adică vreau să ne jucăm, dar ne jucăm când ai timp să te joci, tu acum nu trebuia, ce, s-au anulat orele sau ce s-a întâmplat? Păi am timp, păi de ce ai timp, asta te întreb, ce s-a întâmplat? Dar eu prima sau tu? Bă, lasă-mă astea acum. Zi, care-i faza? Ce s-a întâmplat? De ce ai venit așa de vreme? Vreau cafea? Bă, nu mai schimba subiectul, Ana. Zi odată ce s-a întâmplat. Hai, spune-mi de ce ai venit așa de vreme, că nu înțeleg. Păi, nu știu cum să-ți zic. Păi, spune-mi pur și simplu ce poate să fie. Mersi de cafea, dar lasă vrăjeala, zi. Uite o cafea, ok, dar de ce? Păi ne relaxăm după ce îmi spui de ce nu ești la școală, gen. De ce nu ești la școală? Păi știi și tu, Luca? Păi ce știu eu? M-ai matriculat? Bă, tu faci mișto de mine, du-te de aici, lasă glumele astea. Hai, mă, du-te la școală. Te-ai exmatriculat. Ba da, Luca, de ce să te exmatriculezi? Tu dai seama că copiii exmatriculați sau oamenii exmatriculați trebuie să facă chestii nașpa să fie exmatriculați. Ce ai făcut? Ce poți faci tu nașpa? Adică ești tu ener-
enervantă, dar nici chiar așa. Păi am luat puțin la examen, au zis că nu am învățat. Cum adică au zis că n-ai învățat? Nu merge așa, nu poți să te exmatriculeze că ai luat puțin la un test. S-a dus proful la director și m-a dat afară. La ce test? La ăla de ai zis tu că ai învățat ieri? Nu stăteai ieri să înveți, că ieri parcă știu că ai stat în casă să înveți. N-ai stat ieri să înveți? Păi și cum te-ai exmatriculat la ăla dacă tu ai învățat? Dar am luat notă mică și m-au dat afară. What? Păi, dar nu merge așa școala. Cum adică efectiv ai luat o notă mică la un test și gata, te dă afară și nu mai poți să mai vii la școală. N-are niciun sens ce zici. Adică bă, bă, da, bă, nu cred. De ce nu mă crezi? Pentru că nu are sens ce zici tu acum. Cum adică să te dea afară? Chiar are? Păi nu are, asta zic eu. Bă, nu cred. Hai, vino cu mine. Hai să mergem la școală și mă conving eu singur. Mă duc și vorbesc acolo. Lasă, că nu e așa rău. Cum bă, nu? Nu, bă, trebuie să mergem să... Cum adică mă roști? Bă, trebuie să mergem să văd. Deci tu înseamnă că mă minți și de fapt ai ore, nu? Dacă nu vrei să mă duc. Altfel nu înțeleg. Dacă n-ai mințit, n-ai avea nimic împotrivă. Bine, Luca? Păi hai, vino cu mine, mașina, să mergem să vedem care e situația. Că nu înțeleg, cum adică te-ai exmatriculat așa? Păi și tu vrei să nu mai termini școala sau ce? Doamne ferește, hai să mergem să pun GPS. Nu, că am învățat, că te-am mai dus de câteva ori, știu drumul deja. Hai să vedem care e situația, că eu nu înțeleg cum a putut să te exmatriculeze așa random. Adică nimeni nimic și gata, te-a dat afară, că a luat o notă mică, n-are niciun sens. Ia mă, Ana, să vedem dacă tu mă minți sau nu, pentru că chiar mi se pare imposibil, frate, să te dea pentru un test afară, adică n-are nici un sens ce se întâmplă aici. Deci stai așa un pic, unde te duci, bă, la sala de mese din prima? Bă, lasă-mă sala de mese. Bă, Ana, hai să mergem să vorbim cu directorul sau cu cine trebuie vorbit. Eu vreau mere, deși mi-e omăr, că și mie mi-e foame, sincer să fiu. Da, aici. Dar unde trebuie să mergem să vorbim? La director, nu? Unde e biroul directorului? Că eu nu știu, nu prea am fost aici. Am fost numai pe la etajul ăsta și n-am văzut nimic. Stai că vin eu. Păi, să-mi arăți unde e. Mă gândesc că e la al doilea etaj, pentru că de obicei acolo stau directorii. Dar nu știu, adică eu la toate școlile unde am... Ia uite-o pe Ana, Doamne, se încuie singură în cantină. La toate școlile am văzut că directorul e la etajul următor. De ce e închis? N-am închis eu, s-a închis ușa de la vânt. Haide după mine. Ok. Deci mie mi se pare ireal, adică chiar nu înțeleg cum se poate așa ceva. Ia, mamă, dar aici n-am fost deloc, ești nebun când am venit atunci la școală. Mamă, ce șmecheră e școala ta, Ana. Wow, ce tare e pe aici. Uite-l, biroul directorului, ok, stai așa, Ana. Stai așa, lasă-mă pe mine să intru, că eu sunt mai adult, mai așa, mai... Mi-au vocea de serios, ok, da? Bun, să nu-i spui că am furat mere din școală. Bună ziua, putem intra, e ok, cred că putem. Bună ziua, domnul director, sunt aici cu prietena mea, Ana, care este elevă la această școală. Se uită urât la mine, păi pleacă de aici, nu mai stai, te-ai pus aici în fața lui, lasă-mă pe mine. Da, sunt prietenul Anei, o cheamă Ana Banana, poate o recunoașteți. Bună ziua, cu ce vă pot ajuta? Păi, avem o problemă, gen, unde e, mă, Ana? Bă, Ana, ce faci, mă, pleacă de acolo. Doamne ferește, nu, scuzați-mă, e mai așa că am mâncat prea mult zahăr. Avem o problemă, gen, prietena mea, Ana, mi-a spus că a fost exmatriculată și nu prea am înțeles cum s-a întâmplat chestia asta, pentru că ea chiar este un elev foarte bun, adică eu vă spun că stau în casă cu ea și efectiv o văd cum învață toată ziua pentru examene și chestii și nu înțeleg cum s-a ajuns să fie exmatriculată, adică, bă, Ana, lasă-mă asta aici, n-are niciun sens cum poate să fie exmatriculată și am venit să cer niște detalii, să-mi explica și mie situația. Este adevărat, prietena ta, Ana Banana, a fost exmatriculată deoarece profesorul de mate mi-a spus că este un elev foarte răutăcios, mereu se ceartă cu lumea și face probleme. What? Asta n-are niciun sens. Deci Ana niciodată nu mi-a povestit nimic de genul și mereu mi-a spus că efectiv a adus prieteni acasă cu care se înțelege și așa. Nu cred că este așa. Păi uite, spune și tu directorului ca să nu zică că vorbesc eu prostie. Adică chiar efectiv s-a împrietenit foarte bine și cu colegii, adică vine cu ei acasă. Nu este așa? Da, deci chiar mi se pare că a fost, nu știu, o exagerare din partea profesorului de mate. Deci eu am înțeles că totul a pornit de la faptul că Ana a luat o notă mică la un test astăzi. Deci și că a luat o notă mică la testul de azi și efectiv a venit să vorbească cu dumneavoastră și ați exmatriculat-o pentru că a luat notă mică la test. Dar în rest n-a făcut nimic, n-a dat în cap, n-a, nu știu, nu s-a înjurat cu lumea, n-a făcut nimic probleme, adică niciodată nu mi-a zis că are nicio problemă. Și chiar am mai venit și eu la școală și am vorbit cu profesorii pentru că, sincer, e destul de ciudățică așa și am vrut să mă asigur că totul e ok și am mai vorbit cu profesori de a ei și chiar mi s-a spus numai lucruri bune, sincer. Eu n-am făcut nimic, uite, și ea spune, bine, ea ce să zică și ea, vă dați seama, dar mergeți pe încredere, adică Ana chiar e un elev chiar bun. De exemplu, mi-a spus profesorul de mate că a spart și o minge la fotbal și mereu vorbește urât, ba chiar înjură alți colegi. Nu cred așa ceva. Deci chestia asta, deci eu nu înjur, deci eu chiar vă spun. Deci eu o știu pe Ana de câteva luni de zile, poate nu ani întregi, dar o știu de mult timp și niciodată n-am auzit o Ana să înjure. Deci Ana chiar nu înjură și chestia cu fotbalul nu știu dacă e adevărat sau nu. Adică aici nu pot să garantez, nu. Deci Ana zice nu,
că domnul mă supără. A, am înțeles, Ninu cred că se duce la fotbal, am înțeles. Cum să zică că e un... A, domnul gen de mate. Ok, cum să zică că e un jur? Păi da, e chiar nu un jur, adică chiar pot să vă garantez chestia asta. Eu nici măcar nu joc fotbal, exact, Ninu se joacă fotbal. Adică, mă rog, a jucat toată cu mine și am bătut-o prea rău și de atunci nu mai... Nu se mai joacă, dar, mă rog, ea nu se joacă fotbal, asta e ideea. Bana, nu te mai ascunde aici, vino, ca să te vadă că ești fată serioasă, să nu te dea asta afară, vino să vorbim aici. Deci, asta vă spunem, deci e o chestie ciudată, eu vă spun că eu cred că profesorul de matematică a cam înflorit chestiile. Acum că stau să mă gândesc, profesorul de matematică este singurul care s-a plâns de comportamentul ei. Deci v-am spus, deci chiar nu sunt nebun, ok? Chiar nu sunt nebun. Ok, putem face așa, dacă reușești să-mi faci 3 profesori să semneze hârtia asta, care spune că Ana este un elev cu minte, bă, Ana, ce ai făcut, ai luat hârtia? Lasă-i hârtia la om aici. Care să spune că Ana este un elev cu minte și ok, o voi reintroduce în programul școlar, dacă nu înseamnă că profesorul de matematică avea dreptate. Ok, putem face chestia asta, stați așa să vedem. Deci este elevul Ana Banana un elev cu minte, participă la ore și își face datoria de elev, da, ok, păi n-are cine ce să zică, nu? Ok, să vedeți că o să fie bine. Ok, deci vă mulțumesc pentru timpul acordat, domnul director, o să mă duc chiar acum și o să vorbesc cu ceilalți profesori, să vedeți că este o problemă la profesori de matematică, părerea mea, dar ne auzim mai încolo astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, o zi bună, ok, Ana, hai să mergem. Bana, deci tu sigur nu ești un elev nașpa, da? Că poate nu semnează ăștia pe aici și nu te mai bagă înapoi la școală și e nașpa după. Nu am făcut nimic rău, Luca. Știi că școala asta e șmecheră, că mai avem noi un acolo de cartier și e vai de capul ei, adică nu poți să te duci acolo. La acolo ce e aici? Ia să vedem. Asta este clasa a doua matematică, nu ne interesează. Cred că la cantină nu putem. La cantină nu cred că merge să vorbim sincer. Bana, lasă-mă asta. Ia mai ești un măr acasă, mai ia două mere pe aici, să mai luăm și noi acasă. Așa, gata. Ok, hai să mergem să vedem pe cine găsim la cantină. Aici nu cred că avem ce face. Aici clasa 2 istorie. Văd că nu e nimeni aici. Ok, deci nu e nimeni, nu e profesorul de istorie în sală. Hai să vedem pe cine putem găsi. Hai, vino încoace. Băi, deci am văzut că e și lumea de aici. Deși e aici geografie. Ah, gata, mi-aduc aminte. Eu îl și știu pe profund de geografie. Cred că parcă nu te plăcea. Sau nu mă plăcea pe mine. Nu mai știu pe cine. Mamă, tu ai făcut o nasoală lui profund de geografie. Mamă, în prima zi. Oh my god. Deci fii atent, Ana, că în prima zi când ai venit aici parcă nu erai așa bine cu profund de geografie. Eu sper că ai fost mai cu minte după, că dacă ne zice asta ceva de tine e cam nașpa. Hai să vedem. Ok, hai, vino încoace. Hai să vedem. Am fost model. Hai că aflăm acum dacă ai fost model. Bună ziua. Putem intra? Știu că încă nu este oră și este pauza. Am văzut că acum ești elevi și am văzut că a fost la oră. Am venit și noi cu o problemă. Deci sunt aici cu prietena mea Ana, deci probabil o știți de la ore și așa. Ana Banana o cheamă în catalog și efectiv a fost exmatriculată. Ok, deci a fost exmatriculată pe motiv că nu este un elev care să-și îndeplinească datoriile de elev și chestii de genul. Și acum avem o petiție pe care poate ne puteți ajuta să o semnați, ca să spuneți că, bă, uite, Ana nu este... Eu chiar am fost un elev bun, lasă Ana să decide el asta, da. Să spuneți dacă Ana a fost sau nu cu minte pe parcursul anului și că nu a făcut nicio problemă la orele de curs și chestii de genul. Bă, Ana, dă-te mă de aici jos, doamne, stai cu minte să vorbesc cu ăsta. Așa, deci ce părere aveți despre chestia asta? Ana este cea mai cu minte elevă și mereu își învață. Nu înțeleg cum e posibil așa ceva. A, deci sunteți de aceeași părere, deci sunteți de acord cu noi. Nu este un elev problemă, da, deci fie vorba între noi așa. Am înțeles că proful de mate cam a vrut să o dea afară din școală, că a spus foarte multe minciuni despre ea și acum încercăm să... uite, lui domnul îi place, de asta mă lasă să stau la catedră. Bă, n-ai voie să stai, e catedra lui, dă-te de aici, lasă-l în pace. Da, și eu cred că proful de mate a mințit cu anumite chestii și pentru că a mințit a fost exmatriculată. Deci dacă se poate să semnați chestia asta, ne-ar ajuta foarte, foarte mult ca să o putem readuce înapoi în programul școlar. Sigur, uitați aici semnătura, sper să se întoarcă Ana la școală. Vă mulțumim super, super mult, deci chiar înseamnă foarte mult pentru noi. Deci avem prima semnătură, Ana, let's go! Prima semnătură, hai, vino încoace, vă mulțumim, o zi bună să aveți. Hai, vino încoace, vino încoace, vino încoace. Ia, hai să vedem ce a scris despre tine, să vedem dacă chiar a semnat sau face mișto de noi. Ia stai așa să vedem, semnături. Proful de geografie, uite, chiar s-a semnat. Ana este un elev cu minte, un elev excepțional. Wow, deci ești un elev excepțional, Ana. Bine, probabil a spus și el așa, cred că ți-a scris așa ca să nu te dea ăștia afară, gen. Ți-a spus și el așa la mișto, cred că. Dar, bă, ce tare, ok, hai că avem prima semnătură. Ok, unde mai putem merge? Eu știu că mai aveam, bă, nu mai lua atâtea mere, poate te văd ăștia pe camere, nu te mai primesc aici. Lasă că mai iau și eu și ducem acasă, stai așa, dă-te. Așa, eu mai știu pe proful de sport. Crezi că ar fi ok să mergem la el să vedem dacă vrea să vorbească? Cred că de asta m-au dat afară, ai că de-aia, nu că dacă te dădeau, îți zicea că, bă, uite că a furat prea multe mere, nu știu. Nu ai văzut cum ți-a
vorbit, păi hai la proful de sport, eu cred că a reușit să ne înțelegem cu el. Ultima oară când am vorbit cu el părea așa că am pierdut de planeta asta, dar ne înțelegem noi cu el, sincer. Eu zic că e ok, hai vino cu acest preteren. Să trăiți, domn proful de sport, ce faceți? Sunteți bine, sănătos, nu știu, sunteți aici la fotbal cu băieții, cu oile, nu știu ce se întâmplă aici. Am venit și noi cu o rugăminte la dumneavoastră, dacă se poate, voiam să vorbim ceva cu dumneavoastră. Haideți, treceți la fotbal pe teren? Nu, că nu de-aia am venit. N-am venit să jucăm fotbal. Noi n-avem oră acum, am venit cu o altă problemă. Ce are domnul? Nu știu ce are, că n-avem oră. Da, noi n-avem oră acum, probabil aveți cu altă clasă care urmează să vină, dar noi avem o problemă, deci sunt aici cu prietena mea, Ana. Nu știu dacă o recunoașteți de la orele de sport sau așa, dar ea a fost exmatriculată pe motiv că sparge minci la fotbal, că de-astea, și ea nu știu dacă a prea venit la orele de fotbal sau nu știu care e faza, dar ideea e că a fost exmatriculată și am vrea, dacă se poate, să semnați chestia asta care spune că e un elev bun ca să putem să o aducem înapoi la școală. Nici nu o cunosc, nu am văzut-o în viața mea, nu semnez nimic. Oh my god, nu pot să cred. Ok, poate prietena mea Ana nu prea a venit la toate orele, adică a mai lipsit ea așa pe la câteva ore de sport cel puțin, adică restul e o elevă foarte bună și asta vreau să o spun, adică doar pentru că nu e o elevă atât de bună la fotbal nu înseamnă că nu e conștiincioasă la alte ore, să vă spun așa, adică ea e un elev foarte bun, dar nu pe fotbal, ea e cu geografia, cu matematica mai puțin, mă rog, nu contează, e pe alte chestii, știți, și nu mi s-ar părea corect, adică chiar ar însemna foarte mult dacă ați putea să semnați petiția asta. N-auzi că nu semnezi nimic, dă-i drumul de aici. Oh my god, o să fie puțin complicat. Ok, Ana, cred că proful de sport nu prea vrea să semneze chestia asta și nu știu ce să facem, sincer. Nu știu că este ciudat, habar n-am care e problema lui, dar stai că mai încerc ceva, ok? Hai să-l facem să semneze, ok, mai încerc să mai fac ceva, ok? Dar nu garantez că o să meargă. Ce faci, bă, dai mere? Dă-i mere, ok. Lasă-mă să vorbesc cu el, ok? Ok, deci fiți atent. Dacă vă dau niște mere suculente la care au acces doar elevii, ok, vă dau niște mere că probabil vă e foame, că a stat aici pe teren toată ziua, chestii de-astea, și mă duc și la magazin pentru dumneavoastră și vă cumpăr un sandwich și vi-l aduc după ce termin toată chestia asta cu petițiile, vi-l aduc aici, vă aduc sandwich-ul să vă dau și un sandwich. Ce ziceți? Așa o să semnați petiția? Bine, hai, dar să fie cu parizer, dă aia aici. Ok, asta a mers destul de bine. Ok, poftim și vă mulțumim foarte, foarte mult că vreți să ne ajutați. Da, Ana acum a apucat o fotbalul, după cum vedeți, până acum n-a venit la ore, dar acum îi place să se joace. Bă, Ana, lasă-mă, nu da bă cu mingea în el, Doamne. Uite aici, te aștept după ore cu sandwich-ul. Vă mulțumim super, super mult. Deci chiar înseamnă foarte mult pentru noi chestia asta. Gata, Ana, am luat și semnătura asta. Hai să mergem. Let's go! Bine, rău de tot. Hai, Ana, ce faci? Mulțumim. Da, mulțumim, mulțumim. Gata, hai că n-avem timp, trebuie să-i aducem astăzi asta, că după aia nu știu dacă se mai pune, că mi-a zis să-i aduc trei semnături, dar poate zice că dacă i-aduc mâine poate se face ca uitat, știi? Trebuie să facem rost cât mai repede. Hai să vedem ce a zis și ăsta de sport. Hai să vedem că sigur a scris și el ceva aici. Proful de sport, e cu minte, Ana, singura fată care nu i-a spart nicio minge de fotbal. Hai de la desen, de ce te-ai bine cu ăla de desen? Crezi că zice ăla de bine? Da? Bine, Ana, hai să mergem atunci să vedem ce zice și ăla de desen. Că știu să desenez frumos, haide. Bine, hai încoace. Dar unde e ăla de desen de fapt? Unde e? Eu am văzut parcă pe la cantină ceva ultima oară, dar nu mai știu. Unde era bă ăla? Aici de matică, nu e bine. Bună ziua, mama, a intrat ca la tine acasă, uite-te și tu. Bă, voiam să bag și eu la ușă. Să rămână, o scuzați pana că a intrat așa peste dumneavoastră. Avem și noi, e ora mea preferată. Avem și noi o problemă cu Ana, gen, are Ana niște probleme și poate ne puteți ajuta dumneavoastră. Ana, ce faci? Ai terminat proiectul? Auzi, Ana, ce te întreabă, dacă ai terminat proiectul, what, tu aveai și proiect la desen aici? Da, deci noi cam avem, l-am uitat acasă, doamna. Bă, nici măcar nu ești la ora acum. Ok, ca să înțelegeți situația, practic prietena mea Ana a fost exmatriculată, eu sunt prietenul ei, am venit aici să o ajut să revină la școală și efectiv a fost pe nedrept exmatriculată pentru că profesorul de matematică i-a pus vorbe proaste directorului despre Ana care nu sunt adevărate și practic a spus că este o elevă nașpa, că nu-și face temele, că lipsește, că sparge mingi, nu știu, toate nebuniile astea și vreau să vorbim cu dumneavoastră pentru că avem o petiție, ne mai trebuie o singură semnătură și dacă se semnează petiția asta înseamnă că Ana se poate întoarce la școală din nou și tot o să fie bine. Deci ne puteți ajuta dacă se poate, vă rugăm frumos cu chestia asta pentru că ar însemna super, super mult și nu mai trebuie o singură semnătură. Că asta este ora mea preferată. Da, exact, și Ana tot zice de dumneavoastră, v-a adus
pus mere aici, bă, nu mi tui, bă, nu, oricum Ana vă place foarte mult, asta e ideea. Dar și mie îmi place maxim de Ana, este eleva mea preferată. Ia uzi, Ana, sigur că vă ajut. Fie vorba între noi, proful de mate s-a dat la mine și a încercat să-mi pună vorbe proaste la director după ce l-am refuzat. E un om foarte nesimțit. Wow, nu pot să cred așa ceva. Wow, ce nesimțit. Nu pot să cred, mă, îmi pare rău. Dar bine că nu v-a ascultat. Uite, la Ana, de exemplu, l-a ascultat și a dat-o afară. Nu pot să cred, e ceva cu proful acesta de matematică. Da, deci chiar cred că e nebun la cap. Vă mulțumim foarte mult că ne ajutați, chiar înseamnă foarte mult. Uitați aici petiția. Doamne, bă, ce nebun. Uitați aici, să aveți grijă de voi, dragilor. Sper să fie tot ok. Mulțumim super, super mult, chiar apreciem. Deci chiar ne-ați salvat, efectiv, oficial. Ar trebui să poată să se întoarcă înapoi în școală după semnătura asta. Deci chiar vă mulțumim și vă rămânem datori, efectiv. Da, hai să mergem, Ana. Doamne, hai, vinem cu acea. Bă, am reușit, Ana, am strâns toate semnăturile. Bine, rău. Bă, deci chiar nu știam că tu de fapt ești un elev așa cu minte. Cum ești acasă atât de enervantă și aici chiar ești un elev bun? Eu nu înțeleg, efectiv nu face sens. Deci de ce cu mine ești foarte enervantă și de ce tot furi mere de aici? Mai dă și mie o măr, că mi-e foame. Cum poți să fii cu minte? Păi așa sunt eu, Luca. Hai că ești așa. Hai să vedem ce a zis profa de desen despre tine. Cu minte și drăguță, am înțeles. Mamă, cât a scris profa de desen. Ana este cea mai bună elevă a mea și nu mint când spun asta. Mi se pare foarte nedrept de ce a fost acuzată și cer să fie readusă în școală imediat. Altfel va trebui să vorbesc eu personal cu domnul director. Doamne, tu îți dai seama ce a scris? Deci, mamă, deci ea chiar te place. Deci vezi că și tu ești eleva ei preferată. Nu e doar profesoara ta preferată, știi ce zic? Wow, ce drăguț. Păi avem toate semnăturile, ar trebui să mergem. Eu zic că o să fie tot ok acum dacă mergem cu ăsta la director, nu? Domnul director, putem intra? E tot ok, cred că putem intra. Presupun că putem intra, că am văzut că nu sunteți ocupat sau ceva. Uitați aici, aveți direct toate semnăturile de care aveți nevoie. Intrăm direct, că a fost neînțelegere, da. Aveți acolo toate semnăturile de care aveți nevoie. Vă las puțin să vă uitați peste cartea aia și îmi spuneți dacă totul e ok. Am vorbit cu toți profesorii, toată lumea a fost mulțumit de Ana. Deci nimeni n-a avut nimic de comentat și vedeți că a fost o neînțelegere. Vreau înapoi la școală. Da, exact. Vrea Ana înapoi la școală și nu acceptăm un nu. Pentru că până la urmă chiar a fost foarte urât că ați dat-o afară și nu aveați nicio dovadă pe chestia asta. Cred că dacă semna doar profa de desen, tot o aduceam înapoi pe Ana. Mi-e frică de ea, sincer. Bă, sincer vă spun, chiar a fost o semnătură destul de puternică din partea profesoarei de desen. Adică chiar îi place foarte mult de Ana, ok? Oricum, felicitări, mi-ați dovedit că proful de mate este un mincinos și va fi dat afară. Iar Ana își poate reîncepe cursurile imediat. Îmi pare rău pentru confuzie. Bine, bravo Ana, gata, te-am readus. Ok, nu e nicio problemă. Bine că am vorbit chestia asta și am rezolvat. Și vă mulțumim pentru înțelegere și că ne-ați dat șansa să rezolvăm situația. Și atunci o să reînceapă, o să vină mâine. De mâine la școală, cred că e ok dacă vine, nu? Deci vă mulțumim foarte, foarte mult. Hai să mergem acasă, Ana, că am rezolvat și situația asta. Bă, nu cred, uite bă, Ana, că s-a rezolvat. Vezi, ești din nou la școală, na. Datorită mie, poftim. Trebuie să merg și eu mulțumesc, că eu chiar m-am implicat, Ana. Deci dacă nu, nici acum nu spui eu mulțumesc, asta zic, Ana. Deci cu plăcere. O să îmi fii tu datoare. Trebuie să-mi dai 10 lei pentru chestia asta, dar nu contează. Ești cel mai tare. Da, Ana, nu, cu plăcere, cu plăcere. Deci chiar mă bucur că te-am adus înapoi. Bine, bă, Ana, ia, proful de mate. What? De ce alergați pe hol derbedeilor? Vă duc la director. Da, cred că ar trebui să mergeți dumneavoastră la director. S-ar putea să aveți o surpriză dacă mergeți la director. Eu în locul dumneavoastră nu prea aș mai merge la director și m-aș pregăti să părăsesc. Nu știu dacă mai aveți ceva prin cancelare, chestii personale. Eu aș apuca să îmi strâng chestiile, că nu o să mai predați aici pentru mult timp. Dacă vreți să vă arătăm unde e directorul, haideți. Da, deci, da, îmi pare rău. Despre ce tot vorbiți acolo și tu ce cauți la școală? Nu te-am dat afară de dimineață, ce cauți aici acum? Ei bine, să știți că s-a aflat totul. Deci deja lasă vrăjeala, bă, Ana, nu. M-am întors la ore, Ana, nu mai fi așa arogantă. Totuși că bă, lasă-l în pace, lasă-l să vorbesc. Ana, hai, mai bine doar stai cu minte să vorbesc eu cu el, ok? Da, s-a aflat că de fapt ați mințit cu toate chestiile alea. Ne-am dus, am strâns semnături de la toți profesorii din școală. Oficial puteți să vă faceți bagajele să plecați, pentru că o să fiți dat afară și nu o să mai predați aici, pentru că ați mințit cu tot. Dacă vă duceți la domnul director, o să vă spună el mai multe detalii. Noi ne grăbim că trebuie să mergem acasă și da, ce să vă mai spun, o zi bună, are dreptate, da, exact. S-a discutat și s-a aflat că ați mințit cu tot. Nu pot să cred câtă lipsă de respect față de un profesor. Hai
că dumneavoastră mai sunteți profesor. Un profesor trebuie să fie un exemplu pentru elevi, nu așa cum sunteți dumneavoastră. Dumneavoastră nu meritați titlul de profesor. Nu se va termina aici. O să mă ocup eu să nu mai înveți aici pentru mult timp. Auzi ce zice Ana? Să nu mai înveți pentru mult timp. Lasă vrăjeala că m-ați dat afară pe degeaba. Da, exact. Deci chiar ați făcut o chestie care nu e de iertat și mergeți și vorbiți cu directorul mai bine. Ok, hai Ana acasă că deja mi-a ajuns, am rezolvat și cu profesorul. Mamă, s-a pus pe ploaie, ești nebun? Mamă, ok, cred că nu ne-am ales ziua să parcăm, da, chiar că ce plouă. Nu ne-am ales ziua să parcăm departe, Ana. Nu am parcat aici, nu știi că n-avem voie aici. Hai să mergem repede la mașină. Oh my god, și bă, ce-s mă șobolani ăștia de ploaie pe aici? Doamne ferește. Ai văzut, mă, Ana, că s-a rezolvat până la urmă. Deci am terminat și cu chestia asta cu școala. Bă, chiar mă simt prost că ai pățit chestia asta. Adică chiar a fost aia că te-a acuzat așa pe nedrept, dar măcar am rezolvat. Mulțumesc mult, Luca. Cu plăcere, Ana. E plăcerea de partea mea când te văd că, bă, chiar nu ai nicio vină și așa, îți dai seama că voiam și eu să te întorci. Chiar mă bucur că m-ai ajutat. Chiar îți dai seama că și eu tine nu aș fi reușit. Am înțeles, cu mine n-ai fi reușit. Am înțeles. Da, hai că mă ieși la mișto acum. Ok? Da, deci pot spune că mă bucur și eu că te-am ajutat, pentru că dacă era o elevă nașpa mai ziceam, da, așa. Efectiv nu mi s-a părut deloc corect. Acum, nu știu, vezi tu dacă mai vreun test, fă și tu proiectul ăla la desen, apar n-am ce treabă mai. Ești tare rău. Nu, mă, Ana, tu ești tare. Hai că mă duc și eu să fac un grătarel, că mi-e foame rău de tot. Hai, scoate o șuncă din frigider și adu-o aici să băgăm pe grătar. Lasă proiectele că faci după. Hai, vino încoace cu mâncarea. Băi, mai avem și noi ceva de mâncare în frigiderul ăsta, că mamă, deci n-am mai făcut ceva de mâncare de câteva zile și Ana nu s-a ocupat și ea să facă ceva de mâncare. Ești nebun, avem numai chestii pe aici, ce fac? Beau lapte, simplu. Ia uite șpana. Bă, tu de unde vii, mă? Tu ai intrat prin garaj și tu n-ai ușă prin față. Doamne ferește, ce faci, mă, Ana? Uite, mă uitam să mănânc și eu ceva, că nu mai avem nimic de mâncare pe aici. Am venit cu bicicleta. A, și ai lăsat-o acolo și ai zis că gata, vii direct din garaj. Am înțeles situația. Dacă n-ai venit să mă iei, păi ce vrei, bă, să vin în fiecare zi acum? Ce să mai și faci? Mă uitam pe aici, Bana, nu te-ai băgat și tu la creație să faci o mâncare zilele astea? Că am tot gătit în ultimul timp, dar cât să mai gătesc? Și la burgerie n-am mai stat să mai iau burger, că mi-au zis aia că am luat prea mult și că de luna viitoare să mai iau și că nu știu ce. N-o să crezi ce mi s-a întâmplat astăzi. Ce s-a întâmplat, bă, astăzi? Păi n-ai fost la școală? Ai mai fost undeva în afară de școală azi? Păi la școală, Luca? Păi ce s-a întâmplat astăzi? Ia, povestește și mie, că azi nu s-a întâmplat nimic amuzant în casă, m-am plictisit de moarte. Tocmai mi-a zis un coleg ceva. Ți-a zis un coleg ceva? Ce ți-a zis un coleg? Ia uite ce vine Ana. Vine Ana de la școală, bag o cafea. Pleacă Ana la școală, bag o cafea. Bă, nu mai beam atâtea cafele, că nu-ți fac bine. Ce ți-a zis colegul ăla? Ce ai pățit azi? Păi ce crezi? Ți-a zis că ar trebui să mai speli și tu hanoracul ăla, că vii cu el de la începutul anului și cred că dacă află că ai hanoracul ăla de mai mult timp de atâta, cred că e jale. Ce ți-a zis, mă, Ana? Hai încoace să uităm ca postat Luca. Luca, hai pe canapea aici. Nu, Luca, a zis că mă place? Du-te, bă, de aici. Stai, mă, așa un pic. Cum vă țeles că te place un coleg așa random? Nu pot să cred. S-a îndrăgostit el așa de tine. Mi-a lăsat o scrisoare în dulăpior. Wow, nu pot să cred așa ceva. Și ți-a zis că te place și zicea că mă place mult. Wow, bă, se dă cineva la tine, mamă. Ce repede cresc, bă, parcă ieri abia te născusei sau bine. Poate nu ne-am cunoscut chiar atât de devreme, dar ai înțeles ideea, parcă ieri erai mai mică decât astăzi și astăzi deja te place un coleg, what? Nu știu, mi se pare amuzant, Ana, habar n-am, adică te place și random, nici măcar nu ești de o lună la școala aia. Cred că ești de cât, de 2-3 săptămâni și am rămas la fel, nu știu, e ciudat. Ia, hai să băgăm un ping-pong, că chiar n-am apucat și noi să băgăm de când am luat masa asta, stai așa, uite așa, mamă, hai să dăm cu ping-pong-ul. Le place tuturor de mine, auzi ce zici, Ana? Păi dacă le place, hai să te văd cum mă bastu la ping-pong-ul ăsta. Hai, ia. Hai să te văd, Ana, dacă ești așa șmecheră. O, mamă, nu cred. Bă, ce faci, mă, ce schimbele astea? De unde știi tu să joci? Naveleau, Ana. Hai, gata, că te-am bătut și la ping-pong. Bă, eu am rămas cu laptele ăsta în inventar, ai avut noroc. Ok, dar spune mai multe de tipul ăsta, că acum chiar m-ai făcut curios. Hai aici să vorbim. Chiar sunt foarte curios, mă simt ca la bârfă cu fetele. Cum stați voi, fetele? Păi îl cheamă Mihai. Auzi, bă, hai să stăm aici la masă, vină încoace să-mi spui. Bă, cine a băgat, bă, scaunele astea aici? Gata, hai că am pus și scaunele la locul lor. Hai, vreau să-mi spui, dar nu prea este genul meu. Cum, bă, nu cred așa ceva? Vină cu la masă că ți-am aranjat scaunele. Vreau să stăm ca la bârfă, ca fetele. Cum stau fetele la bârfă? Vreau să-mi spui totul despre el, ești nebun. Primul tău băiat care
te place în orașul ăsta, nu poți, bine, nu chiar în orașul ăsta, în celălalt oraș unde e școala, dar nu contează. Vreau să-mi spui totul. Cum adică nu e genul tău? Hai că eu beau aici lăptic și te ascult ce povestești. Ia, Ziana, cum adică nu e genul tău? Adică vrei să spui că gata, o să-i zici, bă, nu-mi place de tine, gata, lasă-mă în pace. Sau ce vrei să faci? Vreau și eu să știu la ce te gândești. Nu prea am stat mult de vorbă cu el. A, deci doar așa, mă chemase. Cum bă te chemase la el? Doamne ferește, la el acasă? Cum bă te chemase la el acasă? What? Dar i-am zis că nu mă duc. Doamne ferește, așa random te-a chemat înainte să zică că te place, ți-a zis hai la mine acasă, gen așa random. A, am înțeles, gata. Și a zis că nu te duce, ok. Mi-a spus că sunt ai lui, plecați în vacanță. Doamne, ce nebun. Păi și ție nu-ți place de el deloc? A zis că nu-i genul tău, gata, nu ai treabă cu el. Meh, a, deci tu ești așa, e drăguț el așa. Păi și dacă e drăguț, de ce nu vorbești cu el, de exemplu? Dacă ți-a zis că te și place, adică poate, dar nu știu. Păi ce nu știi? Ce nu-ți convine la el sau care e faza? E ciudățel? Ok, dar poate n-ai apucat tu să-l cunoști gen destul de bine. Adică poate el e băiat ok, te gândi la asta. Na, poate nu l-ai cunoscut tu de ajuns. Poate că mai ies cu el. Păi merită bă să mai ieși cu el, dar nu știu ce să zic. Ai bă, Ana, lasă că ești și tu tânăr acum, termin imediat liceu. Tu vrei să ies cu el? Păi mă întreb pe mine dacă vreau să îmi cer mie voie, ce treabă am eu? Din partea mea ieși cu el, na, mie mi se pare că ar fi interesant. Avem și noi ce mai bârfi. Îți cer o părere? Bă, părerea mea e că imediat o să termin liceul și na, ai putea să profiți cumva de chestia asta, știi ce zic? Adică ar merge să, na, mai ai și tu o experiență cu un băiat, poate îți place de el și poate mergi și tu să te plimbi așa în parc, să te ții de mână cu el, poate vă și pupați, opa, cum ar fi? Adică na, n-ai ce pierde, poți să Luca, păi ce bă, poate îți place de el, zic și eu așa, na, am zis și eu, nu mai zici așa, dar ce are bă, e chiar așa urât sau e așa nașpa, ai zis că e ok, că e drăguț, păi atunci ce are? Dar nu face așa bine, gata. Gata, Doamne, nu mai poate omul să facă un comentariu. Lasă-mă să mai sorb din laptele ăsta aici, că nu mai pot de foame. Bă, ar trebui să mergem și noi să luăm masa undeva în oraș, că nu mai avem nimic în frigider, trebuie să gătim. Păi mi-e rușine, Luca? De ce să-ți fie, bă, rușine? Că e normal să-ți placă de băieți, de fete, bine, de fete, gen, mie îmi place fete, ție de băieți, fiecare cu ce-i place lui, de ce dai mine? Lasă-mă în pace. Ai dreptate? Păi da, de ce să-ți fie rușine? Hai zi-mi ce mâncăm la cină, că nu mai pot, facem iar, punem grătarul, iar facem cartofi prăjiți pe grătar, că am înnebunit. Hai la restaurant, hai să ieșim și noi în oraș, că nu mai avem nimic. Stai să las laptele înapoi. Vezi că dacă vrei să bei din lapte, am băut direct din sticlă, nu știu ce să zic, dar dacă el chem și pe Mihai, să-l chemăm pe Mihai la restaurant, mă, aș putea să vorbesc cu băieții să stăm pe acolo, că acum nu știu dacă au închis, că e zi liberă, e restaurantul închis astăzi, dar cred că aș putea să mă duc să vorbesc cu băieții dacă e și să deschid eu să facem ceva de mâncare, că m-am pus mai bine cu ei, nu prea mă suportau ei, dar hai să vedem, hai, suie mașină și dacă e scrie și lui Mihai și dai adresa, stă pe aici, prin zonă sau stă mai departe? Stă pe aproape? Păi e bine atunci, cheamă, uite, dă-i un share location aici la restaurant și zic că să ieșim așa, spune că ieșim așa ca între prieteni dacă vrea să iasă gen. Bă, Ana, să știi că eu mă duc în spate să văd ce pot să fac de mâncare, fac un burger, o pizza, ceva, ia să-l întreb și pe Mihai ce mănâncă el așa în general, gen ce-i place. Așa e perfect? Păi cum, să fac și burger și pizza? Fac de toate, fă-i un burger dacă e. Ok, mă bag să-i fac un de la cum îmi place mie, dacă nu-i place înseamnă că nu e de bine dacă nu-i plac burgerii pe care îi fac eu și faci o pizza să mâncăm tot. Bine, hai că mă bag aici să gătesc, să văd ce. Ia uite, bă, iar au lăsat ăștia frigiderul deschis. Bă, deci se duce afacerea asta pe apa sâmbete, ești nebun. Deci efectiv nu mai avem, nici nu mai avem comenzi atât de multe, dar nici nu prea ne descurcăm, ești nebun. Nu uita de cola, să nu uit de cola, gata. Luăm și niște cola, să băgăm și niște cola la fiecare. Bă, burgerii sunt gata, am făcut și pizza, avem aici toate astea. Cred că e gata. A, uite, bă, că a venit și Mihai. Ce zici, bă, Mihai, te pup, eu sunt Luca, încântat de cunoștință. A, scuze că m-am entuziasmat și m-am aruncat așa pe masă, scuzați-mă, iau și eu un loc. Ce zici, bă, Mihai, te uiți la Ana, am înțeles, da, nu prea te interesează de mine că sunt aici. Salut, eu sunt Mihai, încântat de cunoștință. A, te pup, bă, Mihai. Da, văd că e cu ochii pe tine așa, Mihai, dar, da, pare băiat bun. Bă, Mihai, ți-am spus, eu sunt Luca și se uită doar la mine. Păi, dacă ești mai aproape de el, ce să fac? Eu sunt Luca și, na, bine, vin la restaurantul meu, cum ar veni aici, servesc eu, mă rog, nu e chiar al meu încă. Planuiesc să-l cumpăr totuși, dar da, uite, mi-a povestit Ana de tine și am să ieșim și noi așa, ca între prieteni. Da, observ, doar la mine se uită. Bă, lasă-l, mă, dacă așa se uită el, ce, care-i problema? Scuze, am rămas puțin blocat pe Ana, ce ziceai? Ok, da, asta e puțin ciudat. Îți povesteam că, da, poți să nu te uiți la mine când vorbesc cu... Ok.
Bă, Mihai, nu știu care e faza cu tine, dar îmi place de tine deja. Deci, sincer, mie îmi place, iar să uite, lasă-l, bă, să uite, îi place și lui de tine. Da, o, Mihai, ziceam că eu sunt Luca și că, bă, Ana, lasă-l, bă, că vorbesc eu cu el. Eu sunt Luca, încântat de cunoștință și aici lucrez eu la restaurantul ăsta. Uite, am adus aici niște mâncare să mâncăm cu toții. Avem aici o pizza, bam, puteți să vă serviți aici cine vrea pizza. Ți-am făcut un burger, mi-ai sa... Ia uite-o, pana, ce-o-i, mana, sar peste om, lasă-l în pace. Uite, ți-am făcut și ție, ți-am preparat, nu știu care îți place, burger normal sau cheeseburger. Eu mănânc cu cheeseburger, ție ți l-am făcut normal, dacă vrei să mai adaug ceva la el. Uite, ai aici, bă, ce faci, pana, ai fur de la om, lasă omului ăla. Uite, Ana, ți-am luat și ție o cola și mi-am luat și mie o cola cu un burger. Mai mâncați din pizza asta, poți să mănânci, Ana, dacă vrei tu pizza aia, mănânc-o tu, că noi avem burgeri. Și da, ce să zic, bă, Mihai, încântat de cunoștință, sper că te simți bine aici. Chestiile astea din partea casei, îți dai seama, nu o să te pun să plătești acum. Vai că a fost bună, rău, da, Ana, știu, mă pricep, ok? Wow, ce generos, mulțumesc mult pentru mâncare. Bă, n-ai pentru ce, Mihai, chiar n-ai pentru ce. Orice prieten de-al Anei este și prietenul meu, ok? I-a plăcut, da, chiar i-a plăcut, zic și eu. Și chiar pare un om foarte de treabă, tu ești la școală cu noi? Eu am cam terminat școala și acum sunt coleg de casă, cum ar veni cu Ana. Și în rest, na, nu prea frecventez școala, că n-am de ce, știi, că am terminat-o. Dar în rest mă ocup cu YouTube, cu alte chestii, mă rog, e mai ciudat. Îl interesează mult, văd, da, văd, de-aia nu mai poate Mihai de mine. Da, uite că se uită la mine, da, asta ziceam, Mihai, că, da, nu te mai uiți la mine, ok, am înțeles ideea. Da, mă, Mihai, lasă vrăjeala, ok, și mi-a zis Ana că vă înțelegeți destul de bine, pot spune. Văd că ești un pic așa, nu știu, ești cam aiurit, pot spune, nu știu, te uiți așa, stânga, dreapta, ciudat, nu știu care e faza, adică ești ok, vrei să-ți dau ceva de băut, te simți bine? Da, sunt ok, scuze, dar nu am dormit mai deloc, că m-am jucat Fortnite toată seara. Oh, deci ești pe gaming cu d-astea, am înțeles, Mihai. E ok, Fortnite, da, nici eu nu mă mai joc Fortnite de ceva timp, dar nu judec pe nimeni care se joacă Fortnite, e ok. Da, și, da, nu știu ce să-ți mai spun, hai să vorbim toți, dacă tot vorbim. Ana, ce faci, unde, a, te duci la baie? Am înțeles, hai că Ana s-a dus la baie, sigur, chiar voiam să rămân aici singur. Și, ție îți place să mănânci burgeri? Adică, îți plac burgeri? Mie îmi plac burgeri, de exemplu. Acum e un moment destul de ciudat că nu mai e Ana aici, dar, da, ce părere ai de burgeri? Sunt buni burgerii, chiar îmi plac, mersi din nou pentru mâncare. Bă, n-ai pentru ce, Mihai, nu trebuie să mulțumești de 100 de ori. Ce ați mai vorbit? Cât am fost la toaletă, mi-a spus că îi plac burgerii și cam atât, adică nu am interacționat atât de mult, gen. Ok, eu cred că mai bine plec, că sunt foarte obosit, am vrut să stau puțin cu Ana după ore decât, dar mi-a părut bine. Ne mai vedem? Bă, Mihai, na, drăguț, ce pot spune? Și mie mi-a părut bine, într-adevăr, și ești binevenit pe aici, dacă mai vrei să vii pe la restaurant, pe aici mai stăm împreună, poate data viitoare stăm și noi mai mult, ne cunoaștem mai bine, jucăm ceva, habar n-am, nu știu, poate vii și pe la noi. Da, o să văd eu, mersi din nou. Ok, Mihai, da, ce să mai zic, ne mai vedem, da, salut. Bă, Ana, nu știu ce să zic de prietenul tău, ești nebun, adică aș fi vrut să am mai multe opinii, dar efectiv mi se pare că am vorbit cu un robot, adică nu știu cum să spun, efectiv gen doar stătea și a zis că s-a jucat Fortnite toată seara și acum el este ciudat. Bă, am înțeles că e ciudat, dar nu știu, adică eu nu judec oamenii, poate el chiar e băiat ok, dar nu știu, mi s-a purtat așa foarte ciudată interacțiunea, doar mi-a mulțumit de 10 ori că i-am dat mâncare gratis, da, NPC, efectiv, deci efectiv zici că era un NPC, mi-a mulțumit că i-am dat mâncare gratis și după aia s-a dus și a zis că bă, hai că mă duc, că eu m-am jucat Fortnite toată seara și da, și se hălba la tine non-stop. Da, nu știu ce să zic, dacă aș fi tu, că tot m-ai întrebat, nu știu ce să zic, încă aș mai aștepta un pic să văd care e faza cu el. Adică eu zic nu. Bă, nu știu dacă să zici nu din prima, zic să mai stai să vezi cam cum e faza cu el, dar așa la prima vedere, na, a apărut ciudățel, dar poate doar a fost azi. Na, mâine poate e ok, poate doar a fost o zi mai proastă pentru el. Mă rog, hai să mergem să încui și eu restaurantul și hai să mergem acasă, că oricum nu mai vine nimeni. Oricum, să știi că am vorbit cu ăștia, stai așa să las ăsta în frigider, că mai am o dată și n-am desfăcut-o. Am vorbit cu ăștia de la restaurant și s-ar putea să cumpărăm noi restaurantul, pentru că nu mai merge deloc bine. Ăia aparent cred că au și demisionat, ăia de erau aici, ăia 3 de stăteau numai la pachet mereu. Mai cereau și salariu, gen toată lumea să aibă salariu mare. Ce tare și o să fie al nostru. Da, dar momentan nu merge așa bine. Trebuie să vedem cum îl promovăm ca să meargă mai bine. Dar probabil o să rămână al nostru restaurantul, da, că am vorbit cu managerul și nu vrea să se mai bage cu restaurantul cu astea. Lasă că o să mai lucrăm noi în
restaurant. Da, o să vedem. Hai că mă duc să strâng pe aici și mergem acasă acum. Da, destul de ciudățel băiatul ăsta, nu o să te mint, Ana. Ia, ce avem bă aici? What, un chest în față? Oh, ok, cred că știu ce se întâmplă. Cred că știu deja ce se întâmplă, fără să mă uit știu deja ce se întâmplă. Scuze pentru astăzi, am fost emoționat și ne-a dat 100 de lei? What? Ne-a dat 100 de... Omul ne-a dat 100 de lei, deci am dat mâncare de 10 lei și ne-a dat 100 de lei, ești nebun? Tu, oameni, păi îl mai chemăm la noi? Bă, tu ești pe interes, Ana? Ia uite, bă, dar cum a lăsat bilete așa în, din astea de hârtie? What? Oh my god, ok, hai să luăm ăsta de aici totuși să nu rămână în fața casei. Dar, da, Ana, ia-ți biletele. Bă, nu mi le da, bă, mie, ia-ți-le că sunt pentru tine astea acum, adică păstrez eu banii, că eu sunt ăla cu economia în casa asta și astea ți le las la tine în cameră, biletele alea, te descurci cu ele, nu știu. Tu, de bă, ce ciudat a fost, deci efectiv a fost super... Ia uite, mi le-a pus aici, eram sigur. A, știi ceva, eu îmi las banii și lasă-mă în pace, hai că le arunc la gunoi. Dar să știi că o să se supere pe tine, că o să te întrebe unde-s biletele alea și o să zic, uite, Ana le-a aruncat la gunoi. E, păi să vezi când o să vină la noi. Păi și ce zici, bă, de el? Adică, până la urmă, îți place sau nu-ți place de el? Că n-am mai înțeles. Asta mai rămâne să se supere. Acum îți place de el că ți-a dat bani. Bă, nu e frumos cu d-astea, Ana. Zic, dacă îți place de el așa ca persoană, lasă banii și astea. Glumeam. Păi zici, ce părere ai de el așa? Hai, zi sincer, te iau la interrogatoriu. Hai acolo, hai la masă aici. El e băiat bun, zici, dar nu știu, Luca. Hai încoace. Păi și tu ai mai interacționat așa cu el, gen doar voi doi? Adică ai vorbit așa mai multe numai tu cu el? Hai aici la masă. M-a întrebat dacă mă joc cu el Fortnite. Bă, chiar cred că îi place Fortnite-ul, gen. Bă, gamerii sunt inofensivi, Ana. Deci ori sunt inofensivi, ori sunt criminali în serie, una din două. Deci ori e criminal în serie, ori e inofensiv. Nu știu exact ce să spun. Dar da, a fost puțin ciudățel, nu o să te mint. A fost cam ciudat ce s-a întâmplat astăzi. Din nou, poate doar era super, super emoționat. Ne avem de unde să știm. Nu o să-l judecăm din prima să zicem că, bă, este un criminal în serie. Dar o să mai vorbesc cu el să văd ce zice. Bă, arată el așa un pic, gen, prin acțiunile lui, parcă e așa un pic ciudățel. Adică, bă, ne-a lăsat bani, de unde are el 100 de lei să ne lase așa random, adică chiar așa disperat să fie după tine? Nu știu ce să zic, din jocuri, poi o fi gamer, o fi youtuber, cum ar fi să fie și el youtuber, ești nebun? Doamne, ar fi prea amuzant. Da, nu știu ce să zic, deci m-ai întrebat tu de părere, poate are canal, îl întrebăm data viitoare, nu știu, poate îl chemăm la noi, nu știu. Ai vrea să-l chemăm la noi data viitoare? Hai să-l chemăm la noi odată, când, după ce doarme, gen, să lăsăm și pe el să doarmă, să fie și el odihnit, să fie om normal și-l chemăm la un grătarel, poate weekendul ăsta, când aveți școală, băgăm aici un ping-pong. Cum ar fi să le enerveze, să înceapă să mă înjure, să mă bată pe aici la mine acasă, că-l bat la ping-pong, cum ar fi? Tu, îl dăm afară. Cum ar fi să fie ciudarul de tot? Bă, nu cred că e așa ciudat, sincer, nu cred. Adică chiar, bă, dar casa noastră chiar e mișto, eu acum văd casa noastră, adică așa că mă uit la ea, uite-te, știu, avem și trambulină aici, cine n-ar vrea să vină la noi acasă? Adică noi chiar suntem buni să chemăm lumea la noi acasă. Bă, și știi ce am vrut să zic? Tu vezi că noi avem elicopterul ăla de când ai dat tu atunci o groază de bani pe el și efectiv nu l-am mai folosit deloc. Asta voiam și eu să zic acum, avem și elicopter. Bă, chiar ar trebui să încep să te duc cu ăla la școală, cred că. Bă, ce distractiv e elicopterul ăsta, bă, am și uitat cât de tare e. Bă, gata, chiar ar trebui să folosim mai des elicopterul ăsta, mă, ține-te bine, Ana! Oh my god, cât de mult am dormit. Bă, cât e ceasul, mă întreb? Oh my god. What? E deja ora 1 la prânz. Trebuie să întorc Ana de la școală deja. Băi, am dormit toată ziua. Doamne, sunt și eu nebun la cap. Nu trebuie să mă culc așa târziu. Oh my god, să mă duc să mă spăl și eu pe față să... Ana, tu deja ești acasă? What? Băi, eu chiar am dormit mult. Dar tu nu trebuie să te întorci pe la 2? A, Luca? Ce faci, Ana? Bă, am dormit, m-am spart, Ana, deci am spart somnul seara asta. Mult a durat până te-ai trezit, bă, tu cred că nu înțelegi, deci efectiv am dormit, dar nu mai știam de mine, nu de altceva. Da, mulțumesc, cred că o cafea o să mă ajute, da, îți mulțumesc. Tu ce ai făcut? Acum te-ai întors de la școală, că parcă totuși veneai puțin mai târziu, pe la un 2, ceva de genul. Chiar ai dormit mult? Da, chiar mă simt așa foarte... Nu am fost azi la școală? De ce n-ai fost azi la școală? Ceva, da, liber sau ce s-a întâmplat? Ce te uite aici? Oh, episod nou de la Luca, Luca, ia mă, care-i faza? Nu, păi și atunci de ce n-ai fost la școală? Dar nu mai vreau să mai merg? De ce nu mai vrei, bă, să mai mergi, what? Așa random, hai bă, Ana, că mai puțin și termini acum liceul. Păi știi tu, păi nu știu, nu mi-ai mai spus nimic legat de școală. A, nebunii Mihai! Mihai, adică băiatul ăla care ne-am văzut săptămâna trecută de îi plăcea de tine rău de tot și era, este prea obsedat. Oh my god, în continuare e obsedat, eu chiar cream că e băiat bun, adică am crezut că e doar așa o chestie de bă, hai că a avut și el așa o fază în care era mai rușinos, da, mai rău, să doar după mine. Oh my god, nu cred, nu mă lasă în pace. Bă, și chiar atât de rău să fie să nu te mai duci la școală, adică mi se pare extrem să nu te mai duci la școală deloc. Doar așa din cauza unui băiat, adică da. Oh my god, bă, dar ce
picioare, bă, așa rău e. Mereu se bagă peste mine la orice. Am înțeles. Da, nu știu, și caut atenție multă. Da, ok, dar na, și ce o să faci? Adică nu te mai duci niciodată la școală. Adică nu are sens, nu? Bă, na, nu știu ce să spun. Mă mut? Bă, unde te mut? La școala asta de aici, de lângă noi, de-i vai de capul ei? Pentru că nu mai suport. Doamne ferește. Ok, nu știu, eu mă duc să văd dacă avem ceva să facem, ceva de mâncare. Voi să te rog, dacă tot ai stat acasă, du-te și tu și vezi dacă mi-a venit pachetul ăla. Că am un pachet care trebuie să-mi vină azi și ar fi trebuit să fie undeva pe la acolo, la cutia poștală. Vezi și tu dacă e acolo, te rog, că mă uit și eu aici în frigider să văd dacă avem ceva de mâncare. Păi ia mă că fac eu niște sandvișuri. N-avem, mamă, dar n-avem pâine. Bă, nici pâine n-ai luat, Ana, bă, și ți-am zis să iei mă pâine. Oh my god, iar beau lapte de foame, n-am văzut așa ceva. Punem grătarul, ce facem? Uite, ți-a venit. Ce mi-a venit? Ăsta e pachet. N-am comandat o carte. Ce chestie asta? Bună, Ana. Bă, what? Tu ai citit ce e aici? Oh my god. Bă, ăsta nu-i pachetul meu, Ana. E pachetul tău. Ok, stai că ți-l citesc eu. Deci, spune așa, Ana. Bună, Ana. Mă întrebam de ce nu ai venit astăzi la școală. Ce părere ai de pachetul ăsta, Ana? Arde, s-o arde cartea acum. Stai că asta nu e tot. Nu e tot. Stai un pic așa. Deci, mă întrebam de ce nu ai venit astăzi la școală. Voiam să mă asigur că ești ok. Te rog să-mi răspunzi. Smiley face. Semnat Mihai. Bă, nu cred. Bă, Ana, tu îți dai seama? Oh my god. Poftim, Ana, poftim. Ăsta e al tău nume, dar mie că e biletul tău de dragoste. Bă, nu pot să cred. Păi și chiar așa rău e. Adică cred că exagerezi tu. Dar mamă, îți lasă și scrisoare că n-ai venit la școală o zi. Oh my god, ok. Asta s-ar putea să fie mai grav decât credeam, sincer să fiu. Bă, și cred că mai e grav că n-avem pâine, Ana, și n-avem ce mânca din nou. Și trebuie să, chiar trebuie să mai adun niște mâncare de la restaurant. Dar mă rog, lasă aia acum. Îl trimitem pe Mihai să ne ia pâine. Păi cred că e primul dacă îl pui să-ți ia pâine. Cred că ți-aduce imediat. Bă, da, nu știu, mă, frate. E chiar ciudat rău de tot ce se întâmplă aici. Nu știu, păi o strască să vorbești și tu cu el. Să-i spui, i-ai spus că, bă, nu sunt interesată, că ești așa, că nu știu ce. Adică i-ai spus așa frumos, i-ai spus că, bă, uite, mie îmi place să fim prieteni. Nu vreau să vorbesc cu el, că i-am mai spus. I-ai spus că, gen, dar nu înțelege. Oh my god, chiar așa rău e. Doamne, păi, nu știu, mă duc eu să vorbesc cu el atunci, nu? Habar n-am ce pot să facem. Adică, altă variantă nu știu dacă avem, chiar nu știu. Păi, habar n-am. Bă, nu știu, tu nu te mai duci la școală, e ciudat. Hai, bă, Ana, să încercăm măcar să vorbim cu el. N-are cum să fie atât de rău. Ai idee pe unde stă? Că mi-ai zis că stă pe aproape. Ai idee pe unde stă? Hai să mâncăm și după. Doamne, mergem la mâncat. Ok, hai să mergem să mâncăm, că oricum e foame rău de tot. Doamne, deci n-am mâncat nici aseară înainte să mă culc și m-am trezit cu foamea vieții. Ești nebun? Hai până la restaurant să vedem care e faza. Mergem cu elicopterul. Bă, e prea aproape restaurantul. E destul de mult că mergem și cu mașina. Lasă că nu mai scoatem elicopterul acum. Mamă, dar urât face mașina asta. Trebuie să o duc la verific. Hai să vedem ce e la restaurant, că mor de foame, ești nebun. Mihai, salut. Nu e deschis acum restaurantul. Nu, eu plec acasă. Ana, stai un pic că vorbesc eu cu el. E ok, Ana, stai că vorbesc eu cu el. Mihai, salut, frate. Nu prea e deschis acum restaurantul. Trecem printr-o perioadă proastă și nu e deschis din păcate. Care e faza? Ana, ce dor mi-a fost de tine. Mă gândeam eu că o să te găsesc aici. Ok, Ana, poți să stai în mașină dacă vrei. Poți să te urci în mașină un pic. Da, Mihai, care e faza, gen? Ana nu prea se simte bine acum, ok? Nici nu am mai fost la ore ca să mă asigur că e tot ok. Ce faci? De ce ai lipsit? Da, Ana este în mașină, gen se simte rău și de-aia a lipsit. Și da, cam asta a fost toată situația. Noi am venit acum să luăm niște chestii ca să îi dau să-i treacă rău, să-i treacă greasa, știi? Am venit să căutăm niște lămâi prin spate, chestii de genul. Deci, din păcate, Ana nu prea e în stare să socializeze astăzi, pentru că, na, se simte cam rău. De ce nu vrea să vorbească cu mine? Am făcut ceva? Nu că ai făcut ceva sau așa, dar efectiv se simte rău. Adică, na, și tu când te simți rău sau așa, imediat, Ana, stai că iau acum mâncarea și așa. Și tu probabil când te simți rău și așa, poate n-ai chef mereu de alți oameni, știi ce zic? Adică, na, cam asta e situația. Păi atunci să vorbească cu mine dacă nu are nimic. Ce sunt chestiile astea? Bă, Mihai, nu prea poți să obligi pe cineva să vorbească cu tine, gen. Da, ok, Ana, poți să te duci tu direct să o iei. Da, nu prea se poate astăzi. Deci te-am spus, poți să pleci să părăsești restaurantul dacă te rog, pentru că nu este deschis. Și da, noi ți-am spus că avem niște treabă și mergem acasă acum. Uite că cred că a luat Ana tot ce ne trebuie. Ai luat și burgeri? Ai luat și pentru mine un burger măcar? Hai că am luat eu. Ah, ok, perfect. Ia uite, bă, cât ți-a luat, ok. Da, Mihai, noi ne grăbim că trebuie să ajungem acasă. Da, salut, baftă în viață. Ok, hai, urcă.
Bă, ce-a fost chestia asta? Deci a venit până la restaurant, ești nebun, și a stat acolo. Auzi că nici n-a fost la ore. Deci ai auzit ce a zis? Nu știu că ai auzit conversația, că era în mașină. Efectiv mi-a zis că n-a fost la ore, ești nebun? El n-a fost la ore, azi că n-ai venit nici tu și nu știa de tine. Doamne ferește. Bă, ce are, bă, de așa nebun? Bă, cartof, mai aveam și chestii de astea. N-ai luat și tu un suc? Doamne, tu ai luat ce aveam deja acasă, Ana, poate trebuie să mergem naiba iar acolo. Măcar mamă, și luat burger de ăștia vegani. Faci mișto de mine. Oh my god, am luat mâncare. Ok, lasă că mănânc de ăștia vegani. Dacă de ăștia ai vrut tu să iei. Bă, chiar e ciudat. Ok, ai dreptate, Ana. Chiar este foarte, foarte ciudată faza cu Mihăița al nostru și nu știu ce să zic. Cred că trebuie să vorbim cu directorul dacă continuă să fie așa ciudat, că nu știu, pe mine mă cam sperie. Este prea ciudat. Da, și sincer, există tot felul de dubioși și uite că poate părea el ok, dar poate nu e așa ok. Nu pot să scap de el. Mergem cu elicopterul la plimbărică. Nu știu, că am chef de elicopter acum. Luăm elicopterul, habar n-am, nu știu. Eu ziceam că te rog, bine, bine, hai să mergem dacă vrei tu să uiți de situație, bine, hai să dăm o plimbărică cu elicopterul dacă vrei tu, Doamne. Dar nu prea mai avem benzină, Ana, și cu banii stăm prost că nu mai merge restaurantul la fel de bine. Dar hai că dăm așa o tură mică cu elicopterul, că Ana a luat elicopter când aveam noi bani și acum nu mai avem bani, ești nebun. Lasă, Ana, că trece, lasă, nu ne mai gândim la asta. Uite, poate ne interesăm la școala asta din oraș aici și poate te muți din școală dacă chiar n-avem ce face. Nu știu, habar n-am. O să vedem noi, habar nu am ce să zic sincer. E ciudată rău situația. Gata, Ana, hai că ne întoarcem și noi acasă că mai am și eu treabă, ești nebun, nu putem să ne plimbăm toată ziua și nici măcar n-avem benzină să ne plimbăm toată ziua. Ana, vezi și tu ce văd și eu? Bă, sunt nebun la cap. A venit în fața casei, hai să plecăm. No, eu mă iau de el, stai așa. Stai așa că nu se mai poate. Gata, hai, dă-te jos, Ana, că mă duc eu la discuții. Bă, Mihai, ce bă chestia asta? Ce se întâmplă aici? Doamne ferește. Ce faci, Ana? Cum te simți? Vrei să ieșim pe undeva? Auzi, Ana, vrei să ieși pe undeva cu Mihai? Poți să-i spui lui Mihai că te simți rău și că nu poți ieși, te rog frumos, că eu i-am mai explicat. Poți pleca, te rog. Mihai, te-am rugat și eu și la restaurant și aici. Lasă-o în pace că se simte rău, nu vreau să ieșim. Uite, nu vrea acum să iasă. Lasă-o în pace, pe bune, nu se simte bine. Ia, hai, te rog frumos. Nu m-am simțit prea bine în ultimul timp și doar cu tine mă simt bine. Ok, auzi, Ana, ce părere ai de chestia asta? Bă, Mihai, nu se simte bine. Adică nici ea nu se simte bine. Nu poate să iasă cu tine dacă nici ea nu se simte bine. Zi tu, Ana, lasă-mă, uite, zice să o lași, că nici eu nu prea am stat cu ea, că se simte rău. Bă, nu-i spune mă așa, nu-i spune așa că o să enerveze după. Trebuie să-l iei frumos, să-i zici așa, lejer, știi ce zic? Să pară că n-am. Ok, da, Mihai, asta e faza. Se simte rău, asta e faza, că ea are și cu tine, dar nu poate să iasă pentru că efectiv se simte rău, ok? Atunci o să stau aici și îmi spui tu când ai chef să ieșim, ok? Mihai, cred că e destul de ciudat să stai în fața casei și nu e doar casa Anei și casa mea și chiar ar trebui să pleci. Adică, acum fără niciun mișto, dar până la urmă e proprietatea noastră și chiar ar fi cazul să mergem. Ana, poți să te duci în casă dacă e că vorbesc eu cu Mihai, nu am chef să ies deloc. Lasă că vorbesc eu cu Mihai, deci Mihai e gata. Nu vreau să plec, auzi ce-mi zice, el nu vrea să plece. Ok, două secunde, Mihai, mă duc până în casă. Revin și la tine imediat. Ana, doar fii atentă, du-te și pune-te pe canapea, fii atentă, îți arăt un truc magic. Pune-te pe canapea și revin eu într-un minut. Deci într-un minut revin și o să se întâmple o magie de n-ai mai văzut-o niciodată. Două secunde, dacă mi-a curs două secunde, vreau doar să vorbesc ceva cu Mihai de afară și se rezolvă. Stai, două secunde, stai acolo pe canapea. Bă, Mihai, vino cu că am uitat să zic ceva. Gata, bă, Ana, s-a rezolvat, ce credeai că nu se rezolvă? Efectiv, am vrut să merg să vorbesc cu el și... gata, cum scăpăm de el că nu mai pot? Bă, păi am scăpat, m-am dus și i-am spus, bă, uite care e faza și i-am arătat asta și a zis că n-a mai zis nimic, a plecat, gen efectiv a început să fugă. Nu cred că se oprește aici, dar probabil nu o să se oprească aici, cel mai probabil, și chestia cu sabia de diamant poate nu o să meargă la infinit, dar nu știu, abar n-am. Nu mi se pare corect să te mustu din școală pentru chestia asta. Adică ar trebui să vorbim ceva cu directorul, părerea mea, pentru că chiar poate să fie periculos, frate, dacă venim pe la noi acasă. Păi și cum facem? Păi nu știu. Ar trebui să mergem să vorbim cu directorul, dar ne-ar trebui și niște dovezi, gen, ca să să-i arătăm că uite, bă, avem aici. Păi am eu. Dar chiar că câte ceva, nu ai bilețele sau de astea de mai lăsa el sau așa. Chiar cred că am putea să mergem la cu alea la director și poate să-i spunem că what? Ce bă chestia asta? Ți-ai pus ce asta aici? Ce what? Ador Ana. Ce face Ana? Ieșim pe afară. Lol, ce spui chestiile astea? Book and quill. Din ultimele două... Doamne. Bă, Ana, tu nu mi-ai spus de biletul ăsta.
ăsta? Doamne, ce nebun la cap. Ce scrie, mă, pe ăsta la, tu vezi? Doamne, scrie, te iubesc ăla, te iubesc ăla de 1000 de ori. Doamne. Am mai și aruncat la gunoi. Doamne, băi, nebun. Nu, dăm cu acești. Mergem la director să vorbim cu el, că trebuie să rezolvăm cumva situația, ești nebun. Și habar n-am, ori spunem să le exmatriculeze oriceva. Adică, bă, mi-e milă de el, dar în același timp, cine știe, gen, tu ți-e frică să mai mergi la școală? Adică mi se pare ciudat rău de tot. Altă variantă nu avem, pe scurt. Adică ori facem asta, ori nu mai mergi la școala aia, și școala e destul de bună. Că mă sperie băiatul ăsta, nu mai vreau. Păi asta zic și eu. Hai să mergem la mașină. Hai să mergem la mașină și mergem la școală. Vorbim cu directorul și poate ne înțelegem cu el, că e jale, ești nebun, ăsta nu se oprească. Dacă vii pe la noi acasă, tu îți dai seama. Mergem și vorbim de urgență cu directorul, că e jale. Hai că am ajuns și la școală. Hai să vedem dacă putem să ne înțelegem cu directorul ăla, că dacă e absurd și o să mă enerveze, chiar o să mă supăr. Dar ultima oară când am vorbit cu el, chiar a părut ok. Luăm mere, iar luăm mere, Ana, ia tu mere dacă vrei, mie nu mi-e foame. Dar ultima oară când am vorbit cu el, când a fost faza cu proful de mate, chiar a fost destul de înțelegător, zic eu. Deci s-ar putea să ne ajute, s-ar putea să vrea să ne ajute, deci e ok. Hai să mergem pe unde era, pe aici era biroul lui. Cred că o să fie bine, bă, și eu sper. Sper, adică sper să poată să-l scoată din școală eventual, pentru că mie-mi e frică să te duci tu cu nebunul ăla, ești nebun la școală, că cine știe ce se poate întâmpla. Hai să vedem, poate ne înțelegem cumva cu el. Uite, aici era biroul directorului. Bună ziua, deranjăm? Bună ziua, sunt eu, Burgerul. Am mai vorbit și săptămâna trecută, stai aici cu prietena mea, Ana. Avem și noi o mică problemă, o mică plângere. Bună ziua, cu ce vă pot ajuta? Păi, de asta venisem aici, vă rog, ajutați-ne. Da, deci prietena mea, Ana, e puțin speriată, deci vă rog să o iertați, că na, e puțin așa pe gânduri. Doar că avem o problemă în legătură cu un elev pe nume Mihai, nu știu cum îl mai cheamă, știu că îl cheamă Mihai. Și ideea este că ne cam terorizează. Deci efectiv îi cam place de prietena mea, Ana, și e ok, adică sunt și ei în clasa 11-a deja, adică imediat a 12-a, sunt aproape adulți. Nu e nimic greșit să-ți placă de cineva sau așa. Dar ideea e că e cam obsedat și Ana vrea să scape de el și nu poate, ok? Deci avem aici niște dovezi, puteți să vă uitați pe hârtiile astea și toate chestiile astea. Puteți observa că efectiv Mihai a terorizat-o pe Ana și ce vedeți acolo sunt doar în ultimele 2 zile. Adică chiar e destul de gravă situația și am vrea să facem ceva, pentru că Ana nu se mai simte confortabilă să vină la liceul ăsta și ar fi păcat să nu mai vină aici, pentru că știu că e o școală bună și chiar ar vrea să continue studiile aici. Așa că, nu știu, trebuie să vorbim cumva, să rezolvăm, că dacă nu se poate face ceva, va trebui să ne mutăm la altă școală, altceva. Și profesorii sunt tari, da, ei îi place și la școala asta, adică vrem să găsim cumva să fie bine. Mihăiță, Doamne, nu pot să cred, am văzut eu că e mai ciudățel, dar nu-l credeam în stare să facă așa ceva, să o terorizeze pe Ana. Păi da, am venit aici, că asta e problema, adică chiar nu doar că o terorizează, dar a venit și la noi în fața porții, adică efectiv nu mai voia să plece de acolo. Păi se ține doar după mine și la școală, da, și la școală efectiv stă doar după ea și așa, adică chiar mă întrebau profesorii ce s-a întâmplat de nou, a mai venit Ana la școală, este o elevă foarte bună și nu prea stă în fire să lipsească. Păi da, adică efectiv de aia nu a mai venit. Puteți vedea pe camere, da, uite că puteți să vă uitați pe camerele școlii să vedeți că și Ana mi-a spus că stă toată ziua după ea și nu o mai lasă în pace și efectiv nu se mai simte bine să mai vină la școală și mi se pare foarte iurea. Și v-am spus, fără niciun mișto, omul ăla a venit la noi în fața porții și efectiv nu mai voia să plece. A trebuit să mă duc să-l ameninț ca să plece din fața casei noastre. Adică mi s-a părut așa super, super ciudat, efectiv. Înțeleg, o să mă uit și pe camere să văd dacă este adevărat tot ce mi-ați spus și dacă văd un astfel de comportament, voi fi nevoit să-l exmatriculez pe Mihai pentru binele școlii. Vă mulțumesc că m-ați anunțat și noi vă mulțumim că ați fost așa înțelegător. Deci chiar sunteți un director foarte, foarte ok, sincer. Deci chiar mi s-a părut că v-ați descurcat super, super bine și v-ați făcut treaba data trecută și acum văd că o luați în serios și sper să se rezolve problema. O să așteptăm să ne dați un mesaj sau ceva să poată să vină Ana din nou la școală, pentru că momentan ne e frică de el, efectiv, și va trebui să chemăm și poliția dacă nu mai vedem în fața casei. Vreau înapoi la școală, vrea și Ana să vină să-și reia studiile, lecțiile, toate chestiile astea, că rămâne în urmă. Deci vă rog frumos și vă mulțumim foarte, foarte mult. Hai Ana acasă, că cred că s-a vorbit cam tot. Deci o zi bună și la revedere. Da, să ne revedem cu bine, așteptăm un mesaj de la dumneavoastră. O zi bună. Tu, Doamne, bă, noroc cu directorul ăsta, că e chiar ok, sincer, adică chiar a fost super înțelegător și data trecută și acum, dar nu știu, chiar mi-e frică, bă, Ana, pentru tine, adică dacă nu reușește să le exmatriculeze, chiar trebuie să schimbăm școala, ești nebun, că mie mi-e frică să te mai las aici, efectiv, e jale. Nu știu ce poate să facă, dacă e nebun la cap și așa, cine știe ce poate să facă, poate are vreo problemă, nu știu. Hai să ne întoarcem acasă acum, că oricum ore nu mai ai, să nu ne fie urmărit Mihăiță până aici, să ne trezim cu el la mașină, cum ar fi. Bă, Ana, gata cu merele, că îi spargi pe ăștia, le dai pagubă, bă,
aici la școală, hai să mergem, că ai luat destule mere. De fiecare dată când vii aici, ți-ai vrem mere, că sunt bune. Bă, sunt bune, dar tu iei 20 de mere de fiecare dată când venim aici la școală. N-am văzut, bă, așa ceva. Da, așa, dă-i și doamne de la cantină să rămână. Hai să mergem acasă, că m-a nebunit școala asta. Nu mai vreau la școală, că am destule experiențe cu școala de când eram eu la școală. Nu mai vreau. Hai acasă, gata, lasă merele, că au nebunit. Hai să mergem spre... Oh my god, nu se poate așa, nu se poate. Ana, Ana, ai văzut și, ai văzut și tu? Eu aici am... Ana, ce-ai făcut, mă, ai dat umăr? Oh my god, Ana, ce facem? E Mihai care te așteaptă acolo? Bă, nu mai scăpăm de el, e nebună. Doamne, dormim aici? Gata, aici stăm, eu nu mai plec. Vorba ta, gata, acolo să stea, pe bune. Nu mai vreau să mai audă niciun Mihai. Gata, pleacă de aici să nu te vadă, să nu te vadă, că nu știu că te-a văzut. Vino încoace, vino încoace. Bag-te într-un vestiar aici. Nu știu, bag-te aici, la cine stai aici, așa. Și rămâi acolo. Doamne, ce bine am dormit. Bă, deci am avut un vis așa ciudat că rămăsesem în școală și... stai, ce? Ăsta nu-i patul meu, unde sunt? Bă, ce sunt? Oh my god, nu pot să cred. Ana? Ana, unde ești? Ok, deci n-a fost un vis. Bă, unde am lăsat-o pe Ana? Nu pot să cred, nu-mi zic că a luat-o nebunul ăsta de aici. Ana, ești pe aici? M-auzi? Oh my god, ce faci, mă, Ana? Spune-mi, te rog, că e pe aici, că nebunezi dacă nu o găsiți pe Ana. Ana, te rog, ia uite-o. Bă, Ana, trezirea! Trezește-te, bă, Ana, Doamne ferește, ia uite-o cum doarme. Bă, trezirea, Ana, ia uite-o, bă, frate, n-am văzut mai așa ceva. Bă, Ana, ce faci? De ce dormi așa de parcă nu se întâmplă nimic? Adică, bine, și eu am adormit, dar ce dormeam? Tu vezi unde suntem, unde am rămas? Stai, ce? Exact asta a fost și reacția mea, pentru că nu credeam că am... Ia uite, bă, și amăr. Primul lucru, Ana și amăr când se trezește. Ok. Ana, am uitat că am rămas la școală și ne-am băgat aici pentru că îl văzusem pe Mihai afară și aparent Mihai a rămas afară. De ce e seară? Pentru că am adormit în dulap. Uite, uite la acolo. Tu vezi cum se uită la noi? Olu, ai grijă să nu te vadă. Vino cu, vino cu, vino cu. Doamne ferește. Bana, uite ce se întâmplă când sunt colegii tăi obsedați de tine, că nu mai putem să scăpăm de ei. Ai uitat că am zis că rămânem în școală până pleacă și ne-am băgat în dulapuri și am adormit. Ce face aici? Ce fa... Bă, dar nu mai e nimeni, ești nebun, am intrat într-un birou random. What? Ce se întâmplă aici? Ok, hai să plecăm, hai să încercăm să plecăm, dar nu știu cum plecăm, că e Mihai fix la intrare. Hai, vino încoace, ce faci? Păi școala este doar pentru noi? Da, cam este doar pentru noi, cred. Adică nu știu dacă mai e cineva. Cât e ceasul? Cred că e 12 noaptea sau ceva, habar n-am. Hai, Luca, să-ți predau. Bă, ce să-mi predai, mă? Tu nu vezi că e nebunul ăla care ne așteaptă acolo? Trebuie să facem ceva dacă vrea să ne facă rău. Ce e ce, biblioteca? Ia uite, bă, frate, bă, deci toată școala e noastră, Ana? Vrei să-mi spui că citim o carte? Da, cred că nu citim o carte. Totuși, ce e chestul ăsta aici? Este un mare nimic aici, am înțeles. Mamă, avem PC-uri. Vrei să băgăm un joc ceva? Mamă, putem să băgăm un Minecraft dacă ai chef. M-aș băga la un Minecraft. Ia, hai să ne facem un server de Minecraft din ăla LAN, că suntem pe același internet. Ia, hai să băgăm un Minecraft chiar, că dacă toți suntem aici, dacă e ăla acolo. Hai să dăm cu Minecraft. Hai că, păi ce să facem și noi? Exact, stai așa că fac eu o lume de Minecraft. Uite, care e și Minecraft-ul deja instalat. Stai așa că fac eu o lume și dăm cu un gaming. Du-te acolo la locul tău că te invit eu pe server, gen, încerc să... Al tău arată mai frumos? Păi da, mă, ce vrei, că l-am luat pe ăsta mai șmecher. Hai să băgăm la o sesiune de gaming. Ok, Ana, deci a trecut ceva timp. Crezi că a plecat până acum? Pentru că dacă n-a plecat, chiar e nebun la cabine. Deja e nebun că a stat până la ora asta. Dar efectiv ne-am jucat vreo 2 ore Minecraft. Deci dacă nici acum nu a plecat, ar trebui să scăpăm de el cumva. Păi și nu știu cum să scăpăm de el. Uite-te și tu. Încă e aici, oare? Oh my god, încă e acolo, îl vezi? L-ai văzut și tu? Stai așa, stai așa. Dă-te în spate, dă-te în spate, dă-te în spate. Ok, mă duc să țip la el ce ar trebui să fac. Dar mi-e frică dacă are ceva armă pe el. Nu știu, e nebun la cap, adică nu poți să te pui cu omul nebun. Uite și tu la el. Deci uite-te cum ne așteaptă. Nu, dă-te în spate, dă-te în spate, să nu te vadă, să nu te vadă. Nu știu dacă ne-a observat. Probabil m-a văzut pe mine când mergeam de nebun pe aici și probabil ne-a văzut mai devreme când am ieșit din dulapuri, dar când ne-am trezit, da, la aia mă gândeam și eu, ok. Hai să mergem pe aici, stingem lumina. Da, nu știu dacă e o idee prea bună, Ana, cred că te-a văzut. Da, cred că te vede chiar dacă stingem luminile. Am putea să le stingem, dar nu știu ce, de ce a lăsat lumina deschisă, gen cine a plecat de aici. Uite și că se uită la noi. Ai grijă, ai grijă, ai grijă, Ana, ai grijă. Bana, te-ai băgat în dulap, uite-l pe ăsta că încă n-a plecat de aici. Gata, nu ne mai vede. Oh my god, uite-te și tu. Bă, ăsta încă se uită după noi, tu vezi că se uită încoace. Uite că ne caută. Doamne ferește. Hai să mergem. Hai la mamă, dar ai lăsat lumina asta. Stai așa un pic. Stai așa cu un chestie. Oh, ba nu n-ai lăsat-o. What? Păi de ce e lumina aici? Hai să mergem repede. De ce face asta? Nu știu. A, de aici e lumina. A, am înțeles. Ok, hai stinge și pe asta atunci. Gata, gata, gata. Lasă că e ok, nu ne mai vede, nu ne mai vede aici. Hai că e bine. Bă, ce se întâmplă? What? De când a băgat ăsta? Ce e asta, mă? Aparat de cartofi? Nu pot să... Oh my god, cartofi, Ana. Cartofi, ești nebun.
bine, nu sunt prăjit, sincer, dar, bă, cartofi, nu o să mă plâng, stai și lasă-mă și pe mine să iau cartofiori. De ce nu dai și mie cartofiori, numai tu? Mama, au băgat din ăsta, mă, cât am dormit noi, doar de ăștia luăm. Bă, vezi că nu era până acum aici nebun. Păi și ce face Ana cu ăla, că ne așteaptă acolo afară prietenul tău care e psihopat și vrea să ce facem aici? Ce asta, clasă de istorie? De ce căutăm noi aici? Hai să ne jucăm prin clase? Da, cred că n-ar trebui să ne... Bine, hai să ne jucăm prin clase, că am găsit ceva șmecher aici. Vino cu Aceana că mă duc să-l bat pe ăsta. Mă duc să-l ameninț? Ia zi, mă duc după el, ia uite ce am găsit pe statuia asta. Bă, m-ai încuiat, ia uite-o pe Ana. Bă, ce face Ana? M-ai încuiat aici, Luca cel Mare? Ana, cred că m-ai încuiat fără să vrei sau să vrei. Nu știu dacă ai vrut sau nu, dar m-ai încuiat aici și nu mai merge ușa. Da, Ana, nu știu ce ai făcut, dar ai stricat ușa și nu mai merge să mai plec de aici. Da, probabil o să mor, că o să vină Mihai peste mine dimineață și mă omoară. Sau vine proful de istorie și mă omoară că mă vede cu ăsta pe mine, cu armura lui Ștefan cel Mare. Ah, da, mulțumesc, chiar era cazul. Ce fac, mă duc pe el? Zi adevărat, vrei să mă duc să-l ameninț cu asta, să vedem, poate ne lasă dacă mă duc așa și dau așa? Eu zic că ar merge, sincer, eu zic că ar merge, dar nu știu, frate, că-s camere pe aici. Poate zice că-l ameninț, mai e și copil, e mai mic decât mine. Și după aia o să zică lumea că-l ameninț. Bă, ce-i furat, mai furat un tablou? Doamne ferește, Ana, nu mai fura chestii din școală. Bă, ăștia probabil au camere sau ceva, pune-le înapoi și prefate că le-ai luat din greșeală. Da, exact, da, pune-le așa și ne prefacem ca așa erau. Hai să mergem de aici până nu strici mai multe chestii. Hai să mai vedem ce mai e prin școala asta. Doamne, păi și ce facem? Așteptăm până dimineața, până vine lumea după noi, că mie mi-e frică să mă duc acolo după nebunul ăla. Uite-te și tu cum ne așteaptă acolo. Hai încet, vino cu ace. Vino cu ace că încă văd că... Hai după mine, vino cu ace. Hai repede după mine, vino repede și bag-te așa repede aici. Hai, vino repede. Doamne, clasa de matematică. Mamă, urăsc clasa de matematică. Hai să-i spargem losta pe aici, hai să-i stricăm clasa. Nici nu știu ce putem să-i facem ca să-i stricăm clasa. Nici nu, mamă, n-am forță să fac nimic în clasa asta, ești nebun. Numai gata, că-i sparg planta, na. Nu-mi place planta lui de matematică, gata. Hai și sparge și... Exact, spargem tot aici, nu ne mai interesează. Ia uzi matematica lui, că ne-a supărat ăsta de mate. Bă, gata, că ne văd ăștia pe camere, gata. E băiat rău, gata, hai să aruncăm astea, na. N-am făcut nimic aici, cred că vandalizăm școala fără să vrem, Ana. Hai să plecăm, vino cu ace. Vino, bă, cu ace, că te las în sala de mate. Ia, gata, ai rămas acolo. Ai rămas... gata, nu, n-ai rămas blocată. Hai, vino cu ace. Bă, Ana, dar până la urmă ce facem? Adică stăm până dimineața, care-i planul? Cum scăpăm de nebunul ăla? Că ăla stă acolo, efectiv a stat toată ziua doar acolo în față. Deci de când am adormit noi, ne-am și culcat, ne-am și trezit în mijlocul nopții la școală și el încă stă și se uită după noi. Eu așa spun că dacă vin copilași, n-are ce să ne facă. Ba, ai dreptate, n-ar putea să acționeze, nici dacă e nebun la cap și vrea să ne facă ceva, n-are ce să ne facă, că o să fie toată lumea dimineață. Păi și stăm toată noaptea aici, asta înseamnă că trebuie să stăm toată noaptea în școală. Și la director aici. Da, o să fie și directorul dimineață, astăzi sunt directoare. Ah, da, te-am găsit pe tine, director. Hai să vedem ce e la director aici. Chiar că Luca absență, bă, du-te bă de aici, ia uite, stau pe scaunul directorului, hai, pleacă, eu sunt directorul, hai. Mamă, ia uite-l că are și laptop și calculator, fii atent ce are directorul aici, ești nebun? Jos că eu stau, hai, pleacă de aici, eu sunt directorul, da? Hai, mă duc să mă uit în chestiile mele de director, da? Uite că am aici niște chestii, am niște cărți și o chestie care seamănă cu un jurnal, cumva? Wait, ce oh my, Ana, cred că am găsit jurnalul directorului, cred că am găsit jurnalul directorului, Ana, nu cred. De ce directorul are, dragă jurnalule, astăzi l-am dat afară pe fraierul ăla de prof de mate. Bă, nici el nu suporta pe proful de mate. Nu cred, fii atent ce scrie aici. Nici mie nu-mi plăcea de el. Abia așteptam să-mi zică cineva ceva nașpa de el. Bine că am scăpat, Doamne ferește. Și văd că doar chestia asta scrie, deci altceva nu mai scrie. Deci asta a fost singura chestie pe care a scris-o până acum. Cred că abia a început jurnalul. Da, sincer, cred că când mai vin în vizită aici și dacă nu-l prind pe domn director, cred că trag pe dreapta jurnalul ăla. Bă, dar lasă luminile aici, că aici nu contează, că nu ne vede până aici. Lasă măcar să avem și noi, că mie mi-e frică pe întuneric. După ce că suntem singuri în toată școala aici, ce facem? Mai stăm și pe întuneric? Doamne, hai să vedem ce mai e pe aici. Am aflat și de jurnalul directorul. Ce e aici? Iar stăm la bibliotecă, ne băgăm iar la Minecraft. Ce facem? Ne jucăm Minecraft toată seara. Am fost? Unde n-am fost? Ce n-am văzut? Ia, așa, deschidem random dulapuri pe aici. Ce faci, bă, Ana? Ia uite, bă, ce era mai aia? Ăsta are... Doamne, cineva a venit cu mingea de fotbal și a lăsat... Ok, știi ceva? Hai să jucăm un fotbal, ești nebun. Hai să-i dăm un fotbal, Ana. Stai așa, fii atentă, facem așa. Deci, dacă dai peste gardul ăsta, îmi dai mie gol și eu dacă dau pe statuie aici, se pune gol. Da? Facem așa, tu trebuie să aperi statuia și eu trebuie să apăr gardul, da? Las-o la mijloc. Fii atent, pune-o la mijloc. Ok. Pune-o... oh my god, am băgat-o în dulap ăsta la altul. Ok, scuze. Cum o scoatem de aici? Unde-i, bă? Am pierdut... uite-o. Ok, fii atent, Ana. Stai acolo și trebuie să mă aperi, da? Adică trebuie să o aperi de mine. Că pare tare. Ok, ok. Mamă, nu pot să cred. Stai așa că n-ai dat-o după card. N-ai dat-o? Nu e 1-0, că n-ai dat-o după card. Bă, ce? Tot blochezi mingea în dulapurile astea. Ce se întâmplă, bă? Ia, fii atent. Uite-te, uite-te.
uite-te cum o dau de aici, ești pregătită, da? Fii atent, Ana. Oh my god, am dat-o pe... A, n-am dat-o pe statuie, stai. Acum, imediat, pe statuie, hai mă, bă, tu mă iei pe mine la bătaie. Nu așa, cum nu așa? Hai să te văd, hai, hai, dacă ai tu pe-o, dăm tu gol dacă poți, Ana. Mamă, ce-a dat-o, Ana, bă, de unde-i mă, ta forță? Ia uite, pentru ceva care nu... Bă, deci tot se strică mingea asta, eu n-am văzut așa minge. Mamă, Ana, fii atent aici, pe statuie, direct... 1-0, Ana, 1-0. N-ai ce zici, Ana, sunt prea bun la fotbal. N-ai voie să treci de mijloc? Păi cum adică n-am voie să... Cine a zis că n-am voie să trec de... Bine, mă, mai dă o dată, hai să vezi că îți dau gol acum. Hai să... Fii atent acum de nu dau gol. Hai, dă-o încoace dacă e șmecher, fii atent. Oh my god, dar n-am cum să-ți dau pe statuie de aici. Maxim așa, era la mine. Hai că era la tine, du-te, bă, de aici. Nu vezi că îți dau prea bine, uite-și tu. Na, poftim, mai zici ceva, poate spargem un geam pe aici cu ăsta. Ne văd ăștia pe camere, Ana. Așa, sparge-le. Bă, ce faci, mă, spargi geamul? Doamne ferește, poate se cațără Mihai. Dacă se cațără Mihai aici și vine după tine, Ana, cum ar fi să se cațere acum Mihai pe aici și să vină după tine? Ce părere ai avea de asta, a? Bă, nu mai spargem aici, că spargi geamul, ce faci? Lasă asta. Ok, cred că ne-a ajuns mingea de fotbal. Cred că, bă, las... Deci, Ana, dacă se cațără acum Mihai pe geam și poate să intre, las la tine și mă duc acasă. Dacă e Spider-Man, dacă chiar se cațără, vezi că e nebun omul, adică n-ai de unde să știi ce face. Băi, Ana, deci sincer chiar mi s-a luat. Deci am stat toată seara, mai sunt vreo 2 ore până o să înceapă lumea să vină la școală și efectiv nu mai pot. Deci sunt obosit, mi s-a luat de mere și de carte. Vrei să-ți fac o cafea? Nu știu ce să zic, Ana, le mai facem și cafea pe banii lor. Deci după ce că cred că am vandalizat toată școala asta, ne mai băgăm și la o cafea, ești nebun? Măcar știi să funcționeze aparatul ăsta, știi să faci cafea? Că de asta nu cred că avem acasă. Ia uite că știe să facă, bă, Ana, cafea. Bei tu sau beau? Ah, ok, poți o bei tu, desigur. Lasă-mă să-mi fac și eu măcar dacă ți-ai făcut aici că-mi faci mie și ai băut totul, o, ce bună este. Da, mulțumesc, Ana, eu nu știu cum se folosește aparatul ăsta, ajută-mă și pe mine că nu știu cum se face cafeaua, nu merge. Gata, l-ai făcut să meargă, Doamne ajută, deci credeam că efectiv a rămas fără cafea pur și simplu. Ah, da, poți să o bei din nou, bă, Ana, ce faci? De ce ai băut a doua cafea? Era cafeaua mea asta, de ce ai băut-o? Că am stat jumătate de oră să se facă, că nu mai mergea ăla. Să rămân trează, da, mulțumesc, asta voiam de la viață și acum nu o să mai vrea. Uite, dacă îi dau, ok, mulțumesc, gata, pleacă de... Nu, asta e cafeaua mea, este cafeaua mea, te rog frumos, lasă-mă să, așa, mulțumesc că am băut și eu cafea, da? Deci meritam și eu măcar o cafea, lasă-mă în pace, Ana. Bă, dar noi nu ne-am uitat în cestul ăsta cu mâncare aici. Hai să vedem ce mai e pe aici, păi nu ne-am uitat la cestul ăsta de la cantină, știi că mereu aducea mâncare în cestul ăsta, oare a rămas ceva? Mamă, pizza vegetariană și cu șuncă, nu pot să cred așa ceva. Ana, cred că mâncăm regește, ești nebun, o mănânci pasta vegetariană. Ia-o, bă, pasta vegetariană tu, ia-o tu, că oricum nu-mi place. De fapt e ok, că e cu brânză, sincer, cred că mi-ar plăcea. Și mănânc eu pasta cu șuncă, ești nebun, ia uite aici ce mă așteaptă, da mă, da, așa da, pizza, poftă bună, Ana, eu o să mănânc aici liniștit din pizza mea cu șuncă, tu mănânci din a ta și toată lumea este fericită, da? Te rog frumos, mamă ce bună este că nu mai puteam de foame, deci efectiv mă plictisisem de cartofi cruzi și de mere, adică și cartofii sunt buni, da, nici chiar așa, hai că mai iau și o felie din asta că e chiar bună, ești nebun, mai luăm și pentru acasă, rămâne și pentru mai târziu, ce bună este, bă, chiar da, ia mă, dă și de la tine o felie totuși, că n-am o problemă dacă mănânc din asta vegetariană, se simte bine rău. Băi, eu pot să mănânc de la tine vegetariană, tu nu poți să mănânci de aia. Și uite, dacă băgăm cu un cartof, pizza cu cartof, n-a mai văzut nimeni în viața ta, dacă ai mai văzut vreodată, dacă ai mai văzut așa ceva, pizza cu cartof, Ana. Bă, tu arunci pe jos. Ce faci? Ai luat de la mine și Doamne ferește. Da, mersi că o arunci pe jos, Ana, că avem pizza infinită aici, mulțumesc. Da, știi ceva, regula de 5 secunde. Uite unde a aruncat-o. Cineva o să vină mâine la dulap și o să calce în pizza ta, Ana, de pe jos. Oh my god, am luat-o eu, ok, o arunc înapoi acolo. De fapt, hai să o punem în dulap. Cuiva să se trezească mâine cu ea în dulap, ești nebun? Uite acolo, am lăsat-o în dulap cuiva. Știi povestea cu cașcavalul? Nu știu povestea cu... E o poveste cu cașcavalul? Care e povestea cu cașcavalul? Da? Nu știu care e povestea cu cașcavalul. Care e povestea cu cașcavalul? E, o să afli. Da, asta cred că e o glumă de tineri din ăștia care încă merg la școală ca tine, Ana. Eu sunt un adult elevat, eu nu știu prostii din astea de la liceu. Auzi ce zice Ana? Bă, Ana, nu mai pot. Deci efectiv cred că mai trebuie să mai stăm măcar o oră jumate. Nebunul ăla cred că încă e acolo. Ia să vedem dacă mai e. Bă, dar nu-mi vine să cred, frate. Efectiv, e doar un coleg care te place și nu ne mai lasă în pace, efectiv. Hai să vedem dacă a plecat. Hai încet, da, să nu vorbești tare, să nu te audă. Uită-te și tu, tu-l vezi? Deci tu-l vezi cum stă și ne așteaptă? Nu-mi vine să cred, frate, efectiv, nu-mi vine să cred. Ok, hai să mergem în partea asta repede. Tu, Doamne ferește, bă, deci chiar îmi dă anxie. Uite, ce? Oh my god, ce m-a speriat ăsta. Bă, ăsta iar vine să ne vândă chestii, ce m-a speriat. Bă, chiar m-a speriat rău de tot. Ia uite-l pe ăsta, bă, nu cumpărăm la ora asta. Ia uite-l, Doamne ferește. Deci m-a nebunit, ăsta vine și la mine la muncă să cerșească mereu mâncare. Și acum a venit până aici să ne vândă chestii, ești nebun? Doamne ferește, Ana, m-am plictisit rău de tot și nu mai pot. Mi-e somn, mi-e foame, vreau acasă. De fapt nu mai mi-e foame că am mâncat pizza, dar vreau acasă să dorm în patul meu, Ana, că nu mai suport în școala asta. Știi ceva, Ana? Eu am ore în 2 ore. Da,
nu știu dacă vrei tu să rămâi la ore, e treaba ta, Ana, dar știi ceva? Mi-a venit o idee foarte bună. Eu o să mă duc și o să dorm în bibliotecă, pentru că toată lumea știe că acolo dormi cel mai bine. Este cel mai bun loc de a dormi în bibliotecă. Unde s-a dus Ana? Ce se întâmplă aici? Bă, Ana, ce faci mai aici? Bă, ești la știință? Doamne, ia uite-o pe Ana, ce face? Studiază aici insecte, ești nebun? Asta ne mai trebuie, Ana, să studiem la ora asta, ești nebun? Bun, dar vezi că e interesantă ora. Mamă, ce-a făcut, mă? Asta se aprinde și se stinge, lol. Bă, ora asta chiar pare interesant. Ia să mai vin și eu pe la școală cu tine, Ana. Ok, deci eu cred că o să stau aici, Ana. Dacă vrei stai și tu, dar te rog frumos să faci liniște. Vreau să-mi iau o carte, dar nu știu de unde, pe care să o aleg, gen, din toată biblioteca asta. Nu știu dacă o să mă mulțumească ceva. Ia să vedem, avem pe aici ceva. Ai găsit ceva interesant? Uite ce ai găsit. Ah, ai găsit tu, ok. Bă, asta e o carte despre istoria manelelor, Ana. Ce e cartea asta? De ce mi-ai dat o carte despre istoria manelelor? E tare. Da, mă duc să citesc despre Florin Salam, sigur. Asta este o idee. Asta se ascultă la noi în clasă. Ah, voi ascultați manele. Ok. Da, cred că o să mă pun să citesc despre Florin Salam aici în colț și uite jurnalul unui puști. Ah, ok. Da, poți să citești tu dacă vrei. Cred că rămân cu istoria manelelor că pare mai interesant acum că tot mi-ai dat-o. Dar o să stau aici în colțul ăsta, Ana, și o să mă pun să citesc până trece tot timpul ăsta, până dimineață. Și am mai găsit una, instrucțiuni pentru mașină de spălat. Ah, da, mulțumesc de cărțile astea, o să mă ajute foarte, foarte mult. Ce sunt cu cărțile astea? Nu știu, băi, o bibliotecă. Nu știu la ce te așteptai la școala asta, că, na, ce cărți poate să aibă și mașină de spălat, instrucțiuni de manele, de mașini de spălat, habar n-am, nu știu. Eu mă pun să stau și eu aici, Ana, și lasă-mă un pic în pace că sunt obosit rău de tot și nu prea am dormit atât de bine în dulapul ăla pe cât credeam eu că am dormit prima oară. Așa că dacă se poate, bag-te și tu la calculator, uite și tu la un clip pe YouTube, nu știu, fă-și tu ceva. Te bagi tu la somn, nu știu, eu mă pun aici și aștept dimineața că am obosit rău de tot să mă joc toată seara prin școala asta și toate nebuniile astea. Hai, noapte bună, Ana, ne culcăm aici în bibliotecă, manele. Ia aici și citește despre manele și mașini de spălat dacă vrei, că eu mă bag la somn. Hai să băgăm o manea, nu mai bag, bă, nicio manea. Hai că eu mă bag pe YouTube. Bă, eu mă bag la somn, nu-mi pune manele. Doamne ferește. Deci uitați-vă și voi dacă pot să stau cu Ana liniști. Bă, Ana, bă, calmează-te, ok? Hai să ne culcăm. Adică eu mă culc. Dacă se poate să nu bagi manele cât eu mă culc și să... De ce ți alegi fix unde voiam eu să dorm? Să dormi și tu, da? Ai toată biblioteca asta să dormi undeva. Da, stai acolo și ne auzim într-o oră când o să vină copiii peste noi și o să ne trezească. Hai, noapte bună, lasă-mă în pace că te trezesc cu inisebi. Da, asta aveam nevoie dimineața la 8. Dimineața un inisebi, cred că mergea perfect. Hai, lasă-mă în pace să mă culc. Oh my god, Doamne, cât de prost am putut să dorm pe chestiile astea, pe cărți, pe ce am dormit. Luca, de ce? S-au aprins toate luminile și gălăgie pentru că încep cu ala, Ana, neața. Bine, de ce suntem aici? Bă, tu de fiecare dată când dormi, uiți complet unde ești și ce faci. Ai uitat ce s-a întâmplat? Am dormit și noi 2 ore. De ce am manele? Băi, mașini de spălat, nu știu, bă, ce-s cu cărțile astea. Da, lasă-mă cu cărțile tale. Doamne, cred că în sfârșit a venit lumea la școală. Cred că suntem liberi, Ana. Cred că putem să plecăm acasă. Cream că e vis. Hai că a fost vis, ești nebun. Uite pe domnul director. Hai să vorbim cu directorul, să-i spunem tot ce s-a întâmplat. Domnul director, Doamne, deci ce bine că sunteți aici. Deci nu o să vă vină să credeți. Efectiv, disperatul a stat în fața școlii non-stop, urmărind-o pe Ana și n-am putut să plecăm de ieri. Ce bine că sunteți în viață. M-am speriat când l-am văzut pe obsedatul ăla în fața școlii. Era acolo de când plecasem eu ieri și nu mai auzeam nimic de voi. Păi efectiv, ieri după ce am vorbit cu dumneavoastră, efectiv l-am văzut acolo în fața școlii și am zis că, bă, mai rămânem să plece și după aia am adormit aici și după aia ne-am trezit și încă era aici și ne-am speriat. Super, super, super rău, sincer, dar bine că acum totul e ok și nu s-a întâmplat absolut nimic și suntem în viață. Am chemat poliția și l-au arestat. Puteți merge acasă liniștiți. Auzi, Ana? Bă, l-au arestat în sfârșit. Bine, mă, Ana, am scăpat de nebunul ăla în sfârșit. Doamne. Bă, deci ne-a nebunit. Deci, domnul director, nu vă exagerăm, chiar efectiv, nu știu, ne-a traumatizat omul ăla. Deci efectiv chiar avea niște probleme cu capul sau ceva. Am văzut că a spart și geamul. Ok, probabil a aruncat cu pietre, nebunul, cine știe. Aveți grijă. Da, deci chiar a fost nebun de tot, a spart geamul, a aruncat cu o minge de fotbal prin hol, a fost nebunie, deci chiar nu știu care a fost faza cu el, dar săracul chiar are nevoie de o internare în stal sau ceva. Dar da, noi suntem obosiți și da, cum să spargi geamul? Da, exact, și să te joci cu mingea. Da. Noi suntem obosiți și o să mergem acum pentru că am stat toată seara să învățăm pentru chestii de școală și n-am făcut absolut nimic și da, ne bă, tași, mă, Ana, ce manele zici, mă, acolo? Da, și pe scurt ne bucurăm că s-a rezolvat și mergem și noi acasă că suntem traumatizați. V-am pupat, ne auzim, pa. Gata, mă, Ana, am scăpat, ești nebun, Doamne, în sfârșit, uite-te și tu ce frumoasă e ziua, să mergi așa ziua pe prin școală și să mergem acasă, hai acasă, ești nebun, Doamne, era să ne prindă și cu geamurile, că m-am învoit, păi îți dai seama, doar nu te-a chemat la ore, la după ce ai stat toată seara închis aici din cauza nebunului.
nebunului ăla. Uite-te și tu, Doamne, ce bine e, suntem și noi în sfârșit liberi, Ana. Uite și poliția, da, chiar că, Doamne, cred că au venit mai multe echipaje, îți dai seama că e nebun. Doamne. Bă, Ana, totul e bine când se termină cu bine, bine că nu mai e nebunul ăla printre noi și sper să stea închis sau, nu știu, la nebuni acolo să stea toată viața sau, nu știu, până se face mai bine și ne lasă în pace. Că îți dai seama că dacă ăla scapă și vine pe la noi pe acasă, tu îți dai seama ce poate să facă, poate să facă, Doamne ferește, ne intră peste noi în casă sau ceva. Hai la mașină să nu ne mai gândim la nebuniile astea, că prefer să cred că o să se facă bine și că totul se termină cu bine, că săracul chiar avea probleme, ești nebun. Ana? Ce e chestia asta? Ia uite-o pe Ana, ce faci bă Ana, ai terminat deja școala? Băi, eu n-am văzut așa om să facă atât de puține ore ca tine. Bă, tu chiulești sau ce faci? Efectiv, mergi la școală și stai 3 ore maxim și după aia te întorci. Ceva se întâmplă aici, Ana. Deci nu știu ce se întâmplă, dar tu faci ceva de nu stai atâta la școală. Am aflat un lucru ciudat. Ok, deci asta este știrea pe ziua de azi, că ai aflat ceva ciudat. Deci, ok, hai că începe. Stai așa. Nu, stai un pic. Hai să ne punem comod, pentru că presimt că o să fie o poveste interesantă. Deci ai observat că cu școala asta, ce e cu școala asta? Sunt tot felul de chestii ciudate. Chestii ciudate, nu știu, decât colegul tău ăla care era obsedat și a trebuit să cheme poliția pe el că nu ne mai lăsa în pace. În afară de ăla, gen, nu știu dacă am văzut ceva ciudat. Și proful de și proful de mate care era doar un prof nașpa, dar nu înseamnă neapărat de sport. Ce are bă ăla de sport? E și el mai, nu știu. Bă, ce vrei să spui? Ce e greșit? Nu-ți mai place la școală? Vrei să te muți? Păi nu știu, dar oricum, este o legendă a liceului. O legendă a liceului? Ce legendă e? Adică o legendă, o poveste din asta, care nu știu dacă este chiar adevărată. Ok, deci este o legendă care nu știu dacă e adevărată, gen o poveste din asta, de e în strămoș și nu știe nimeni dacă e pe bune sau nu, nu? Deci fii atent, te-ai fi gândit că sub liceu ar fi niște tunele secrete. Asta e legenda ta, că sub liceul tău sunt niște tunele secrete, da? Unde ai auzit prostia asta? De ce ar fi niște tunele sub un liceu? Ce ar trebui să fie, la ce îți folosesc niște tunele și ci că au fost făcute de vechiul director, dar nimeni nu știe. Păi și tu cum ai aflat dacă nu știi? Dacă este... nimeni nu știe dacă e adevărată. Ok, deci tu spui că vechiul director a făcut niște tunele și că școala ta are niște tunele secrete și ce crezi că se află acolo? Păi așa se zice în liceu. Ok, și de ce a făcut tunelele alea? Păi nu știu. Ok, interesant. Vrei să vedem dacă e adevărat? Nu mă pasionează atât de rău, sincer. Adică nu prea cred în astea, gen, că la toți le este frică. Bă, gen, și dacă ar fi niște tunele, ce-ar fi așa șmecher acolo? Că zicea că este un director rău. Ok, era un director rău și a făcut niște tunele ca să ce, gen, ce face cu tunelele alea? Cu ce l-ajutau tunelele alea? La ce să le folosească? Se plimba sau n-am idee? Păi se plimba prin ele? Nu știu, abar n-am. E ciudat ce-mi spui tu acum, dar sincer nu știu dacă mi-aș bate capul cu asta. Nu știu, vezi și tu de orele tale și de alea și eu aș ignora legendele astea, că sunt legende cu motiv, Ana, că nu știu dacă sunt pe bune. Haide, Luca, să vedem. Oh my god, nu începe, te rog, nu-mi zic că ți s-a pus pata pe chestia asta, că nu știu dacă e pe bune și chiar dacă ar fi, nu știu dacă o să fie ceva așa interesant sau așa wow. Trebuie să fie ceva secret ascuns prin liceu. Ceva secret ok, Ana, ok, da. Du-te tu și vezi și mă anunți dacă găsești ceva și vin și eu dacă găsești. Fără tine, păi, fără mine nu mergi. Păi, de ce trebuie să vin? Mi-e frică? Păi atunci nu te duci. Aia e, hai să uite la Luca. Luca a pus un clip și este sirenă. Da, deci e foarte șmecher clipul ăsta. Hai, lasă-l pe Luca Luc sirenă. Păi e și el sirenă și e șmecherul clipul ăsta. Deci fără niciun mișto. Hai să mergem. Oh my god. Ok, știu că nu o să scap de gura ta. Hai să mergem la liceu să-ți arăt că nu e niciun tunel secret sau să fim foarte dezamăgit și după aia să ne întoarcem acasă să mâncăm un burger. Ok, am înțeles ideea, Ana, pune-ți centura. Hai să vedem care e faza cu tunelele astea de mă tot nebunești tu cu legendele tale. Ok, Ana, și dacă nu găsim niciun tunel, o să mă lași în pace și nu mă mai pui să vin de atâtea ori la școală. Deci, efectiv, vin mai des decât un elev. Deci, eu nu sunt elev aici și dacă găsim... Bă, nu știu, dacă găsim, probabil nu o să fie nimic atât de interesant. Și unde ar trebui să căutăm noi un tunel, Ana, e întrebarea mea. Cred că în cantină ar fi primul loc de început. Eu zic că în cantină sigur o să găsim ceva. Hai în sala de mese, hai să vedem în dulap. În dulap, un tunel. Bună ziua, am venit și noi să ne uităm după ceva de care nu putem spune, dar dacă tot suntem aici, ce avem de mâncare? Astăzi avem pizza full cheese, adică full cu brânză în meniu. Oh, așa da, ne place la liceu.
Stați că luăm și noi niște felii, că suntem mai așa, mai pe sărăcie. Am luat și eu 3 felii, sper să nu se sperie ceilalți copii, dar văd că nu prea frecventează lumea locul ăsta și am luat 6. Bă, câte ai luat, mă? Doamne, ne dau ăștia afară, Ana. Mamă, ce bună e pizza asta. Deci la școala asta fac cea mai bună pizza, fără niciun mișto. Ce faci, bă? La clasa de desen, ce faci aici? Te uiți după tunel? Poate, bă, eu nu cred că aici tunelul, eu nu cred că tunelul este undeva într-o sală de clasă, pentru că aici ar veni mereu copii, corect? Deci n-are unde să fie, unde, după dulap, ăsta aici. Nu cred că e într-o sală de clasă, Ana. Eu mă gândesc că ar fi undeva mai ferit, unde nu prea. Păi și unde-i crede? Nu știu, undeva mai, unde nu prea circulă lumea. Habar n-am, nu știu ce să zic. Ia stai să mai luăm și noi un cartof aici, dacă tot suntem aici. Ar fi păcat să nu luăm niște cartofi, mai prăjim și noi pe acasă, mai luăm pe acasă. Bine, ăștia nu-s făcut să iei acasă, dar eu iau acasă, nu mă pot judeca și nimeni nu mă poate judeca. La director, zici tu? Zici că e pe la director pe acolo? Hai să vedem care e faza, să mai inspectăm pe aici, nu știu. Auzi, fii atent, Ana, am un plan. Hai să ne despărțim, te duci tu încolo, eu mă duc pe aici și ne vedem sus acolo, ne întâlnim în fața la ușa directorului și spui dacă ai văzut ceva, ok? Te mai uiți tu pe acolo și ne uităm. Doamne, bă, nu știu ce să zic de Ana, dacă chiar să fie vreun tunel secret, ceva, bă, nu prea știu, birou, ceva pe aici, deci nu văd absolut nimic, bă, habar n-am, nu știu ce să cred, dacă chiar pe bune e un birou sau un birou, doamne, un tunel secret sau nu, adică până la urmă e o școală, pare destul de normală, sincer. Ce zici, mă, Ana, ai găsit ceva? N-am găsit absolut nimic pe drum până aici, n-am găsit, păi am mai venit aici 200 de ore, am fost și blocați toată noaptea în școală asta, am stat peste noapte aici. Ana, bună ziua, domnul director, nu știm de ce suntem aici exact, Ana, cred că s-a pierdut. Voia să se ducă la ce întrebare? N-ai nicio întrebare, Ana. Hai să mergem. Da, am încurcat sala. Da, ne scuzați. La revedere. Bă, tu ești nebună, te duci la directorul ăsta să-l întrebi de aia? Îți dai seama că, Doamne, nu o să ne recunoască niciodată dacă există așa ceva. Nu este nici acolo, m-am uitat. A, da, aia era problema, că ținea tunelul directorul acolo. Bă, dacă stai așa, Ana, fii atentă. Oare aici? Da, Ana, este într-o vază. Vino încoace. Bă, nu e logică dacă este un tunel. Nu e logică, e la primul etaj. Ce căutăm aici? Ce sens are că suntem aici? Este un tunel. Bă, efectiv, Doamne, deci nici măcar nu gândim câteodată. Bă, deci trebuie să fie undeva la primul etaj, nu? Deci aici n-are cum să fie, practic, dacă stai să te gândești. Aici m-am uitat și eu, deci n-am găsit absolut nimic pe aici, sincer, în biroul ăsta. Și nu știu unde, pe partea te uita bine peste tot pe acolo, uite, în sala de mate, dar din nou, nu prea cred că e în clasă, deci în clasă n-ar avea de ce să fie, unde să fie. Mamă, aici am vandalizat noi și n-au reparat încă. Doamne, ferește. Deci nu înțeleg cum n-au camere, în școala asta efectiv nu au camere, Doamne. Sus erau geamuri sparte, e vai de cap, uite, trebuie să o renoveze, cred că. Hai să mergem, că nu e nici aici nimic. Hai să ne uităm în continuare. Băi, Ana, unde ar putea fi, frate? Deci efectiv nu-mi dau seama. Uite, încă un birou, tot așa, în partea asta aici. Absolut nimic aici. De ce vii după mine? Că efectiv e prea mic birou ăsta cât să fie orice aici. Am intrat în partea alta aici, nu cred că am mai fost. Și nu-mi dau seama unde poate să fie efectiv. Uite, sub scara asta, mamă, deci sub scara asta chiar mergea, ești nebun. Dacă eu făceam un tunel secret, îl puneam sub scara asta. Deci fix aici îl puneam, nu știu, undeva pe aici mergea rău de tot. Sub birou ăsta, da, sau sub ăsta să-l mutăm. Oare merge dacă îl mutăm pe ăsta de aici să găsim ceva acolo, dar nu pare să fie ceva. Ah, nu, că uite, putem să vedem sub el, nu, deci nu e nimic. Da, nu știu ce să zic. Bana, dar noi în partea aia ne-am uitat sub scara cealaltă, pentru că am zis eu că, băi, este un loc bun sub scara aia, dar sub scara asta alaltă oare? Pentru că, în rest, dacă nu e în clasă și trebuie să fie undeva jos, vrei să vedem? Bă, nu știu cum, nu ne-am uitat aici deja? Crezi că nu ne-am uitat până acum aici? Ana, ce e chestia asta? Ana, ăsta să fie tunelul? Oh my god, dar am mai trecut pe aici? Am mai trecut, dar nu știu că ne-am uitat aici și nu observasem. Deci știu că eu m-am dus așa. Habar n-am, nu știu, ai văzut ăsta? Efectiv nu l-am văzut până acum. What? Ăsta să fie, mă? Sau să fie? Ăsta să fie, bă, nu cred să fie cu tunele și de-astea. Eu cred că e doar o pivniță normală, eu nu cred. Deci refuz să cred că acolo e un tunel pe bune. Intrăm tu primul? Nu intru, bă, nicăieri, lasă-mă, nu mă duc acolo. Poate mă dau, ne dau ăștia afară, poate te dau afară din școală, că n-ai voie acolo. Haide. Oh my god, ce mă locul ăsta? Mă, chiar crezi că sunt tunele acolo pe bune? Hai să intrăm amândoi măcar. Hai amândoi, vino încoace cu mine. Te aștept pe scară. Hai, vino încoace. Bă, nu mă lăsa aici. Deci intrăm amândoi, hai, treci că eu nu mă duc primul. Mergem împreună dacă vrei. Hai, vino încoace, vino încoace. Oh my god. Mamă, ce e aici, Ana?
Ok, vino. Ma, what? Ana, s-ar putea să fi avut puțin dreptate cu tunelele. What? Tunelele au fost sigilate. Plecați de aici, ți-am spus. Nu pot să cred așa ceva. Ce e aici? Oase și... Oh my god. Ok, asta n-arată bine. Asta n-arată deloc bine. Oh my god. Ana, mi-e frică. Deci oficial chiar mi-e frică rău de tot. Ok, gata, te cred. Puteți să mergem acasă? Doamne, ce se întâmplă? Tunelele au fost sigilate, e întuneric. Doamne, da, deci nu poți să vezi ce e în tunele aici. Oh my god, ok. Da, cred că ar trebui să mergem de aici. Hai să plecăm de aici, că oricum văd că toate sunt sigilate. Nu prea avem. Oh my god, nu mă mai sperii așa, Ana, că tu chiar mă sperii. Doamne, uite. Ce? Ah, da, uite că e o daia de lumină acolo. Asta are lumină. Oh my god, dar sunt toate sigilate, n-avem cum să trecem de asta. Hai să plecăm de aici, că mi-e mult prea frică să mai stau, deci fără niciun mișto. Luca, mi-e frică. Păi și mie ce să mai zic, că și mie mi-e frică rău de tot. Hai, vino încoace, Doamne. Și a fost, bă, chestia asta. Oh my god, ce m-a speriat. Ok, gata. Ho. Ok, ne calmăm. Da, n-am văzut niște tunele foarte înfricoșătoare cu cranii și cu chestii și... Oh my god, ce facem acum? Ce o fi acolo? Nu știu, Ana, nu știu ce e acolo și nu știu ce facem acum. Ce putem să facem? Pe cine întrebăm? Nu știu, pe cine am putea să întrebăm de niște tunele sub școală, efectiv? Habar n-am, nu știu. De obicei când vrei o informație sau ceva, te duci și citești într-o carte, nu? Adică te duci tu și pe director. Nu putem să întrebăm pe director, că dacă te duci la director, el nu o să zică, că sigur știe de locul ăla. Hai la bibliotecă. Crezi că o să găsim ceva la bibliotecă? Ultima oară am găsit cărți despre manele la bibliotecă. Nu știu dacă o să găsim ceva folositor, încercăm. Ok. Bă, Ana, tu ce faci? Doamne, caz de pe scară. Auzi, tu ai bibliotecară în școala asta? Că niciodată n-am văzut-o. Noi când a fost cel puțin n-am văzut nicio bibliotecară. Hai să mergem să întrebăm măcar așa dacă s-a zvonit ceva, că bibliotecara nu e chiar director, adică ar trebui să vorbească, să ne spună dacă e ceva, nu? Ah, uite că chiar avem bibliotecară, să rămână. Da, bună ziua. Da, Ana, poți să te bagi direct pe calculator, sigur. Avem și noi o întrebare gen... De ce e puțin mai ciudat? Poate o să sune puțin nebunește. Ok, doar că voiam să vă întrebăm în legătură cu un mit. Se zvonește o legendă în școală și gen voiam să vă întrebăm că dumneavoastră dacă lucrați la bibliotecă s-ar putea să știți mai multe chestii decât noi. Ce tunele? Nu există niciun tunel nicăieri, mergeți la ore? What? Ana, n-am spus nimic de tunele, am spus ceva de tunele, nici măcar n-am spus de tunele, what? Wow, cum adică ce tunele vreți să spuneți doamna bibliotecară? Că nu înțeleg despre ce vorbiți. Nici măcar n-am vorbit de tunele, doar am spus de un mit. Deci înseamnă că știți dumneavoastră ceva dacă am zis doar cuvântul mit și dumneavoastră a spus de tunele, nu? Adică ceva se întâmplă, nu, Ana? Eu cred că se întâmplă ceva aici. Ok, nu vrem să facem nimic prea nebunește, doar suntem niște elevi foarte, foarte curioși. E super înfricoșător. Da, deci am auzit de mitul ăsta și vrem să știm mai multe doar așa pentru știință. Vrem și noi să ne documentăm, pentru că noi vrem să intrăm la Harvard și acolo ne trebuie multă cultură generală și trebuie să știm despre tunelele astea. Da, suntem foarte curioși despre această legendă, dacă știți să ne spuneți mai multe. Oh, Doamne, nu-mi place deloc acest subiect. Aveți o carte în chestul din colțul camerei care v-ar putea ajuta. Ne pare rău dacă v-am deranjat, dar chiar trebuia să știm, ok? Chiar ne cerem scuze, nu mai punem întrebări. Hai să vedem despre ce e vorba, Ana. Hai încoace, hai să vedem. Ok, da, mă simt prost, dar de ce se simte atât de ciudat? Legenda tunelelor ascunse. Ok, deci asta chiar e o carte despre chestia asta, Ana. Tu îți dai seama că există cineva chiar a scris despre chestia asta, despre legenda asta. Deci legenda asta pare din ce în ce mai reală. Bine, am văzut deja și tunelele, dar deja pare prea, nu știu, parcă știe lumea, frate. Ce scrie Luca? Ok. Legenda tunelelor de sub școală. Se spune că sub această școală, fostul director a înnebunit și a început, n-am mai citit după că am închis cartea, și a început să-și trăiască toată viața sub pământ, Ana, auzi, a început să-și trăiască toată viața sub pământ. Fostul director, ok, vino mai încoace să nu ne audă nimeni, că poate ne aude cineva și tu, Doamne. Păi și ce ascunde acolo? Nu știu, vedem acum. Săpând mai multe tunele ca să se poată deplasa oriunde, oricând. Deci, efectiv, omul era nebun, adică cam asta scrie aici. Ok, locația tunelelor nu a fost niciodată găsită nici în zilele de astăzi. Cred că până astăzi, sincer. Hai că da. Bă, ciudat că n-a fost... Cum n-a fost găsit totuși? Adică am văzut că era deschisă ușa, nu știu. Poate doar așa se spune legendă și de fapt mai multă lume știe de tunelele astea. Pare un mister mare. Bă, eu cred că mai multă lume știe, că ai văzut că era deschis trapdoor-ul ăla, adică nu știu ce să zic. Dar se spune că directorul a încercat tot felul de experimente și a nebunit complet cât timp a stat sub pământ. Și după aia scrie aici un disclaimer. Dacă această legendă se dovedește a fi adevărată, sunteți rugați să contactați de urgență poliția. Wow, ok, deci...
Da, nu știu ce să zic, Ana. Hai să vorbim asta în altă parte. Hai să vorbim asta în altă parte. Ok, vino după mine. Da, am citit. Frumoasă poveste, dar ne-am dat seama că nu prea credem în porcările alea. Adică, da, nu știu ce... cine a scris chestia aia, dar chiar pare foarte fake. Da, deci, da, vă mulțumim oricând. Oricând, da. Noi o să plecăm că avem ore, da. Hai să mergem, Ana. Oh my god, Doamne ferește. Băi, deci nu pot să cred ce am citit, frate. Deci cineva chiar a scris chestia aia. Băi, nu știu, eu nu cred că suntem singurii care știu de locul ăsta. Iar acum continuăm să mergem. Ok, sau sunăm la poliție. Bun, Ana, fii atentă. Hai să mergem acasă și vorbim despre chestia asta acasă, ok? Hai să mergem întâi acasă pentru că nu e ok să vorbim despre asta aici, ok? Bă, Ana, deci efectiv am un sentiment foarte ciudat. Deci de când am văzut unelele alea și chiar arătau atât de scary. Deci ai văzut și tu cum arătau efectiv? Nici nu mai știu. Am înțeles, deci tu deja ai uitat, nici nu mai știi. Cum facem, ce facem? Nu știu, Ana, nu știu ce să facem, ok? Habar nu am, nu știu ce să facem. Dar pe mine m-au speriat rău de tot. Pare îngrozitor. Bă, oare ar trebui să sunăm la poliție efectiv și să lăsăm toată chestia asta să nu mai, nu știu, să nu ne mai intereseze, pentru că pare ceva destul de serios și nu știu dacă. Eu zic să aflăm ce și cum. Bă, până acum nu ziceai că vrei să suni la poliție, dintr-o dată gata, nu mai vrei să suni la poliție. Păi pare interesant, Luca. Bă, o fi interesant, dar tu îți dai seama dacă ăla chiar e vreun nebun sau ceva, adică e super riscant să facem o chestie genul, nu știu. Oh my god, gândește-te că au mai încercat oameni. Da, bă, nu știu, e ciudat că era și trepdorul ăla deschis. Bă, nu știu ce să fac, bă, Ana. Chiar nu știu ce să facem. Deci efectiv să sunăm la poliție, să mergem noi și noi am putea afla misterul. Bă, am putea afla, dar nu singur, nu știu, ne-ar trebui niște ajutor. Poate directorul încă mai umblă prin școală seara probabil. N-am fost noi seara și nu s-a întâmplat nimic când am fost noi seara prin școală. Păi știa că suntem noi, probabil. Mamă, zici tu? Oh my god, nu știu ce să spun. Deci sunt foarte multe teorii. Ok, sunt foarte, foarte multe teorii. Ok, am o părere despre toată chestia asta, Ana. Să-mi spui ce părere ai. Eu zic așa. Hai să lăsăm lumea din comentarii să ne spună ce ar trebui să facem, pentru că nu știu ce să fac nici eu și tu par destul de confuză și lumea cred că ar trebui să ne spună, bă, ar fi bine să faceți aia, ar fi bine să sunați la poliție, să mergeți voi, să vorbiți cu cineva. Habar n-am, nu știu, eu zic așa, e cel mai bine, pentru că lumea cred că știe ce să ne spună, că eu momentan nu am nicio idee și mi-e frică să merg și la poliție, parcă pentru că pe de o parte vreau să rezolv misterul, dar pe de alta mi-e prea frică să mă duc acolo și nu știu ce să facem. Este foarte misterios totul, nu înțeleg exact, dar gândește-te că am putea totuși, am putea să ne facem rost de niște arme, niște armuri, e înspăimântător, da, știu, dar am putea să facem rost de un pickaxe și să desigilăm tunelele alea, știi ce zic, dar nu știu, eu zic să ne lase lumea în comentarii și vedem ce facem mâine. Habar n-am, asta zic și eu. Ok, hai să ne liniștim, ne prefacem că n-am văzut nimic. Așteptăm să vedem ce zice lumea și vedem data viitoare, ok? Ne culcăm și lăsăm pe mâine. Clar, 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 nu știu, dar eu mă bag la niște Luca Luke să mă uit, ești nebun că mi-a ajuns ziua de azi. Efectiv, dă-i cu Luca Luke că așteptăm să vedem ce zice lumea, Ana. Așteptăm să vedem ce zice lumea. Ți-aduc o cafea. Mersi mult, Ana. Chiar am nevoie de o cafea, sincer, după toată nebunia asta. Chiar m-ar... Ah, da, mulțumesc, Dan, și niște brânză, sigur. O cafea cu brânză merge perfect după toată nebunia asta. Ok, Ana, unde e? Ești, vină încoace că trebuie să vorbim. Astăzi este ziua cea mare. Știi ce se întâmplă astăzi, da? Deci, astăzi, zi tu, Ana, ce facem astăzi? Vedem tunelele, exact. Deci ne-am decis până la urmă, nu vrem să sunăm la poliție și va trebui să mergem să vedem ce este acolo cu ochii noștri, pentru că poate oricine face nebunii pe acolo, poate are conexiuni cu poliția și poate nu o să ne ajute deloc poliția. Deci trebuie să mergem să vedem noi despre ce e vorba. Oare ce o fi acolo, Luca? Nu știu. Eu sper să nu fie ca legenda, să fie ceva foarte, foarte horror. Habar n-am. Adică sunt niște tunele ascunse sub școală. Ce poate se întâmple sub o școală? Sper să nu fie ceva atât de horror pe cât se spune și chestii de genul, dar habar n-am, Ana, nu știu. Vezi că am dat comandă de niște echipamente, cred că am dat cam ultimii noștri bani pe echipamentele alea și trebuie să vedem dacă o să găsim ceva nebunește pe acolo sau nu. Deci am comandat niște armuri, am comandat niște unelte. O să fie interesant, dar este înfricoșitor puțin, ce puțin, că nu mai pot de frică. Deci efectiv acum trebuie să așteptăm echipamentele alea. Așteptăm să se lase seara, deci e și vineri. N-ar trebui să fie nimeni la școală deodată ce se face seara. Dacă se face seara și e vineri, automat trebuie să fie toată școala goală. Și mergem acolo și vedem ce se întâmplă, Ana. Trebuie să așteptăm echipamentele în primul rând. Deci mergem, normal, mergem în seara asta, da. Nu știu ce părere ai tu, dar mie mi-e cam frică și cam vreau să mănânc un burger și cred că iar n-avem burger. Este, avem numai de ăștia vegetarian. Bă, nu mai suport burger vegetarian dacă mănânc doi. Hai că dorm până se face seara. Da, ok, hai să dormim până se face. Bă, de fapt e un plan destul de bun, că dacă stăm toată seara ar trebui să ne băgăm la somn, să ne odihnim și noi puțin. Păi asta spun. Da, du-te tu la somn și eu aștept să vină echipamentele și dacă e mă mai culc eu după puțin.
puțin, dar la ora 10 n-ar trebui să mai fie nimeni, Ana, fii atentă, la ora 10 plecăm spre școală și vedem ce se află în tunelele alea. Mă trezești? Da. Ok, du-te la somn, Ana. Oh my god, nu pot să cred că facem chestia asta. Inițial voiam să sunăm la poliție, doar că efectiv nu știu la ce să mă aștept acolo. Poate nu-i nimic, poate e ceva foarte, foarte grav și dacă e ceva super periculos și e cineva mână în mână cu poliția, nu o să ne ajute, așa că trebuie să ne descurcăm singuri. Așa că o să stau aici, aștept echipamentele să vină și după aceea se lasă seara și mergem acolo să vedem despre ce e vorba. Ana, nu pot să cred că suntem aici în fața școlii și chiar facem chestia asta. Deci, efectiv, acum că chiar o facem, parcă-mi vine să nu mai facem chestia asta. Ce părere ai? Eu zic să nu mai facem asta și să mergem acasă. Cât de ciudat arată școala? Păi pentru că nu e lumină, da, aia zici că arată ciudat. E toată întunecată, da, știu, ok. Deci fii atent, Ana, am pregătit echipamentele, vină cu acestea. Stai așa, stai așa un pic, bă, stai așa un pic. Să fim și noi echipați înainte de orice chestie, nu? Deci fii atentă. Avem așa, deci am luat un set de armură. Chestiile astea ar trebui să fie de ajuns, zic eu. Deci mai mult n-am avut bani, efectiv ăsta a fost bugetul. Asta este armura noastră să ne apere de orice este pe acolo. Ok, e fix ce trebuie, ok, ok. După aia am luat cât un pickaxe pentru fiecare. Deci ai și tu un pickaxe, am și eu un pickaxe. Ai 16 pâini, am și eu 16 pâini. Și avem o singură lopată. N-am mai avut bani nici de armă și nici de două lopete. Am luat o singură lopată și pe asta la reducere. Vreau eu lopata. Ok, hai că îți dau ție lopata dacă e nevoie de ceva. Ți-o dau ție. Și mai avem niște torțe. Uite, ți-am dat jumătate din torțele mele. Am luat un stack de torțe. Cred că am avea cam tot ce ne trebuie, zic eu. Acum, sper să nu fie nevoie să ne batem. Dacă e ceva acolo și trebuie să ne batem, Ana, fii atentă, stai așa un pic. Deci dacă e ceva de bătut și e ceva foarte, foarte horror, ne întoarcem și abandonăm tot. Dau cu lopata, bă! Nu, deci dacă vedem ceva prea traumatizant, va trebui să plecăm și chemăm poliția. Deci, dar mi-e frică, Luca. Păi și mie mi-e frică, ce vrei să facem? Ana, a venit momentul, trebuie să o facem. Deschizi tu sau deschid eu ușa? Hai zi, îmi este frică și mie mi-e frică, Ana. Ia, ce se aude, mă? Aud ceva chestii. Oh my god, ai auzit și tu? Aud ceva chestii, Ana, și nu prea-mi place, nu mai vreau. Da, nu mai putem să mai dăm înapoi, Ana. Am zis că facem chestia asta și se tot aud chestii pe aici. Deja mi-e frică, Ana. Deja mi-e frică. Nu știu ce se aude. Nu știu ce se aude, dar deja mi-e frică, Ana. Efectiv mi-e frică rău de tot. Ok. Hai să mergem încet. Să nu fie vreo alarmă sau ceva la ora asta, nu știu. Ce asta? Nu știu. Nu știu, ok. Cred că e ceva ciudat cu școala asta. Hai, vino încoace după mine. Ignoră orice, Ana, pe noi ne interesează tunelele în secunda asta. Oh my god, bă, dar e întuneric, bezne, ești nebun. Hai să mai aprindem un pic luminile pe aici. Măcar să fie mai. Bă, ce dai, mă, mine? Mă și sperii. Stai să aprindem luminile, să fie puțin mai așa. Oricum n-are cine să vadă la ora asta în mod normal, nu? Adică ar trebui să fie tot ok, nu vă pe nimeni pe acolo. Tu primul, eu primul, faci mișto de mine? Cred că faci mișto de mine. Bă, nu mai dăm în mine. Doamne ferește. Ok, vino cu aceana. Ok, acum sau niciodată, Ana. Acum ori niciodată. Ok, ok, bine ați venit în tunele. Tunelele au fost sigilate. Plecați de aici. Da, ne place ce vedem. Ana, pregătește-te că mi-e frică rău de tot de ce urmează să vedem pe aici. Ok, deci ce trebuie să facem noi oare? Hai să începem de aici cu ăsta din stânga de aici. Ah, da, sigur, poți să spargi lanterna aia. Bă, de ce îi spar lanterna? Că efectiv aici gen ar trebui să fie lumină, să fie ok, să avem. Păi avem. Păi cum adică că vedem deja cu astea pe aici? Ok, vino cu acestea, așa să pun asta. Pe ce o pui acolo că am adus torțeana, nu le-am adus degeaba. Oh my god, uite câte capete din astea sunt pe aici. Ok, ok. Da, sigur vrem să mai facem chestia asta, Ana, pentru că eu nu prea vreau să o mai fac. Nu vrei să mergem acasă și gata? Adică cred că am explorat. Nu, bă, vino înapoi, Ana. Oh my god, Ana chiar se duce acasă. Vino, mă, înapoi deja. Am zis că facem chestia asta, acum trebuie să facem chestia asta, Ana. Hai, treci înapoi în tunele. Trebuie să mergem acum. Aia e. Ce o fi, n-are ce se întâmplă atât de rău. Vino după mine. Hai să desigilăm primul tunel. Hai să vedem ce se află aici. Ok, hai să vedem. Deci 0041 are și numere, ești nebun. De ce spargi în partea ilaltă? Oh my god, ok, ok. Deci acum, hai să începem să punem o torță măcar pe aici. Mamă, dar nu vezi nimic, frate, e beznă. Ok, Ana, calmează-te. Mamă, dar se aude ceva pe aici, Ana. Ana, se aude ceva aici. Bă, cine mă ăsta? Ana, scoate lopata la el. Dă-i cu lopata. Doamne. Bă, sunt zombi prin ăsta. Doamne, ferește, ok. Ce se întâmplă aici? De ce e un chest aici? Da, văd niște oase, gen. Văd niște oase, Ana. Asta n-are cum să fie bine. Și un painting. What? Ce se întâmplă, bă, aici? Ok, ce chestia asta? Urăsc locul ăsta. Cineva a scris că urăște locul ăsta în tunelele. Oh my god, stai așa că mi-e frică rău de tot. Ok, deci nu mai e nimic aici. E fundătură, ești nebun? Dar stai că am văzut ceva aici. Deci urăsc locul ăsta. Ok, ce se întâmplă, mă, aici? What? Un zombie care se dă în asta? What? Ce se întâmplă? Oh, what? Ana? Ana? Oh my god, Ana, vino încoace. Ana, vino încoace. Ana, ajutor, ajută-mă. Ana, vino încoace secunda asta. Ana, vino aici.
aici? Unde ești? Sunt sub tine, sunt jos aici. Sapă ghe... Oh my god, ce a fost asta? Sapă zăpada asta. Ajută-mă. Doamne ferește, ce a fost asta? Oh my god, ce... Mamă, n-a mai rămas nimic din locul ăsta, ești nebun? Doamne, tu știi ce mă aștepta aici? Era haita de moștri, de zombi, de toate, ești nebun? Oh my god, ok, se topește gheața, ar trebui să plecăm de aici. Deci asta era ca un fel de capcană pus aici? Oh my god, ok, vino cu acea, vino cu acea. Hai să săpăm afară, hai să ieșim de aici. Doamne, ce se întâmplă? De ce e un cap aici? Nu știu, că am văzut și eu chestii cu capete și de astea am un cap la mine în inventar. Doamne ferește, hai vino cu acea, vino să ieșim de aici. Vino să ieșim de aici, că mi-e frică rău de tot. Oh my god, ce m-a speriat ăsta. Doamne, de ce un zombie care se dă într-un dăsta aici, bro? Oh my god, dai. Bate-te cu el că e jale. Oh my god, Doamne ferește. Ok, ok. Calmează-te, Ana, calmează-te. Nu s-a întâmplat nimic. Ok, încă e foarte mult tunel pe care nu l-am explorat. Ce e asta? Nu știu, scrie ceva pe astea, nu scrie nimic aici, nu? What? Ce se întâmplă aici? Stai așa să vedem, vino cu ace. What? Și aici ce este? Ai, doar era mascat cu tablou tunelul ăsta, dacă intrai. Uit, e același tunel pe unde am intrat pe acolo, Ana. Deci noi am intrat pe acolo și noi am ajuns în următorul tunel ăsta. Ah, și ăsta e următorul din partea asta altă. Deci sunt toate conectate. Mă sperie, nu mai vreau. Ți se pare că mie îmi place ce se întâmplă aici, Ana, dar deja suntem aici. Ok, nu știu ce să zic. Habar nu am. Oh my god, hai să mai punem aici o lumină. Deci mi-e frică rău de tot. Bă, aici e ceva, mă? Ok, vino încoace că mi-e frică să nu mai dau de o capcană ceva, Ana. Ce faci, bă? Doamne ferește. Ana se dă în carusel. Asta ne mai trebuie. Ana, vino încoace că mi-e frică rău de tot. Vino încoace cu mine. Doamne. Oh my god, nu mă mai speria și tu, că asta mai trebuia la ora asta. Doamne ferește, mănâncă niște mâncare pe acolo. Oh my god, da, mulțumesc că pui chestiile astea pe jos pe care eu le-am pus acolo ca să nu le mai văd, că mi-e frică rău de tot. Oh my god, ok, vino încoace. Mai e ceva aici, mai văd e un semn ăsta. Nu mai rezist mult timp aici. Măi, e cineva care locuiește în tunelele astea, Ana. Bă, tu crezi că mai e pe bune povestea aia? Crezi că oare fostul director, oare crezi că ține face experimente pe oameni aici sau ce se întâmplă? Ce sunt cu toate astea? Habar nu am. Nu știu ce se întâmplă, dar mi-e frică rău de tot, ok? Hai să ieșim. Nu știu dacă vreau să ies, Ana, nu știu dacă vreau să ies acum, că tot dacă am ajuns până aici, am explorat deja 3 tunele, mai avem încă 3 tunele și astea sunt, cred. Sper să nu găsim mai multe chestii pe aici, dar ar trebui să găsim pe cineva, adică pare că cineva locuiește pe aici și noi suntem doi oricum și avem arme, avem totul pregătit, adică ar trebui să fie ok, cred. Ana, cred că a venit momentul să explorăm și cel de-al doilea tunel, adică mă rog, cele de a trei tunele, dar sunt 3 într-unul, adică noi am explorat peste tot pe aici, deci astea au fost, nu mai vreau. Bă, vrei să mergem acasă deja? Zici că ar fi mai bine să sunăm la poliție, dar deja am explorat jumătate din ele. Adică chiar crezi că ar fi cazul să sunăm acum la... Ah, ok, deci Ana deja se apucă să-l desigileze pe ăsta. Ok, Ana, nu știu cum te hotărăști tu să faci chestiile, dar hai să mergem. Hai, desigilează-l pe ăsta și hai, ce-o fi. Deja am explorat jumătate, deci ar trebui să fie ok, Ana. Nu cred că mai sunt atât de multe chestii oribile de văzut, ok? S-ar putea să ne descurcăm. Hai să vedem ce se întâmplă. Mai văd un semn aici, mai văd un semn. Ia, ajutor. Ok, scrie ajutor. Nu prea-mi place ce se întâmplă aici. Aud un schelet pe undeva pe aici. Ok, bine că ai pus asta aici. Oh my god, nu mă mai împinge, mă, ce faci? Mi-e frică de ce o să găsesc aici, Ana. Ce se întâmplă, mă, aici? Mai e lopata aia cu tine să le dai în cap? Ok, deci nu văd nimic. Deci aici pare clean. Ok, deci aici este un tunel. Stai așa, că am găsit și aici un chest, e ceva, uite. Da, am văzut chestul ăsta. Ce se întâmplă? What, ce chestie asta? Ai grijă aici, ai grijă. Ai grijă, dă-te spate! Ana, oh my god, stai așa că te salvez eu, Încerc să te salvez, Ana. Ok, cred că e ok. Doamne, bă, ai grijă ce faci, Ana? Ai grijă ce faci, Doamne, era să mori. Era lava acolo, mulțumesc. N-ai pentru ce, dar ai grijă. Doamne, ce încestul ăsta aici? Niște pizza și... Ce era aia? Ai luat o armură cumva? Ai găsit o armură acolo, lol. Ia stai, deci niște pizza și Rotten Flesh. Ok, pizza asta nu știu cât timp e. Nu cred că ar trebui să o mâncăm totuși, Ana. Cred că mai bine o lași acolo, sincer. Ok, avem o armură. Știi ceva? Pune tu pe tine, pentru că... Ok, cred că mi-e mult mai frică cu tine decât mi-ar fi să pățesc eu ceva, știi ce zic? Adică mai bine ești tu mai în siguranță. Ok, deci asta e un chest cu chestia. Am văzut că... Stai așa, hai să nu-l luăm pe aici. Ana. Mai era o intrare pe acolo. Hai să vedem pe acolo. Hai să lăsăm capcana aia. Dar ai grijă că vedem că sunt capcane. Deci ai văzut că sunt capcane peste tot. Deci ăsta ar trebui să fie cam ultimul tunel, Ana. Ce se întâmplă aici? Nu știu ce se... Oh my god, e un schelet acolo. Ai grijă, Ana. Ai grijă, Ana. Ok, vino cu acea. Hai să-l batem. Vino cu acea. De pe el. Oh my god. Ok, am luat o cască. Dar nu ne ajută cu nimic casca asta. Ok, deci pe aici era cap
capcana aia. Ok. Bă, 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 ce acolo? Nu, nu, Luca, nu. Ce mai aici? Ce se întâmplă? What? E un pat aici, Ana. Ok, cineva locuiește aici, Ana. Cineva locuiește aici, cineva locuiește aici. Ok, mi-este frică. Stai așa, stai așa un pic, că suntem foarte aproape să aflăm ce se întâmplă, Ana. Simt chestia asta, ok? Simt că suntem foarte aproape. Deci e un pat aici. Ok, ok, e un pat. Și ce e asta? Stai așa, dă-te, e o carte aici. Stai așa, stai așa. Ok, văd că mai e o lumină acolo. Hai să lăsăm asta momentan, să nu vină nimeni. Stai așa, mai e un bloc, pune un bloc aici în caz de ceva. Ok. Hai să citim despre ce e vorba, Ana. Hai să vedem despre ce e vorba înainte să mergem acolo, că mi-e cam frică. Deci fii atentă. Dragă jurnalule, e un jurnal, Ana, e un jurnal ăsta. Ok, deci suntem aproape să aflăm. Nu știu al cui e. Vedem acum. Suntem foarte, foarte aproape să aflăm ce se întâmplă, ok? Dragă jurnalule, deja simt că înnebunesc complet aici. Nebunul abia mă hrănește și mă tot mută dintr-un tunel în altul. What? Cum adică dintr-un tunel în altul? Că astea sunt conectate. Oare se referă la alea dinainte unde am fost noi și ăsta? Că se tot schimbă? Eu nu înțeleg nici eu. Deci nu înțeleg cum adică dintr-un tunel în altul, odată la ceva timp. Altceva nu am ce face toată ziua, sunt prea slăbit să mai scap de aici sau să fac orice. Cred că sfârșitul este aproape. Georgescu. Ana, îți spune ceva numele Georgescu? Georgescu, da, îți spune ceva numele Georgescu? Nu-mi sună deloc cunoscut, nu știu cine e Georgescu. E numele vechiului director Georgescu? Oh my god, ziceau oamenii. Așa se zvonea. Oh my god, deci vechiul director e ținut aici, captiv? Stai așa, nu înțeleg, nu înțeleg. Stai un pic că nu înțeleg. Cine poate să-l ține? De către cine? Dar cine poate? Oh my god. Ana, oare crezi că o să găsim ceva după peretele ăsta? Dacă săpăm acolo, că ăla e singurul loc unde nu am fost. Mergem. Bă, deja e prea târziu să mai dăm înapoi. Eu zic că e prea târziu deja, Ana, să mai dăm înapoi. Ok, Ana, mi-e frică de ce o să găsim aici și efectiv nici măcar nu cred că mă mai ține pickaxe-ul atât de mult, că l-am folosit să mă bat cu el. Doamne, nu mai vreau. Bă, nici eu nu știu ce sunt. Oh my god, dar nu mai ta în mine. Oh my god, mi s-a spart și ăsta. Du-te tu prima acum, du-te tu. Că nu mai am nimic, nu mai am nici armă, nu mai am nimic efectiv. Du-te tu și vezi ce se întâmplă. Ok, deci avem aici mai multe Uite un chest acolo, Ana, uite un chest. Ok, vino încoace, dar încet, 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 ok? Vino încoace. Oh my god, ce se întâmplă mai aici? E un dăsta de lavă și un chest cu o felie de pizza, niște rotten flesh și o sticlă de apă și niște morcovi. What? Asta e loot de zombie, ești nebun? Deci cine stă aici, se bate toată ziua cu zombie și cam atât. Ne întoarcem, gata acum. Ana, nu putem să ne întoarcem acum, suntem prea aproape să aflăm ce se întâmplă. Stai. Bă, Ana, Ana, cine e acolo? Ana, ce se întâmplă? Ana, vino cu treci înapoi, vino cu acea. Ana, nu poți să pleci acum. Ok, mă duc să vorbesc. Vino cu acea, te apăr eu. Vino cu acea. Bă, ce se? Cine ești? Cine sunteți? Cine sunteți? Ce faceți aici? Ce se întâmplă? Ce e toată chestia asta cu tunelele? Ana, stai, ai grijă, stai în spate. Cine ești? Cine sunteți? Cine sunteți? Noi v-am întrebat cine sunteți. Vă rog, nu-mi faceți rău. Sunt deja destul de slăbit din cauza poțiunilor pe care mi le dă zilnic. Domnul director Georgescu? Da, eu sunt directorul Georgescu, fostul director. Sunt ținut prizonier de către directorul actual de când mi-am dat demisia. Oh my god, Ana, deci de fapt directorul de acum a făcut toate chestiile astea? Oh my god, nu-mi vine să cred. Doamne ferește. Ok, deci acum are sens, acum totul are sens. De-aia nimeni n-a găsit tunelele, pentru că normal că directorul știa de ele, pentru că e parte din liceu, din școală, e un om rău. Oh my god, nu pot să cred. Își dorea atât de mult puterea de a conduce o școală încât într-o seară a venit la mine acasă, m-a răpit și m-a aruncat în tunelele acestea. Doamne, ok, Ana, ok. Deci acum are sens totul. Ok, noi am auzit legenda, se spune că dumneavoastră ați înnebunit și că locuiți aici sau ceva de genul, dar efectiv nimeni n-a găsit tunelele până acum. Hai să chemăm poliția, trebuie. Păi asta zic și eu, acum trebuie să chemăm poliția, nu? Poliția niciodată nu a găsit nimic și a făcut-o să pară că doar am plecat din țară. Oh my god, ok. Am fost hrănit cu o felie de pizza pe zi și în rest doar poțiuni care să mă țină slăbit și să nu pot să fac mai mult decât să mă mișc. Doamne ferește, deci asta este. Da, nu putea să plece de aici, efectiv din locul ăsta. Oh my god, ok. Deci trebuie să chemăm de urgență poliția. Asta cred că trebuie să facem acum, nu? Dacă poliția n-a găsit nimic niciodată și așa și ăsta a făcut să pară de parcă. Da, exact, bravo, bine că i-ai dat niște mâncare, că cred că moare de foame chiar că. Stai să-i dau și eu de la mine, că totuși băgați aici și mâncați. Trebuie să mă ajutați, vă implor, chemați poliția. Nimeni nu a găsit tunelele până acum, dar grăbiți-vă, pentru că de obicei în weekend vine și verifică tunelele și dacă vede ceva diferit o să știe că cineva a fost aici. Oh my god, Ana. Ok, trebuie să ne grăbim, trebuie să ne grăbim. Nu veniți cu noi? Nu vreți să veniți cu noi? Eu momentan sunt prea slăbit să mă pot mișca. Oh my god, ok. O să ne întoarcem, ne vom întoarce. Ok, Ana, trebuie să mergem de urgență să chemăm poliția. Venim cu... Da, exact, o să aducem ajutoare, ok? O să aducem ajutoare. Da, uitați să vă apărați în caz de ceva și
aveți și asta și nu știu ce pot să vă mai dau. Niște torțe, abar n-am, o să ne întoarcem. Deci ne vom întoarce, ne vom întoarce. Ok, hai. Ana, hai să plecăm repede, să chemăm poliția, nu mai avem timp. Nu mai avem timp de așteptat, că dacă vine nebunul ăsta și ne găsește aici, e jale. Hai, vino. Ai grijă, aici e capcana aia. Vino încoace, hai să ne grăbim de urgență. Doamne, deci te-ai fi așteptat vreodată că e directorul ăsta? Mamă, nu-mi vine să cred nici acum. Poți să spargi? Sparge asta, că eu nu mai am pic. Sparge. Hai de urgență, trebuie să chemăm poliția de cea mai mare urgență, ești nebun? Hai repede. Domnule director, arătați mult mai bine acum și chiar pare că v-au revenit așa forțele, sincer. Nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru ajutor. O să vă fiu recunoscător pe veci. Nu aveți pentru ce, domn director. Ne bucurăm că sunteți bine și totul este ok și așa. Răule. Da, răule, ești un nesimțit. Cum ai putut să faci toate nebuniile astea și chiar păreai de treabă? Nu pot să cred că s-a aflat. Asta nu se termină aici. O să mă ocup eu și de voi, copii băgăcioși. Auzi ce ne zice? Unde te crezi, bă, Scooby-Doo? Du-te, înfunzi pușcăria să nu te mai văd. Doamne, tu și profesorul de mate. Exact. Doamne, ia, ce faci, bă, îl pui aici? Bă, stai mă că nu-i pușcăria aici. Doamne, ferește, domnul agent de poliție, sper că v-am fost de ajutor cu toată situația asta. Mulțumim că v-ați ocupat de cazul acesta, copii. Încercăm să-l prindem de ani buni, dar niciodată n-am putut găsi tunelele. Felicitări. Vă vom trimite un cec de 1000 de lei acasă pentru ajutor. Suntem bogați, Ana. Uite că ne-a ajutat și pe noi chestia asta că l-am prins. Nu doar așa că am făcut un lucru bun, ne-am îmbogățit. Exact, Ana. Bine, rău. Doamne, uite că toate se termină cu bine când da, nu știu cum se zice, dar mă rog. Bă, nu fură, mă, poliția, că ne fură, ne amendează ăștia. Doamne, ferește. Da, noi o să plecăm acum până nu vă încurcăm mai rău, dar domnii agenți de poliție, v-ați mișcat foarte repede cu arestarea și vă mulțumim. Hai acasă mai repede până nu facem ceva greșit. Domnul director, sper să ne auzim cu bine și sper să fiți ok și aveți grijă de dumneavoastră. Vă luați niște bodyguards, ceva, habar n-am, pentru că cine știe, se pare că multă lume vă vrea rău. Uite cum e nebunul ăsta de aici. Hai, Luca, haideți că am plecat. Da, aveți grijă de dumneavoastră, domni polițiști, tot respectul. Salut, o zi bună. Hai, Ana, hai acasă. Doamne, ce zi nebună a fost asta. Nu pot să cred că noi doi am reușit să rezolvăm misterul tunelelor de sub școală. Bă, tu-ți dai seama? Oh my god, felicitări, Ana. Merităm să mergem să mâncăm niște înghețată pentru asta, ești nebun? Hai, fac eu cinste cu niște înghețată, Ana. Că am avut dreptate cu tunelele, da, bravo, Ana. Hai că fac cinste cu înghețată. Hai să mergem acasă.